2, 2, 2, 2, 10. Hai că acum ar trebui să se audă. Scuze de această mică sincopă tehnică. Sper că m-au zis bine acum. Sper că nu v-am spart urechile. Super. Mă bucur să fi rezolvat această problemă. Bine ați venit în această seară la un nou live care sper să fie instructiv și interesant pentru că Astăzi analizăm lucruri și încerc să vă împart din cunoștințele mele, din felul cum privesc eu lucrurile, din um, experiența mea de până acum în mai multe direcții, în mai multe uh, zone. Unul din ele este ăsta de job description-uri, CV-uri, profile de LinkedIn, portofolii, tehnologii web și site-uri de la voi, care pot să fie site-urile voastre sau pot să fie site-uri publice. Um, prin, pe, la ce mă refer? Să vă explic fiecare lucru în parte. La job description mă refer la faptul că aș vrea să ne uităm, spre exemplu, să luăm un tip de job oarecare și să ne uităm la ce fel de anunțuri sunt disponibile acum pe site-urile mari de profil din industrie. Pe LinkedIn, pe eJobs, pe Best Jobs și așa mai departe. Și să analizăm cât de bine sunt făcute job description-urile alea și la ce o să vă așteptați voi în momentul în care aplicați la joburile alea. Apoi, dacă vreți să vă analizez CV-ul sau portofoliul, uite, o să deschid chiar acum Discord-ul, pentru că ieșisem pentru un moment, și o să primesc submission voastre, linkurile sau CV-urile pe Discord. Pe canalul de discord de pe serverul meu uh, care se numește devaluat în live o să vă dau acum un link către discord în uh, chat <laughs> sunt live pe TV super tare așa un moment vă rog să iau linkul de discord și să-l pun aici cu voi în chat l-am pus pe, pe YouTube dar cred că aș putea să-l pun și pe Facebook. Ia să vedem. Pe Facebook mă uit destul de rar la mine în timp ce sunt live, dar hai să vedem. Bun. Am pus deci și pe YouTube și pe Facebook canalul de Discord. De ce vreau pe Discord? e simplu. Pe Discord, practic, avem acces la linkuri și la fișiere. Linkurile și fișierele pe YouTube, cel puțin, și pe Facebook, ocazional, au probleme. Adică pe YouTube nu se pot pune linkuri, efectiv. Încă n-am rezolvat problema, nu mi-au răspuns cei de la suport de la YouTube. Uh, și deci de asta ziceam că mai bine ne bazăm pe Discord unde știu, știu sigur că merg linkurile și că nu sunt probleme. Uh, merg atât de bine linkurile încât cineva a pus din greșeală, mă rog, fiind uh, sub influența unui uh, script malicios, niște linkuri chiar zilele trecute pe care eu l am văzut destul de târziu. Sper că n-ați dat click pe ele. Uh, și dacă ați dat, uh, puteți să vă instalați un malware byte și o să vi le scoată uh. Toate, toate problemele pe care care vin cu malware ăsta care se distribuie foarte rapid, din păcate. Bun, hai să ne uităm puțin prin comentarii. Andrei Ioja, cursul de frontend o să fie free, 100%. Curs care e pe ultima 100 de metri. De fiecare dată zic asta și de fiecare dată... Uh, mai găsesc lucruri pe care ar trebui să le adaug la curs, dar o să încep efectiv să filmez. Asta e, asta e important. Uh, faptul că nu o să fie stabilizat, uh, stabilizată programa din prima, asta o să vedem pe parcurs. Dar uh, live-ul următor voi fi publicat deja un uh, video și vreau să ne uităm pe uh, programa cursului împreună. Sper să o termin până atunci, dar nu promit nimic. Adică încerc să lucrez la ea și chiar, chiar și neterminată vreau să o analizăm. <coughs> da, bine că nu era... Mă Bine că nu era un rootkit sau ceva. Ok. Mulțumesc de atenție, First Night, oricum. <coughs> Bun. Um, ziceam de job description că aștept job description uh, dubioase pe care le-ați întâlnit în ultima vreme sau care sunt prea bune să fie adevărate sau care vi se par că merită analizate uh, pe Discord, în mod ideal, că sunt linkuri uh, și dacă nu găsiți, o să căutăm noi, o să-mi sugerează niște joburi și o să căutăm joburi, adică job descriptionile de pe site ul astea de joburi pe care să le analizăm așa în diagonal, adică nu voi alege două, trei anume, o să iau la întâmplare câteva să ne uităm la calitatea overall, fără să fie neapărat o critică directă, o să fie o critică indirectă la adresa companiilor care le postează, dar asta e, asta e realitatea, adică nu filtrăm nimic aici, nu, nu este staged nimic din ce facem în seara asta. Așa, Uh, ia să vedem for ne backdoor am înțeles, nasol uh, dorin trușcă dorin.mele e un domeniu intuiesc da, perfect o să-l adăugăm pe listă și o să ne uităm la el imediat. Bun. Deci, pe lângă job description-uri, aștept de la voi CV-uri, cum ziceam, profile de LinkedIn, orice vreți analizat de mine în seara asta. În funcție de câte se strâng, o să încerc să comprim sau să extind timpul alocat fiecăruia, dar cu siguranță o să mă uit pe toate, asta e promisiunea. Apoi, portofolii, la fel, dacă aveți un site făcut de voi sau un design făcut de voi sau absolut orice pe care aș putea să mă uit și să-mi dau cu feel free to share. Aici, pe, în special pe Discord, fiindcă puteți să, pune, să puneți link-uri și arhive, Da, mă rog, merge și cum a făcut Dorin aici, ne-a dat un domeniu. Bun. Uh zici zice am văzut un job de QA care necesită cunoștință de Chrome DevTools. <laughs> Dar la ce mai exact se referă prin asta? Da interesant nu am, am văzut foarte raspre deloc Chrome DevTools ca fiind o cerință a unui job. De obicei Chrome DevTools e o altă implicită în momentul în care faci web development <coughs> front-end da și unul și back-end. Uh, probabil că un om care face QA și care are nevoie de Chrome DevTools, probabil că va trebui să facă debugging de cod. Să se uite efectiv în interiorul codului și să vadă ce se întâmplă. Uh, George, am dat mai sus un link, uh, ideal ar fi să fie pe, pe Discord-ul aici. Pentru că pe YouTube și pe Facebook, din păcate, adică pe Facebook e mai puțin problematică situația, dar pe YouTube scoate YouTube linkurile. Deci ori puneți linkul, uite, asta e linkul corect de discord, dar linkul incorrect între ghilimele sau linkul fără domeniu este asta. Merge și așa. Deci dacă vreți să puneți așa linkurile aici, puteți să le puneți și aici. Dacă nu, le aștept pe discord pe uh, canalul. Uh, de în live channel. De fapt, pe canalul de în live, așa se numește, pe serverul respectiv. E ok și în privat, o să mă uit și la alea din privat, nu e, nicio problemă. Te trec aici pe listă. Ideea e că dacă primez multe în privat, o să îmi fie mai greu să-mi împart atenția între ele și Uh, adică ideal ar fi să fie un singur loc în care mă uit, dar uh, acum că sunt puține, te iert. Așa, o să-mi fac aici o listă de orele ori pe care aș vrea să le deschidăm pe rând. Bun. Uh, am fost surprins plăcut, foarte plăcut, de numărul de oameni care au votat în polul despre ce facem astăzi. Mai exact, uh, hai să vă și arăt. Ia să vedem, o să pun Discord aici și o să pun Streamlabs-ul aici și o să fac asta mai mic. O secundă, trebuie să-mi rezolv un pic aici bucătăria tehnică. Cred că mai trebuie un alt trei la monitor sau ceva. Așa. Uh. Petrișor, nu e absolut nicio problemă că ești încă la facultate. Dacă, dacă, ai un portofoliu pe undeva pe acolo, ești, ești bine. Adică ai deja șanse de angajare. Ok. Bun. Așa, revenind la lista asta, ca să, vă, să termin de explicat. Deci, la job description am înțeles, -ă, sper că ați înțeles. E vorba de joburi dubioase sau de uh, anunțuri în general de joburi, să vedem cât de bine sunt scrise și cum ar trebui să fie scrise sau la ce să vă așteptați în momentul în care cineva scrie un anunț de job într-un fel sau altul. Apoi, uh, CV-uri și profile de LinkedIn e destul de clar. La portofolii am zis că aștept arhive sau linkuri, preferabil linkuri, uri uh, deși și arhivele sunt acceptabile dacă sunt fișiere statice nu cred că o să vreau să pornesc un server de nou în seara asta. Deci, ideal ar fi să fie ori fișiere statice, ori uh, deplate undeva, dacă le aveți. Apoi, uh, la partea de tehnologii web, uh, am primit niște uh, sugestii să... De fapt, am tot primit întrebări pe parcursul live-urilor de până acum, întrebări legate de ce tehnologie să folosesc în cazul X, ce, ce tehnologie să folosesc pentru proiectul Y, și așa mai departe. Și o să încerc să le tratez și pe astea. Dacă există astfel de întrebări, adresați-mi le și încerc să le răspund fără... Adică pe parcursul live -ul. Ok, și ultima parte și cred că cea mai interesantă, deși au votat relativ puțini oameni opțiunea asta, este să analizăm niște site-uri care sunt acum live, fie ale voastre, fie ale oricui, poate fie, nu știu, magul să zicem, să vedem cât de bine sunt făcute, tehnic vorbind, și nu numai, și din punct de vedere al designului. Am mai văzut video din asta pe YouTube și mi s-au părut relativ superficial. Adică eu aș vrea să intru un pic mai mult în detalii. Măcar un site de genul ăsta, dacă analizăm astăzi, eu sunt happy. Bun. <laughs> al treilea monitor for the win. Da, să știi că s-ar putea să se ajute, dar uh, va trebui să-mi schimb birou, probabil, ca să-mi încapă și al treilea. Sau va trebui să-mi dau uh, uh, PC-ul jos de pe birou, fiindcă momentan e aici lângă mine și îmi place să fie așa că e RGB și îl văd. Dar vedem. Bun. Uh, uitați, mai scris câte ceva în chat maxim vizitiv, am început de curând să mă aventuriz în treaba asta cu Front Development și pot spune că ai un material foarte bun, mulțumesc frumos. Uh, e plăcerea mea să știi și fac asta ca să vă dau alternativă la uh, toate promisiunile uneori în van și care de obicei implică mulți bani care se învârtă în mediul asta astăzi și pe YouTube și în rest. Și să vă zic că se poate învăța gratuit cu un pic mai mult efort, dar cu mult mai multă satisfacție. Deci asta e, asta e lecția. Și asta încerc să, să vă explic tuturor, că nu trebuie să ne neapărat să cheltuiți foarte mulți bani. Și în momentul în care oricum faceți asta, renunțați la o parte din responsabilitatea pe care ar trebui să vă asumați în momentul în care porniți la drum să vă schimbați cariera sau să dobândiți o carieră în IT dacă nu aveți niciuna momentan. Și uh, responsabilitatea asta o să vă ajute oricum pe parcurs în toată cariera, în momentul în care înțelegeți despre ea și vă asumați. Responsabilitatea uh, faptului că ar trebui să învățați de la zero, voi înșivă, uh, toate noțiunile în mod temeinic și cu o metodologie care să vă ajute pe voi, nu neapărat să vă impună altcineva. Bun. Uh, Extreme Pawn. am postat în grup un exemplu de anunț care mi-a plăcut recomand și platforma respectivă pentru transparență ia să vedem ce ai postat tu devjob.ro ok, interesant, nu știam de site-ul ăsta până acum singurul site mai micuț așa cu jobber din IT pe care îl știam era Jobber dar ne uităm, e, e mișto, e interesant să-l pun aici pe listă bun și cred că de deja avem o listă destul de bună de lucruri pe care să le analizăm. Ia de curiozitate o să mai dau un refresh la uh, voturi, uite s-a mai strâns un vot între timp. Sunt 92 de voturi pe, pe YouTube și uh, nu cred că îmi zice exact câte, dar suficient de multe și, a, ah, de fapt, trebuie să fac eu o sumă. Am făcut sumă în Excel ăsta. Uh, ia să dau un, un zoom in. Uh, 185 de voturi în total. Majoritatea ați votat uh, să analizăm job description și site-uri de joburi. Majoritatea pe Facebook. Majoritatea de pe YouTube au votat toate de mai sus. Și uh, cumva asta a fost cel mai puțin votat cu auditor de site-uri, dar nu e nicio problemă. Uh, V-am zis, dacă facem unul, cred că e ok. Eu sunt, o să fiu happy. Bun, hai să le luăm la rând. Așa. Uh, la vine Trifa din nou. Încearcă să trimiți pe imediat să dau paste din nou. url de Discord. Pe Discord aș vrea să-mi, să, să trimiteți toate linkurile. Pentru că pe Discord nu vă... Uh, ia să fac eu un felul următor. Unpin message aici. trimiteți linkurile și fișierele pe Discord. Și o să-l pinuiesc pe asta în chatul de pe YouTube cel puțin. Ok, așa. Ia să vedem ce ați mai scris în chat. Uh... Petrișor, sure. portofoliu încă nu am unul public. Am făcut câteva proiecte și aplicații și mai urmează să fac. După semestrul acesta le voi pune public. Perfect. Uh nu e absolut nicio problemă, nu e grabă neapărat, tu decizi ritmul în care vrei să pui lucrurile astea live, atât timp cât ești happy cu ele, cel puțin în momentul ăsta, merită să le pui și să, adică o să ți îmbogățească portofel. Și portofoliul e esențial pentru job, deci în momentul în care vrei un job, e important să ai portofoliul pus la punct. Bun, ce ați mai scris pe aici? Da, nu intrăm în subiecte de bișniță. adică nu vreau să mă cobor. La Așa. Extreme Pone, am aflat de el de pe Reddit. Da, Reddit e o sursă bună de informații, deși activitatea acolo e mai mică decât mi-aș fi dorit. Sunt și eu membru și chiar moderator la în subredditul sub de programare. Dar recunosc că nu intru foarte, foarte des. Adică intru, nu știu, odată la câteva zile pe acolo și văd ce s-a mai întâmplat. Și uneori comentez, alteori nu. Dar pe măsură ce apar mai mulți oameni care sunt interesați și care își fac cont pe Reddit, probabil că o să fiu și eu mai prezent pe acolo. Cool Johnny, aștept unești ce nu sunt suficiente pentru a am găsi un job în IT. E mai greu un pic, pentru că sunt mulți care știu, și asta nu e neapărat un lucru rău, dar e mai greu pentru că sunt relativ puține joburi care să necesite doar HTML și CSS. Și asta datorită naturii industriei și a felului cum văd oamenii joburi de front-end. Sunt două, două feluri de joburi de frontend. end Joburi de front-end mai degrabă pe design, care cumva implică probabil și noțiuni de design sau de UX și în care trebuie să faci layout-uri și joburi de front-end de programare care implică JavaScript și framework-uri sau librării în care poți să faci programare propriu-zis. Deci una din astea două ar trebui să fie direcțiile tale și dacă îți place mai degrabă HTML, CSS și design învață design, dacă îți place mai programare învață JavaScript ca să ai șansa mai mare de să fii angajat, Ca astea sunt cele două tipuri de joburi mai des găsite în, în front-end. Bun, interesant bun, că -ă, site-ul respectiv are transparență și 100% pentru developeri. O să mă uit pe el și îl analizăm imediat. Așa... Andrei Trifoi, de unde ai cumpărat ochelari? Păi, uh, imediat să găsesc... Uh, Aveam un link într-unul din videourile mele mai vechi. Imediat. O să-ți dau direct un link de afiliere dacă nu te deranjează. Așa, și o să luăm din videoul ăsta. Imediat. Ok, suntem pe mie perfect. Bun, ăsta este URL-ul. Se numește iBlue, um, locul de unde mi-am luat ochelarii. Și cod de reducere pentru iBlue este VIEW10, dacă vrei reducere de 10%. Uh, sunt destul de ok. Adică îi folosesc uh, de ori când stau seara mai târziu și mi se par foarte ok. Uh, mă ajută, o ajută și pe soție uh, uneori când când stă și ea noaptea mai târziu. Deci i-am uh, testat uh, și eu și ea și sunt ok. Bun. Pentru diverse discuții, pentru dev la început, nu știu ce, dar vorbiți despre uh, uh, subreddit Așa. Avem un record de persoane live? Nu, să știi că am avut la un moment dat 63, acum suntem doar 50 Fortnite. Dar ne apropiem, eu mă bucur. Aparent prind subiectele astea diverse și probabil că la subiectele tehnice intram, am intrat destul de mult în detalii și detalii care s-ar putea să nu fi atras pe oamenii care știu deja despre ce vorbim. Așa, Roland Mărânțălu. Uh, cum aș putea să confer valoare proiectelor mele dacă nu-mi doresc neapărat o carieră în IT? Mm, nu înțeleg la ce te referi. Ce înseamnă să, să confer valoare proiectelor? Să... Nu, chiar, chiar nu înțeleg. Explică un pic mai, mai în detaliu ca să, să pot să-ți răspund. Streampon, HTML nu sunt suficiente, ar trebui un framework precum Angular Da, fair asta zicem și eu. Sau partea de design. Cum zice era One Games. Diana Martina recomandă anumite site-uri care să ne țină la curent cu noile trenduri în frontend. Da, uh, recomand călduros uh, un site care să vă țină la curent cu tot ce se întâmplă în tehnologie în general. Puteți să-l căutați pe YouTube uh, ca hacker news, dar el se numește, adică site-ul este de fapt news.ycombinator.com. Uh, are și știri despre startup uri are și știri despre mă rog, Silicon Valley în general, are și știri despre tehnologie și despre chestii de front-end și nu numai. Uh, acum dacă vrei nișat pe front sau de, de fapt pe web development în general uh, recomand călduros și alistapart.com o să vă dau link-urile pe pe YouTube. Ăsta are articole mai în detaliu, mai uh, largi, mai uh, cum să zic, detaliate, apropo de ce se întâmplă în front în general. Și uh, e o recomandare de a mea pentru că eu parțial de aici am învățat frontend, pe vremuri și aici practic găsit și uh, chestii mai avansate. Uh, care țin fie de design fie de development adică e destul de divers apoi mai recomand uh, niște newslettere ia să vedem dacă le găsesc ușor un moment că nu le țin minte pe dorost dar sunt foarte bune eu le citesc de fiecare dată când le primesc Imediat, and focus ăsta este read on the web, și o să vă dau linkul, să vă dau linkul aici, uh, și site-ul pe, pe chat. Practic, front frontend focus e cel mai bun newsletter de frontend pe care l-am găsit până acum, sau unul din cele mai bune, că nu e singurul, mai sunt câteva bune, inclusiv la listă part dar aici găsiți um, o grămadă de noutăți, mișto din industrie și 100% pe frontend. Uite, ultimul ultimul newsletter e asta. The State of CSS Survey. Pardon. Am dat click pe Survey. The Case of, for Developer Experience. Consent Management. With data, asta e reclamă. Rendering NG pentru uh, Angular Probabil, Course. Firefox 93, Quick Tips, tutoriale, Accessibility, Dark Patterns, chestii de asta. E foarte ok, adică eu v-am zis să citesc de fiecare dată când îmi intră în, în inbox. Uh, deci cam astea sunt pe scurt, mai sunt câteva, dar uh, încep cu astea și uh, mai e, nu știu, uh, Smash Magazine, care e, și asta e destul de vechi, e mai nou decât uh, este apart și e și un pic mai puțin în detaliu din anumite puncte de vedere, dar nu tot timpul, adică uneori este chiar mai, are articole mai pe larg și destul de bine documentate. Deci îl recomand și pe asta mult și dacă îl vedeți așa, eu am dark mode-ul activat, probabil că voi îl vedeți pe alb site-ul. Dar mă rog, autorii site-ului au activat și adaptarea la Dark Mode. Ok, hai să vedem. Avem niște lucruri de evaluat. După ce mai citesc câteva comentarii. Două secunde. Așa. Uh. 90% la sunt Angular React, zice Extreme Pawn, apropo de proiectele în companie. Angular React, eu aș zice și Vue, că și Vue e destul de proaspăt acum și la modă. Dar React-ul cred că e cel mai popular dintre toate trei. Dumitru Andrei, ce părere ai despre Node.js ca și soluție de backend pentru aplicații fintech, comparativ cu framework-uri mari precum .NET sau Spring? Um, Java sau C Sharp uh, au în spate o întreagă arhitectură de securitate și de uh, microservicii care sunt uh, plăcute oamenilor din fintech pentru că aduc cu sine anumită siguranță în momentul în care scrii cod. Uh, Node.js nu are framework-ul ăsta în spate, însă mi se pare o idee foarte bună dacă îți iei toate măsurile de precauție ca lucrurile să, să meargă în direcția bună. Dacă scrii, adică nu știu, sunt, practic poți să folosești orice limbaj pentru orice industrie, din punctul meu de vedere, până într-o anumită limită cel puțin, dar Node.js nu mi se pare un limbaj slab. Partea proastă în fintech însă e că de multe ori ai nevoie de viteză mult mai mare decât poate chiar și Java sau C-Sharp, adică .NET sau JavaScript-ul din React, din Node.js sd și de asta ai nevoie uneori de integrări cu niște API-uri făcute în C sau în ceva mai low level și acolo, cum să zic, Java și .NET stau un pic mai bine la integrarea cu lucruri native, dar nu e diferență fantastică. Deci e o idee bună în principiu, nu văd nicio problemă în a folosi Node.js în, în aplicații de fintech dar dacă, nu știu, vrei un, un uh, prototip care să meargă repede, să fie construit rapid inițial, probabil că Java și dotnet vin la pachet cu mai multe lucruri care să te ajute să faci chestia asta mai, mai repede decât în, uh, în, nod unde trebuie să le construiești tu de la zero. Asta este, asta e părerea mea cea puțin. Așa. Uh. Și da, sunt la nivelul enterprise, deci ai și suport, cum zice era Games. Bun. Salut Alex, nicio problemă Diana, Andrei Ionescu, pe partea de testare manuală, după ce înveți m-am uitat pe job și am văzut că și pe partea de junior tot se cere 1 plus an experiență. Perfect, ăsta este primul, primul tip de job pe care îl căutăm în seara asta atunci, jobul de NQA sau Manual Quality Assurance sau Manual Tester sau Tester. Deci o să-l căutăm și o să vedem în ce stare sunt anunțurile. Bun, hai să începem deci. Primul proiect pe care l-am primit pe Discord este acest Technifer care o să-i dau, să dau aici un zoom in care pare că se dorește a fi o aplicație mobilă. Uh, cumva în varianta desktop la mine așa se vede, ceea ce nu cred că e tocmai ideal. Dar uh, hai să-i dăm un zoom in și să vedem ce se întâmplă dacă, dacă fac asta. Bine, nici chiar așa. Mai degrabă activez uh, emulatorul. Și o să-i zic o dimensiune mică de deci genul iPhone 5 și un zoom de 150% ca să vedeți și voi ceva. Poate chiar, de fapt, nu e suficient. Ok, uh, în primul rând designul este simpluț, ceea ce nu e rău neapărat, dar uh, la nivel de alinieri și de user experience în general, lucrurile astea ar trebui să fie, cum să zic, să fie centrate, să fie aliniate într-un fel, uh, partea de căutare e ok, dar uh, produsele în sine sunt right aligned, cred că ai niște margini aici care, pe care n-ar trebui să le ai asta, spre exemplu. Văd că ai un grid gap de 10, dar nu cred că ăla e problema, ci marginul asta. Sau nu? Ai un padding în stânga de 32 de pixeli. De fapt, un padding în general de 32 de pixeli, ceea ce nu e Um, o să se din la un rem și poți să. Mă rog, ai temurile să le faci un pic mai mici ca să fie două pe rând, dacă vrei neapărat două pe rând. Um, la prima vedere par să fie produse care țin de mobilă, tapițerie, lucrat în lemn, chestii de genul ăsta. Uh, jos aici unde ai bara uh, fixă ar trebui să ai și un margin bottom ca să se ducă pagina suficient de mult în jos Opa, și mai văd niște probleme de layout pe aici uh, deci ar trebui să ai un margin în jos a ah, de fapt știu de unde sunt uh, ca să, să nu tai din produse. hai să intrăm pe o categorie să vedem ce se întâmplă Ok, sunt e o listă de produse, practic. Mânere și butoni. Mânere, feret, o nu știu ce. Da, e ok. Adică partea asta ce puțină destul de intuitivă. Vă că și slider-ul merge. Așa. În primul ecran se vede și titlul. Deci la nivel de UX treaba asta e ok. Simt nevoia unui breadcrumbs aici. Adică unor linkuri care să mă trimită la, un nivel, la nivelele superioare ale navigării de la home categorie și subcategorie dacă e cazul așa, adaug în coș văd că am un produs în coș aici nu ai specificat faptul că am produsul ăsta în coș ceea ce cred că e o oportunitate pierdută plus că ai niște probleme la, aliniamentul prețului aici mm. din câte văd dacă adaug și butonul ăsta în coș am două produse în coș și aici de-aia m-ar ajuta un breadcrumbs ca să mă întorc la pagina anterioară așa eu o să dau back din browser dar <laughs> that's cheating și cumva singurul mod de a mă întoarce la mă rog, e, văd că aici e link către accesorii mobilă, dar cred că și în partea de sus ar trebui niște breadcrumbs din același motiv, că ar trebui navigarea să fie destul de intuitivă și să fie accesibilă oriunde ești în pagină, adică și sus și jos. Așa. Și inclusiv aici aș pune breadcrumbs, nu doar pe pagina de produs. Am două produse în coș, aici nu mai are poze, ceea ce nu cred că e o, o idee bună. A să areți poze peste tot unde apare produsul. Poți eventual să, mă rog, să înalți puțin boxurile astea. Ca stil vizual, shadow-urile astea foarte multe cred că sunt relativ obositoare. Adică înțeleg, înțeleg că probabil ai, ai vrut să faci niște neomorphism, dar, nu știu, nu... Adică mai degrabă te-ai luat după un design existent mai spectaculos pe care poți să-l găsești pe Dribble sau pe Behance și ai renunțat la shadurile astea. Adică dacă vrei totul flat, fall flat, dacă vrei neomorphism, shadurile trebuie să fie mult mai subtile decât atât. Bun, și ai... Ok. Deci ai ales să dai refresh la pagină, practic, la fiecare schimbare de produs. Total fără TVA, 32,8, valori TVA 779, total 41. Ok. Și <laughs> observi problema de UX majoră. Uh, tu ai un main aici, mă rog, pe care îl highlightează prost, ăsta, pentru că e zoom din. Și ai un, uh, un nav aici main ăsta are nevoie neapărat de un margin bottom cât e înălțimea navului. O să zic 3 RAM, dar s-ar putea să fie prea puțin. 40 și cu 10, 50. O să zic direct un pixel, 50 de pixel. Astfel încât să poți să dai, sau mai mult de 50. Sau poate că ai un display ciudat. O secundă să dau, să dau zoom out să pot să fac debugging ca lung. Deci main nu este. Nu ai un div înăuntru și un alt div. Nu înțeleg de ce sunt două div aici. Probabil e făcut în React și trebuie să pui root, root node-uri peste tot. Margin 0, 0, 50 de pixeli. Să vedem dacă merge așa. No, se pare că nici așa nu merge dar nu înțeleg de ce. Display Ai un height fix pe undeva. O ca la card pattern. Ia să vedem. Padding 00 50 de pixeli. Așa. În sfârșit. Observi, deci nu, nu se vedea butonul de trimite comandă. Asta era problema și e, e, o problemă mare, adică dacă omul nu poate trimite o comandă degeaba, degeaba site. Și în fine, bănesc că nu verifici numărul de telefon. Da. În mare, e funcțional, ceea ce e perfect, adică măcar merge. Mă rog, că nu merge ideal, nu e absolut nicio problemă, dar măcar merge. Asta e important. Uh, ia să vedem ce ai mai scris în chat, că am senzația că ai și scris aici. În coșa ai grijă la introducerea numărului de telefon, retai pe gal number pe câmpul de telefon. Uh, da, eu am, ai văzut ce am trecut în, la numărul de telefon și tot mi l-a validat. Ar trebui să-l validez ca lumea, să înceapă cu plus sau cu 0 și să fie de 10 10 cifre fără codul țării ca să, măcar să te aștepți cât de cât să fie valid numărul de telefon dar în mare cum ziceam, site-ul e funcțional ceea ce e plus important dacă tot l-am prins aici hai să-i facem și o analiză cu un lighthouse și să, de fapt lasă lighthouse-ul Hai să-l punem în auditoriu de site-uri. Zic. Cred că nu... A, ah, uite aici. Perfect. Așa, și avem PageSpeed Insights, GTmetrix. Metrics. Uh, o să aleg doar câteva, nu o să le deschid chiar pe toate. Uh, Rich Results Tester, pe site-urile clar lansate și publice o să deschid și cu Ahrefs, dar momentan nu e cazul, imaginez. Așa. O să deschid și un wave, poate și un pentest tools, și un validator, și un yellow lab tools, și un observator și gata. Rapid. Bun. PageView pe pe din site zice că site-ul e relativ rapid și problemele cele mai mari sunt la poze, așa cum așteptăm. N-ai uh, -ai, uh, webp-uri, adică ar trebui să transformi pozele în formatul webp, pe server în mod ideal, adică să nu le lași să ajungă în client, sau să, să faci altfel de magie de transformare în, serve, în client side. Și dacă le faci webp, cred că rezolvi astea două probleme din primul Next Gen Format și în din cod. Encode. ul uh, e foarte optimizat. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Dacă o luăm poza asta și o downloadăm pe undeva, ia să vedem pe unde, prin uh, un moment. Tam, tam, tam. O pun direct aici. În fapt, în review. Trebuie să o pun. Ok, și dacă deschidem scuș pe care ți-l trimit acum pe chat, uh, o să vezi că în scuș, dacă punem poza pe care tocmai am uh, download o aia mică așa cum e. În moment. Pus-o în review -uri. Aici. Cred că asta e. Uh, și chiar și JPEG dacă o lăsăm e scădere de 88% de la nu știu câți kilo avea 47 de kg până la 8 kilo, uh, până la 5 kg și dacă o facem WP e 91% reducere deci până la 4 kg 39 fără reducere de calitate Vezi? calitatea e identică deci îți recomand căldură să folosești WP ca și uh, convertor de imagini și o să rezolve astea două probleme. Astea sunt render blocking, poate că ar trebui să concateneze asta trei CSS-uri într un singur ca să fie mai puțin problematic, dar în rest nu prea e ce face, că da. Și la fel și la JavaScript, așa cum am intuit, e React. Și da. Aici ai putea să faci niște lucruri, dar necesită niște uh, hooker de build, în momentul în care faci deploy pe producție, care să-ți concateneze fișierele astea într-un singur dacă vrei. Și cred că ar ajuta treaba asta și să, să ți le și facă mini file că bănesc că nu ai nu sunt minifiate mini toate. tot. De fapt, ba da, sunt două minifiate, nu vreau mai. Dar sunt, stai că nu înțeleg. E un chunk aici care cred că încarcă alte JavaScripturi, așa pare. Ia să vedem. React Helmet Helmet JS. Nu nu prea înțeleg ce face, dar oricum, dacă sunt minifiate și gzipate, ar trebui să fie ok. Bun. Aici trebuie neapărat să-ți încarci fontul cu proprietățile pe care ți le sugerează oamenii ăștia în articolul de aici. Și în speță e una care e importantă, font display swap. Asta e cea mai importantă proprietate pe care trebuie să o aplici fonturilor ca să uh, nu fie blocking în momentul în care uh, se încarcă. Deci, până, până când se downloadează, să nu blocheze efectiv randarea site-ului. Și poți să testezi, apropo, viteza de încărcare. Uh, stai că am uitat acum. Se pare că la network puteți face un throttling pe undeva. Uite aici. Slow 3G. Da? Și dăm un application clear site data și un hard refresh. Să vedem cât de repede se încarcă site-ul pe slow 3G. Și eventual deschidem și network tab ca să. Vezi? Căr, că, câr, 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 câr. Și abia acum au venit fonturile și pozele Mă rog, în, în network tab-ul să vezi exact care ordine. E un test destul de bun de făcut. În momentul în care veți să vă testați cât de greu se încarcă site-ul pe interneturi proaste. Așa. Uh, mai testasem parcă cu... Pardon, am închis gtmetrix din greșeală. Deci în PageSpeed... Uh, a, și aici ai nevoie de caching pe server în media, în folderul media ai nevoie să pui niște setări de peci sau de nginx sau de ce folosești tu ca să le pună unite a să să nu se mai descarce de fiecare dată, să nu expire cache-ul ăla așa repede. Deci ai nevoie de un ttl la cache. Bun. Uh, ia să schimbăm serverul totuși. No items detected, da, e o oportunitate pierdută faptul că nu folosești rich results în uh, site. Uh, rich, uh, pardon, rich data, structured data. Uh, aici ar merge evident structured data de produse. Uh, Google structured data, gallery parcă se numea. Și aici în mod sigur poți să folosești Uite breadcrumb, poți să folosești uh, chiar și carusel dacă vrei pe, poze, pe pozele din interior produsului. da. <coughs> poți să folosești product, mă rog local business, că bănesc că o să fie un local business și logo și poți să folosești uite, product, asta e cel mai important lucruri pe care ar trebui să le implementezi ca date structurate, Ca să apară în search results uh, chestii de-astea și să tenteze lumea să cumpere produsele din, dinainte să intre pe site, practic. Implementarea e destul de simplu. Uh, asta e cu json ld și asta e cu microdata. Bagi niște proprietăți în HTML sau bagi un JSON undeva pe pagină cu datele pe care le-ai deja despre produs. Uh, o să-ți dau un link în uh, chat cu această pagină importantă. Așa, ce mai scris în chat între timp până se Așa. Uh, Fortnite și, și tu ai vrut să spui de QA? Perfect, o să luăm QA ca prim subiect pentru joburi. Uh, Extreme Pawn, am postat și un exemplu de postare care mi-a plăcut pe grup, excelent. O să ne uităm și la asta, mersi. Uh, era unul games, proiectul ăsta e din, uh, e de pe Discord, e primul link de pe Discord, dacă țin bine aminte, din, uh, de evaluat uh, live, în live, technifer.ro, de la Remus Ovidiu. Bun. Așa. Am zis deja de coș și câmpul respectiv. Scaft Channel, care este salariul mediu al unui React Developer. Nu de alta, dar mă simt puțin schemd. Am șase în experiență, dar față de colegii mei care au 2-3 ani sunt peste. să știi că dacă te descurci bine la job și ai o companie unde salariile sunt decente, cu 6 luni experiență n-aș putea să zic exact ce salariu ai merita, dar la un an nivelul standard pentru cineva cu care se descurcă bine după un an de experiență în React este undeva la 1500 de euro. Deci la asta ar trebui să te aștepți, 1000-1500 de euro minim că sunt și salarii mai bune la un an de zile, dar în companii mai rare, care au probabil și proiecte mai grele un pic. A, așa. MakeXDix. Despre indexare, dacă îmi poți zice ceva, e în React făcut cum ziceai. Perfect. La nivel de indexare, ce te ajută să vezi, propriu-zis, este dezactivarea JavaScript-ului. Ia să vedem. Putem să facem asta din sources sau nici măcar. Putem să-i dăm un click dreapta și view page source. Și din câte intuiesc, ia să căutăm un produs de aici, accesorii mobilă. Da. Tu nu încarci nimic server side. Tu încarci un json probabil cu produse sau cu categorii, dar nu încarci HTML server side lui Google nu prea îi place chestia asta. Adică e to tolerează lucrul ăsta, dar dacă produsele alea nu se încarcă dintr-un motiv sau altul suficient de repede și nu se randează în momentul care se încarcă foarte, suficient de repede pe site, limita e undeva la 500 de secunde, maxim o secundă. Din experiența mea cel puțin, s-ar putea să fie mai mult acum, dar depinde cât de tolerantă a decis Google să fie efectiv site-ul nu o să fie indexat sau un, anumite bucăți din site care nu se încarcă la timp nu o să fie indexat. În React poți să activezi server side rendering sau static site generation, una din două, depinde de ce fel de site ai și cât de mult ai nevoie de uh, partea dinamică de hidratare și post hidratare de funcționalități dinamice. Uh, partea cu shopping cartus, spre exemplu, e o funcționalitate dinamică de care chiar ai nevoie și Chestia asta nu poți să o casuiești sau nu poți să servești um, statică și atât. Și pentru asta ai nevoie de hidratare și de funcționalități care se pot pune peste HTML-ul generat inițial server-side și cache undeva, sper. Și asta te Deci uh, caută SSG SS, uh, uh, Server-side-generation uh, sau Server-side-rendering uh, server sau static site generation una din astea două și încearcă să vezi cum poți să aplici pe proiectul tău uh, rutele astea de dezvoltare. Pentru că una din ele e suficientă și o să te ajute în funcție de ce ai nevoie să faci site-ul mai accesibil pentru Google. Bun. StreamPons, la meu depinde de mai mulți factori, inclusiv compania și industria în care ești. Da da, unde lucrăm sau Glassdoor sunt surse bunicele de informații, n-aș zice ideale, adică sunt și multe bias pe acolo. Din ce am văzut prin piață și din nivelul pe care l-am mai observat între, mă rog, între ce știam din partea alaltă dinspre angajator, cam ale nivelul de care am zis mai devreme. Scaf Channel, da, am căutat și sunt destul de mult sub medie. Negociere. Asta îți recomand să înveți. Negociere. Puterea negocierii. Să știi că de multe ori în momentul în care te angajezi la primul job, nu ai puterea asta negocieri oricum. Adică chiar dacă tu ești un bun negociator, nu prea poți să negociezi și e ok. În primul an, cumva, cred că trebuie să te sacrifici și să accepti orice salariu ai putea să obții, pentru că primul an e esențial ca să-ți dezvolți CV-ul și să ai un job acolo în portofoliu, măcar un an de zile, ca să demonstrezi unui viitor angajator faptul că ești de încredere și că poți să te angajezi măcar pentru un an și să faci treaba. La al doilea angajator poți, poți deja să, să începi negocierile. Negocieri care pot să fie cât de la sânge vrei tu, dar e, important să fii atent să nu sar calul. Pentru că dacă sar calul, s-ar putea să nu-ți mai facă deloc ofertă. Adică dacă tu în al doilea job după un an de zile de lucrat la oamenii la care lucrezi acum ceri 3000 de euro, o să zic că nu mulțumim și o să caute pe altcineva. Sau nu o să zică deloc nimic, ceea ce eu nu sunt de acord. E un lucru cu care nu sunt de acord, dar se mai întâmplă. Vezi, deci, nivelul... Adică, ți-am zis, că am 1000-1500 de euro, pot să pușesc spre 1500 plus nu știu 1700 să zicem și să negociezi dacă e un nivel care nu e foarte mult peste așteptările angajatorului. Cred că e deschis la negociere aproape toată lumea. dar e important să, să tragi tare și să, să susții și tu punctul de vedere și mai ales să demonstrezi prin portofoliu și prin rezultate și prin cifre dacă ai cum succesul proiectului la care ai lucrat sau măcar faptul că e live și că funcționează, sau în fine ceva care să demonstreze angajatorului faptul că munca ta chiar a ajutat pe fostul tău angajator. Și asta îi dă și lui încredere să te angajeze, fiindcă are siguranța un pic mai mare a faptului că vei face și, to și, și, și la el același, același lucru, aceeași treabă bună. Și da, vorba lui Extreme Pond, pentru primul job dacă ai peste 2-3 de lei e în regulă și la fiecare angajare nouă într-un alt loc de muncă sau la fiecare progres în cadrul unui loc de muncă, progres de la un nivel la altul al experienței, de la un preg la altul, de la o echipă la alta, de la, nu știu, un statut la altul, se atrage după sine de obicei și o creștere salarială. Deci poți să crești oricum în timp sigur. Scaf Channel genul, genul ăsta de frustrare în primul an e destul de puțin întâlnită și faptul că se întâmplă să te întrebe colegii pe tine, chiar dacă tu ai mai puțin experiență cum se face ceva, demonstrează faptul că în momentul în care o să schimbi jobul sau chiar și la actualul job dacă îți renegociezi salariul la un moment dat ceea ce nu recomand să faci decât dacă ai o alternativă, o ofertă alternativă, dar asta e alt subiect, um, o să poți să cer mai mult, mult mai mult decât ai acum, probabil. Și o să poți să te apropii de nivelul de care ziceam mai devreme. Așa, make exdex, vezi în pagina de produs că am Juson LD. Ah, ok, 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 scuză Nu am uitat într-adevăr în pagina de produs. Apropo, URL-ul ăsta, nu cred că îl vedeți. URL-ul uh, e un pic nestandard. standard E de forma, ia să fac așa, deci accesoriul liniuță mobilă, slash, on, virgulă, mânere și butoni. Slash mâner ferreto Argentiu, nu știu ce cu la 120 -uri. Ok mai multe comentarii aici accesorii mobile perfect. On asta bănuiesc că este un uh, keyword de al tău care trigărește ruta. Și ce e după virgulă este uh, categoria. Ideal ar fi să scap de on asta. Și să ai niște smart defaults ca să, care se decidă dacă adică parametrul ăsta dintre do cele două slashuri este o uh, categorie sau altceva că ai și altfel de ureleuri aici. Dacă n ai altfel de orele e simplu scoate unul și gata. Dacă ai altfel de ureleuri, poate poți să-ți dai seama fără să adaugi acest on uh, în urele, nu e o problemă majoră. Adică am mai văzut chestiile astea făcute, dar este un... Adică se poate evita. Nu este tocmai estetic și memorabil url Însă ce e aici? Aici trebuie transformat acest nume de produs într-un slug. Procesul de slugification, dacă vrei, e simplu. Toate literele uppercase se transformă în lowercase, toate spațiile și caracterele speciale se transformă în dash și cam atât. Deci cumva și dacă vrei poți să elimini dash-urile succesive. Deci inițial ar fi, url ăsta s-ar transforma în maner liniuță, fereto, virgula se transformă în, în, în liniuță și la 120, adică spațiu tot în liniuță și pe asta două le transform tot în liniuță. Așa. 20. Deci asta așa. După aia și asta. După aia și asta. Deci așa ar trebui să arate urelău. Sau mă rog, ideal așa. Da? Dar să zicem că și așa e ok. Deci la produse ai grijă la routing. Asta vreau să zic. Așa. Și hai să vedem structure data aici. Bine, cu validatorul de structure data, pe care cred că l-am închis, nu l-am închis. Ia. Uh, ideea este că uh, structure data de produs poți să pui și pe listingul de produse, dar mai scurt, adică cu mai puține proprietăți, că e păcat altfel. Iar pe categorii poți să pui alt structured data care ține de, de listing. No items detected nu zice mie aici. Și asta probabil pentru că nu încarci nimic server-side. Și probabil Rich Results testul ăsta are nevoie de informații server-side. Dacă m-aș uita în, în sursa randată de React și aș căuta JSON uite l aici. Da, într-adevăr, ai un produs definit dar probabil că nu ajunge în dom suficient de repede, astfel încât crawlerul să detecteze chestia asta și să-l croleze efectiv. Sper că de fapt hai să ne mai uităm. Mai avem nu mi-am setat neapărat un deadline, dar aș vrea să mai stau vreo 5-6 minute pe site-ul tău și să mai văd ce aș mai putea să găsesc ca să te ajut să... Ah, uite, aici e o problemă la url de la mine. Ăsta uh, n-a găsit erori de, de accesibilitate și uh, e simplu de ce, pentru că nu s-a nimic, <laughs> nici măcar titlul, da, deci dacă îi dăm uh, fără styles, pagina e gol, bun, aici bănesc că la fel o să fie, aici element head is missing regarding sense of child element title, același lucru, nu se încarcă nimic, embody zic sau un nici măcar title din head, iar aici și aici, uh, da, aici ai niște probleme de, de security headers pe care trebuie să le setezi din access sau din httpd.conf sau, mă rog, din configul de Nginx sau de Apache, uh, nu e așa, adică CSP-ul CSP e cel mai tricky. Aici trebuie să vezi ce resurse încarci și uh, cum trebuie să le dai voie să acceseze uh, browserul să acceseze resursele respective. Aici la Transport Security Policy la, și la și Subresource Integrity e destul de tricky, mai ales că ai React și că ai mai multe scripturi care se probabil se și schimbă, adică nu sunt imutabile. Uh, serii, adică Subresource Integrity l-aș lăsa, nu e musa, musai să te ocupi de el, dar restul lucrurilor sunt foarte simple de rezolvat. Adică heading-urile astea e păcat să nu le faci. Asta e Lighthouse-ul, care evident a găsit același probleme ca uh, PHP din site-ul, la viteză, dar la accesibilitate am mai găsit niște chestii și care probabil țin de faptul că, mă rog, asta zice de CSP, uh, ca erori în browser, Uite, ai erori în rendering. Probabil, adică, uite, are, ai timeout, vezi? Da, nu se randează nimic uh, în frontend end cred. Sau poate că e una din probleme. Deci, și de asta merită să te ocupi, zic eu. Bun. Așa, asta zice tot de image optimization. Uses of import. Da. Google fontul eu, eu l-aș pune local, sincer. Adică le-aș downloada de unde sunt de aici. Mamă sunt, sunt și patru. De ce ai patru Google Fonts? Nu e ok să ai patru Google Fonts. Aș lăsa un singur Google Font sau două maxim dacă vrei neapărat să ai uh, contrast și pe le-aș uh, elimina pe restul și pe ala pe care le-am sau pe alea pe care le-am le-aș pune în, într-un folder uh, din site propriu zis ca să nu ai dependența de Google Fonts neapărat. Opa, vulnerabilities found for server side software. Ia uite, pe ce HTTP server nu știu ce, mod proxy VSG, disclosure, possible RC. Uh, o să închid acum <laughs> și o să-ți las... Uh, faptul să-ți las de la website scanner ca să scanezi și tu. Uh, website scanner făcut de colegii mei de la Pentos Tools. Așa mai departe. Aia ah, să închidem asta și asta și momentan atât. Bun. Deci asta a fost uh, Technifer. Sper că ți-am dat feedback suficient cât să ai de lucru câteva săptămâni acum încolo. Uh, mai dăm semn că mai progresez și mă mai uit dacă vrei. Eventual într-un live viitor sau chiar și eu, așa pe Discord pur și simplu. Bun, hai să vedem ce ați mai scris pe chat. Era unul games bine ai venit pe Discord, încercăm și noi, suntem puțin momentan, dar te așteptăm cu drag, oricând. Andrei, ce preferi? HTML, CSS și Vanilla JS sau frameworks? Depinde de proiect. Pentru, pentru proiectele foarte uh, mici, prefer HTML, CSS și Vanilla JS. Pentru proiectele mari nu prea ai de ales decât să folosești framework și că altfel e muncă de chinez bătrân sau decisiv, ca să faci conținut mult și dinamic. Nu prea ai cum de fapt. Bun. Așa, LAG, hello, hello. intru și aud din prima de 1000 de euro. <laughs> da, e, e... cum să zic. În momentul în care ai un job în IT și peste, să zicem, un an experiență, 2, 1000 de euro este minimul în majoritatea joburilor. Nu, nu în toate, într-adevăr. Adică în QA, spre exemplu, atingi 1000 de euro în mai mult, mai mulți ani, din păcate sau un, nu știu, client service, îți ia ceva timp să, să, atingi nivelul ăsta, dar nu e imposibil cu siguranță. Și vorbim de salariu net tot timpul, Andreas. Salariul brut contează doar dacă ai PFA și dacă vrei să faci de la salariu net la salariu brut uh, și să iei și restul de bani și să-ți plătești singur taxele. Asta este un truc pe care îl fac unii oameni. Așa. Extreme Pawn zice pentru negociere trebuie să știi răspunsul la următoarea întrebare. Știi și ce trebuie să se întâmple și ce se întâmplă dacă nu putem să ajungem să-ți oferim suma asta. Uh, da, e un, un punct de vedere bun. Cumva, de-aia sugeram și mai devreme să aveți alternativă în momentul în care face, faceți renegocieri salariale mai uh, mai... Uh, agresive care ar putea duce la, nu știu, ruperea relațiilor sau a contractului de muncă, ceea ce nu recomand. Niciodată nu recomand să nu lași o ușă deschisă în spatele tău pe or oriunde ai fost în trecut. Dar, ca idee, negociezi altfel dacă ai deja o ofertă pe masă de la altcineva. Adică îți dă un, un plus de încredere pe care poate fără oferta aia ai fi ezitant să o ai. Mm. limba ta. Ca să faci aplicații web ai nevoie de JavaScript cu React, merge și la app Android, nu înțeleg ce vrei să zici. Ai nevoie de. nu neapărat de React, ai nevoie de JavaScript, da, clar ai nevoie de JavaScript, dar poate să fie vanilla dacă e simplu, dacă e aplicație simplă, poate să fie, nu știu, și jQuery la un, la un moment dat, dacă nu te deranjează sutele de kilo pe care le încarcă jQuery, poate să fie. React, Angular, Vue, Svelte, cum am făcut în levelurile precedente, site-ul ddd.ro, adică poate să fie ce vrei tu, în funcție de ce nevoie ai și de cum simulează framework-ul pe care îl alegi pe nevoile tale. Și la uh, aplicațiile de Android uh, există React Native, dar eu recomand PVA-uri, adică a transforma un site într-o aplicație web pe care poți să-l instalezi pe device-ul Android și iOS, și să se comporte ca o ca aplicație nativ, Pentru că ai un singur codebase base și livrezi update și practic ai o singură echipă care dezvoltă, e, sunt multe beneficii, foarte multe beneficii. Și poți să și optimizezi foarte mult site-ul după aia și pe aveau în general ca să se încarce repede și să fie, să facă ce trebuie. <laughs> Extreme Pond, da, e un punct de vedere bun. Ar trebui să fii să fi dispus să primești un refuz, într-adevăr, și să spui că ar trebui să te gândești la opțiunile pe care le ai ca să decizi, dar dacă se poate îmbunătăți oferta, da, e bine. Laurențiu Băluță, vezi că ai introdus ureleul modificat de tine și de aceea zi, dacă nu găsești nimic. Oh, ok, my bad. Trebuie să reluăm. Așa, deci ăsta e Technifer. Care e pe desktop, apropo, nu m-am uitat deloc, dar e clar că trebuie al design, adică fără Bun, și avem acest URL pe care rulăm auditorul de site-uri și deschidem cu el. Rich Results Tester. Wavel. Și asta rapid, ca să vedem dacă s-a schimbat ceva. Ok, văd că ai un product, într-adevăr, cu 7 warning-uri nai ai ul care e un, o chestie arbitrară pe care o atribui tu. Dacă n-ai un importator de unde iei produsele și ăla ar trebui să decide SQ-ul, poți ar trebui să-l pui tu de la tine. De genul Technifer 01 sau whatever. Technifer uh, 01 sau ceva. I don't know. Adică e un ID unic, practic. Aggregate rating, nai ai rating-uri, n review-uri. Uh, ai un brand invalid pentru că nu l-ai definit ca fiind date structurate la rândul lui și la offers n-ai prețul definit corect aparent adică ai offer price currency 22 ok n-ai price, price valid until și a, ah, de fapt asta e opțional oricum e ok și url ar trebui să fie self-URL-ul, adică url paginii pe care ești. Dar da, e ok. Mulțumesc că mi-ai atras atenția. Dar să știi că, uite, tool de accesibilitate tot nu vede nimic. Chiar și pe urele ăsta bun, între ghilimele. Și la fel nici validatorul de HTML. Eu la tool De fapt, vede deja că n am n -am uitat mai devreme. Bun. Așa. Salutare, Tică, bine ai venit. Roland Mărânțelu, limba ta dacă între, dacă se pot face aplicații mobile cu tehnologii web, da, se pot face, normal. Ok, deci te, te referai la doar la Uh, Structure data. Uh, aparent se validează, dar, cum ziceam, poți să adaugi produsele în listinguri uh, și în categorii, și pe de-o parte, și pe de-altă parte, ar fi ideal să rezolvi și alea opționale, dacă poți. Mersi de uh, atragerea atenției Make, MakeXDX x sau, mă rog, dacă pot să spun uh, Remus. Așa. Orman Alex, salut Viorel, am discutat pe Discord, dacă vrei poți să discuți și de cine am meu. Poate înțeleg mult mai bine aici decât în scris. Mulțumesc și spor la treabă. Sigur, îl pun pe listă. Cinemaflix.ro, te-l pun aici în Discord și îl tratăm un pic mai încolo, că vreau să le iau în ordine. Așa, ăsta este un proiect pe care l-am primit pe Facebook de la, cum să zic, de la o persoană pe că o vreau să-i mulțumesc uh, pentru că mă ajută cu editarea podcasturilor. Uh, avem deja un experiment de editare a podcasturilor care e aproape finalizat, adică mâine ar trebui să apară podcastul uh, următor. Și, uh, cum să zic, Daniel, Daniel Teodor despre ele vorba. Cu ocazia asta îți mulțumesc frumos pentru ajutor și uh, mă uit acum pe ce ai făcut și tu. Uh, asta este un soi de screenshot dintr-un uh, dintr-un joc ar putea să fie un web game. Uh, partea interesantă că e destul de responsive. Am apucat să mă ieși în trecut pe, pe link-ul ăsta. Uh, alegerea fonturilor mi se pare, în fine, se potrivește pentru un joc, adică e un început bun, nu e cel mai lizibil fond din univers, mai ales la mărimi așa mai mici, dar hai să zicem că merge. Adică nu e dezastros în niciun caz, e, e ok. Așa, partea nasoală e că în afară de design și de un mic inspect nu prea aș putea să, să-ți dau foarte mult feedback pentru că nu e deployat nicăieri. Aștept un proiect de altă deployat în momentul în care l-ai, să putem să-l și scanăm cu diverse tool -uri. Dar în mare, ia să ne uităm puțin la surse, dau un zoom in aici să vedeți și voi. Deci avem un main container, ia, poate totuși așa. Așa, un individual container, câte un h la fiecare din câte văd, ceea ce e greșit odată, pentru că dacă vrei neapărat să pui h mai multe pe o pagină, ceea ce, din nou, eu nu recomand, trebuie neapărat asta să fie section. Că altfel e eroare, practic, dacă vrei de validare. Deci dacă le faci pe astea section, ești ok. Dacă nu le faci section, o să ai probleme la validarea HTML-ului. Mai și asta. Altfel, mai degrabă, eu aici aș pune H2-uri sau în fine, orice alt heading care se potrivește cu restul structurii unei pagini mai mari care ar trebui să cuprindă chestiile astea. Ai un image aici, e JPEG, ceea ce din nou e problematic pentru că eu l-aș trece prin scuș și l-aș face WebP. Adică JPEG nu mai e un standard pe care merită să-l folosești pe web, asta vreau să zic majoritatea vreau să le știu să citească webpiuri și poți să ai un fallback cu jpeg dacă vrei neapărat pentru browser mai vechi. Uh, și nu este responsiv imagina Asta am mai observat că, ok, are dimensiuni similare la toate rezoluțiile, ceea ce ajută, fapt, adică nu necesită neapărat transformarea într-un responsive image. De fapt, cred că dacă, îl faci, dacă o faci toate puzzle-urile, pozele ar trebui să fie ok. Apoi ai un paragraf care se numește pack content. Asta în loc de paragraf îl aș face h2 în contextul ăsta, sau dacă faci asta h2, aș face asta h3. Că este un, e un soi de subtitlu. Asta e o, un, o listă neordonată, într-adevăr. Iconiță și text. Foarte ok. Prețul de 10 coins. Aici, ne fiind un produs real, evident că n-ai nevoie de structure data. Bănesc că într-o adică într aplicație de, de genul unui joc nu e nevoie neapărat să pui date structurate, fiindcă nu e nevoie să indexeze neapărat Google uh, aplicația respectivă. Dar dacă are nevoie, adică dacă vrei să fie un joc public cumva, poate ar merita să pui și. Uh, structure de dar nu, nu văd de ce ai face asta momentan. Și un buton de add to your quiver. Ok, aici văd două probleme de UX, odată că pe, pe butoanele astea n-ai un cursor pointer. Adică așa. Vezi diferența dintre ăsta și ăsta? Ăsta are să ăsta e să schimba cursor. Trebuie să fac un zoom. Și, în al doilea rând, efectul, de, adică culorile de la, de la butoane nu permit lizibilitate foarte mare. Asta e aproape, aproape că nu se vede în stadiu standard. Adică, asta e ok, e, e vizibil, e clar, dar asta nu prea. Deci, îți sugerez să, să nu variezi neapărat culorile butoanelor în funcție de cât de scumpe sunt produsele. Că asta am observat că ai făcut eu cred că primează UX-ul și dacă vrei să schimbi ceva, mai, mai degrabă adaugi niște iconițe în interior și zici o 200%, două stăluță, cinci stăluțe, whatever. Le diferențiezi altfel, nu, nu, adică nu sacrifici UX-ul pentru design. Bun. Cam asta a fost proiectul ăsta. Încă o dată, Daniel, îți mulțumesc frumos pentru ajutor. Următor este Dorin Trușcă, care a pus chiar aici pe, pe chatul de pe YouTube linkul. Așa, între timp, înainte să trecem la Dorin, o să vreau să mă mai pe chat, că văd că s-a mai umplut chatul aici. Era unul Games, care ai site-ul pe care ai făcut aceste modificări, verificări. Uh, site-ul ăsta este site-ul meu. Uh, iar toolurile pe care le-am folosit sunt tooluri gratuite pe care le găsești. Uh, adică sunt tooluri gratuite, doar că în momentul în care îți bași site-ul aici, o să le ai pe toate în lista de mai jos și o să poți să le deschizi pe toate pe rând și să vezi ce zice fiecare un alt în parte. asta Cam asta, în asta constă o auditare ce obțin una gratuită. Să vezi care sunt problemele pe care le găsești cu anumite tooluri gratuite și cu o, inspecție așa orientativă a cum arată site-ul tău în diverse contexte și cum se mișcă și cum interacționează cu, cu cum, cum, permite interacțiunea cu utilizatorul. Așa. opa. Se pare că trebuie să recurg la să vedem că nu mai am history suficient de mult aici. Văd că majoritatea comentariilor sunt oricum pe, pe YouTube. Uh, Streamlabs-ul ăsta n are suficient uh, lungime pentru chat, așa că o să mă uit chiar pe YouTube. Ia să vedem ce ați mai scris. Web Components Web Components și poți face conținut dinamic. Uh, la ce te referi, a, la HTML și CSS și JavaScript Vanilla, da, într-adevăr. Dacă folosești o componentă, poți să-l dinamizezi, într-adevăr. După trei ani experiență, cam, cam, care ar fi media salarială? Da, depinde foarte mult ce job. te am bine, Tică. Mircea Gorun. Eu intru pe comunitate aproape zilnic, Mircea. Deci, și, și, nu sunt singur, evident, că de aia zice comunitate. Deci dacă ai întrebări, probleme, da, am făcut discord ăla, ca să ne auzim acolo. Deci mă bucur să, să te avem pe, pe Discord. Te ajutăm și cu părere de design și cu coding și cu ce vrei tu. Uh, Front-end developer, pe JavaScript între 23.000 de euro net, pe CSS între 1.500 și 2.500, da, cam așa, după 3 ani cam asta e nivelul într-adevăr. Uh, depinde foarte mult de companie, adică tică zice de niște salarii destul de optimiste pentru niște companii cărora le merge bine sau care au, mă rog, cifre de afaceri bune și care au, își permit, au un buget de suficient de mare. Există și, la unele companii sunt și bugete un pic mai mici de atât și de ce să nu zicem, la unele sunt și un pic mai mari. Da? E foarte rar să găsești pe cineva care după doar 3 ani de zile să ia mai mult de 3000 de euro. Foarte rar. Și da, astea sunt în București și asta e important. În alte orașe, probabil nivelul e mai mic. DFS. Câți bani se cer în general pentru crearea unui site? Mai ales în România ca și freelancer. <laughs> Sper că a făcut cineva, a deja cu 800 de euro două săptămâni, dacă nu o fac eu, nu există un, adică nu pot să răspund la întrebarea asta, pentru că nu se pune așa întrebare, un site este foarte generic, e ca și cum ai zice cât costă o mașină azi, care mașină, un Trabant sau un Ferrari sau un Tesla Model X, depinde ce vrei, de ce ai nevoie. Așa. Xtreme PON. Tică cât de comune sunt salariile spre 3000 de euro în București ca senior. La mine pe Dodnet tot așa sunt între 2000-3000 de euro senior pe Dodnet. Uh, sunt destul de comune. Au ajuns să fie destul de comune. Uh, nu, nu mai e atât de... Nu, nu mai întâlnești atât de rar uh, salariul de genul ăsta. În... Doar că nu știu dacă la trei ani, adică senior, la senioritate, eu mă gândesc când mă gândesc la un senior la minim, minim 5 ani de experiență. Minim. Uh, și de asta aș. Adică n-aș putea să zic acum un nivel salarial concret pentru uh, un job anume decât dacă aș ști ce știe că Și asta e important că dacă e senior în frontend, dar știe și un pic de design, știe și un pic de marketing, probabil că nu merită doar 3.000, probabil că merită mai mult. În funcție de ce poate să facă compania cu el, evident. Așa. Bun. DFS, dacă pun aici un site pe care l-a creat cineva cunoscut, îmi puteți spune că am ce bani ar fi putut cere pentru crearea lui? Pune-l pe Discord, te rog, aici nu să te lasă să pui link-uri, sau scoate http://www din față și ar trebui să meargă. Deci da, poți să-l pui aici. Era unul games, PVA sunt bune, însă ce, în ceea ce privește performanța și accesibilitatea celor mai noi funcții ale dispozitivului, lasă de dorit. Fair enough, dar o să, -ți, o să te surprind acum un pic. 90% din aplicațiile de pe telefon toți sunt deja PV-uri, numai că nu știi tu asta. Bine, cred că exageri cu 90%, dar nu știu, 75% sunt deja PV-uri. Uh, și asta pentru că n-ai nevoie de acces la cele mai bune funcții ale telefonului pentru absolut tot ce vrei să faci. Gmail n-are nevoie decât de acces la fișiere, să zicem, când faci upload de fișiere. Uh, nu știu... Instagram la fel, Facebook. Facebook îți cere o grămadă de care. cum să zic? Are nevoie doar ca să facă bani prin tine. Dar, în general, o aplicație nu are nevoie de cine știe ce acces la, la dispozitivul pe care ești ca să funcționeze corect. Într-adevăr, există niște limitări la nivel de performanță pentru jocuri. Acolo s-au făcut niște progrese, dar nu este încă sau nu știu, pentru aplicații care cer putere de procesare multă și uh, nu știu, acces la lucruri la care încă nu are acces un PVA. Hai să vedem la ce are acces un PVA. Că... Uh, nu PVA stats. Bine, și asta e interesant. Uite, lift are PVA Starbucks are PVA, sunt mulți cu PVA, dar nu intrăm în detalii. Dar am uitat cum se numește site-ul ăla în care vedei um, PVA Feature Access. What web can do Asta este site-ul. Dacă sunteți curioși, vi-l dau pe chat. Deci, ai acces la offline mode, background sync, interrupt sharing, payments, credentials, bluetooth, n-ai acces la NFC, n-ai acces la ambient light, n-ai acces la contacte și la SMS-uri, n-ai acces la shape detection pe camera și microphone, uh, nu se poate testa store distribution și run on startup evident, și nici n-ai acces nici la geofencing și la proximity sensors, dar în rest ai acces la tot, prin PV. Battery status, uh, network type and speed, uh, foreground detection, task scheduling, local notifications, push messages, pe, cum ziceam, payments, uh, uh, file access, offline storage, full screen, ce vrei tu, aproape ce vrei tu. Adică diferențele nu mai sunt așa mari și o să fie din ce în ce mai mici, așa este eu. <laughs> Ia să vedem că am văzut ceva interesant, dar încă n-am ajuns acolo și vreau să le o la rând ca să nu sar peste comentarii. Deci, PVA sunt bune am zis, mulțumesc Extreme Pond pentru lecția de pricing, uh, e valid ce zici, adică sunt de acord cu tine. Alexandru Moroșu, wow, încă un podcast, cât de tare, abia am reușit să-l văd pe cel cu securitate. Da, am înregistrat încă două, atenție, deci unul este editat de Daniel și e aproape gata, am mai... Opa. Nu știu ce s-a întâmplat. Am mai bricolat eu un pic la el. Cred că mi-a murit un pic placa video sau ceva. Deci am mai bricolat eu un pic la el. E aproape gata, o să fie live probabil mâine. Adică mai am un pic, un pic de lucru la el ca să-i adaug niște chestii peste și să mai corectez mici, mici problemuțe. Iar următorul podcast va fi live săptămâna cealaltă probabil, fiindcă între timp aș vrea în loc să editez podcast să Mă ocup de primul video pentru tutorial. Doamnești. Deci primul video pentru tutorial cred că este uh, prioritatea după podcastul care va apărea mâine. Și după aia uh, va apărea următorul podcast și următorul tutorial și și mai departe. planez să fac unul pe săptămână la capitolul tutorial. Pentru curs, zic. Așa. DFS 5000 de lei e ok pentru un site din nou, depinde ce site. Nu poți să zici 5.000 de, lei, de euro e ok pentru o mașină? E aceeași întrebare. Așa. Alexandru Morașu, un site precum eu max, sigur îmi scump de 5.000 de lei. <laughs> da. 800 de euro, două săptămâni. Mulțumesc, Alex, pentru glumă. Crema magică pungro. Ea să-l punem și pe asta pe listă aici. Crema magică pungro. De curiozitate. O să-l evaluăm spre final. Așa. Pentru magazinul online zice tică, dacă îl faci cu WordPress, aș zice un 10.000 de lei. Depinde. În principiu, dacă, nu, dacă e 100% standard, maybe, dar există cerințe și probleme destul de diverse în momentul în care faci un magazin online. Adică nu poți să te bazezi doar pe... Dacă faci un design complet unic, spre exemplu, și nu te bazezi pe un template deja existent, se adaugă de 5 ori probabil suma de acolo dacă faci un, pe lângă un template, îi faci niște funcționalități mai speciale, se mai adaugă încă de 5 ori suma de acolo. Nu, nu cred că poți să dai o sumă fixă. Pentru un începător, să ceară suma aia pentru un WordPress pe care îl face în o lună, două, să zicem că e ok. Așa. Petrișor Alexandru, eu cât aș putea cere pentru un site făcut în WordPress unde să se programeze lumea la o frizerie. Pluginul de appointment este free template one page. Eu chiar știu un site de genul ăsta, e site unde mă tund eu ocazional, mult mai rar decât ar trebui din câte se vede. Se numește, e site unui prieten, e practic barbershop unui prieten, se numește briciul.ro. Acum e .com aparent. Acest farfec ca și briciu este one-pager și are un sistem de programare scuze, are un sistem de programare prin setmore.com, care cred că e gratis, nu sunt absolut convins, dar am senzația că e gratis. Și în fine dai click aici te selectezi scaunul, whatever, ora și te-ai programat. Chiar o să fac asta, dar nu chiar acum. Deci un site de genul ăsta eu zic că 1000 de euro eu zic că e ok pentru un site de genul ăsta, care doar integrează un link către alt site și uh, îți ia, adică uh, timpul pe care îl petreci pe un site de genul ăsta este mai degrabă pe design și pe optimizarea pe anumite rezoluții. Asta nu e fantastic de optimizat, adică e, să zicem că e ok, uh, dar cam asta e suma de început. Deci pentru un începător care se apucă acum de treabă, uh, e ok să ceară 1000 de euro pe un site de genul ăsta. Asta este statementul meu. 800 de euro, două săptămâni. Așa. Bun, ce ați mai scris aici? Tică, eu aș bugeta altfel când vine vorba de preț. Aș zice în 800 de euro pe săptămână și în funcție de câte săptămâni consider că mi e atât e prețul. Da. Mă rog, e și pe oră și pe săptămână tot, tot acolo se ajunge până la urmă, dacă estimezi în mod similar. Unii fac site-uri și cu 30 de euro. What? <laughs> site-uri de alea de genul, dai un click și ai site-ul sau cum, nu, nu înțeleg, e, e greu de înțeles. Așa, pe JavaScript, senioarea zice, stai un pic, stai stai, 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 că am sărit un comentariu. Un moment. Așa. Păi pot să-l fac și în câteva ore pe lângă Diplomat, Achiziționare de Domeni și post. Ala e o pagină, nu e un site, nu știu cum că nu știu, e, pare destul de simplu. Adică zice, dacă îl faci cu wix.com sau prostii de genul, poate fi și mai mic preț. Da, fair enough. Că e doar, el este no code, da? Este clica clica. E site cu clica clica. Între ghilimele. Da, la... există și genul ăsta de uh, site-uri pe care poți să le faci dacă vrei să te nișezi în zona asta. Dar pentru tine ca developer, pentru tine ca profesionist, nu recomand să faci asta. Adică nu recomand să te nișezi în zona asta până când nu știi foarte bine frontend sau backend sau ce-ți propui tu să înveți. Deci mai degrabă, în loc să câștigi bani ușor dând două clicuri, mai bine înveți și câștigi bani mai greu la început, ca după aia să câștigi mult mai mult, mult mai ușor. Alex Orman, îți folosesc foarte mult auditorul, nu știu ce mai fi făcut fără el, învăț multe cu ajutorul lui, mă bucur foarte mult apreciez, adică de aia l-am făcut. E super simplu, adică nu e, nu e pretențios în niciun fel, e doar un pop, adică e un, e un site care generează niște linkuri în care ai deja populat domeniul, nu e mare brânză. Lista asta e valoroasă, de fapt, tool de aici, pe care, apropo, ar trebui să le mai suplimentez în curând. Ce faci când ți se cere să schimbi toate pozele sau să le faci mai mici? <coughs> da. Uh, dacă n-ai un CMS, e complicat. Era unul games. downing un please, la acest auditor. Nu-l găsesc pe Google personal. Uh, interesant. Eu nu m-am ocupat foarte mult de SEO-ul site-ului meu, dar ar trebui, probabil, la un moment dat, uh, să fac niște, nu știu, advertoriale, să vedem. Dacă aveți voi site-ul și scrieți despre auditor, așa precie. Așa. Orice estimare ai înmulțește cu 1,5 sau 2. Da, și este un, un principiu bun. Am, cred că am discutat asta și într-un podcast mai vechi. În momentul în care estimezi ceva, tentația umană este să nu estimezi lucrurile neprevăzute, fiindcă nu știi să le prevezi, mai ales la început de drum. Și de asta un multiplicator de genul ăsta îți dă o, o plasă de siguranță. În momentul în care nu știi să rezolvi problema și te blochezi în ea mai multe zile, fără să fi bugetat acele zile în economia generală a dezvoltării site-ului, atunci da, e, e problematic și de-aia trebuie să bugetezi chestia asta în cost ca să nu te simți frustrat după aia că ai muncit de trei ori mai mult la proiect și ți-ai luat tot atâția bani. Mai bine zici ori doi și măcar pierderea din partea ta e mai mică, și cumva clientul e și el nu e foarte speriat de suma pe care o dai. Așa, Marius, salut ce părere aveți de Angular Material, merită lucra cu Material mai mult decât cu Bootstrap sau cu alte framework-uri de CSS. Tică poate să spună foarte multe despre asta, dar vorba lui, au scopuri diferite. Extreme Pawn, ai făcut aceeași analogie cu mașina fără să vezi comentariul meu. Da, să știi că Mă bucur că există consens în exemplele pe care le-am dat. Salut Robert, bine ai venit! Eu sunt un pic în urmă cu comentariile și acum recuperez, îmi cer scuze. O să re reluăm imediat review-urile. Bun. A răspuns tică despre Angular Material și despre Bootstrap. Și da, nici eu nu recomand Bootstrap, uh, Tailwind CSS este cea mai bună alternativă la Bootstrap <coughs> pentru că adică, dacă ar avea un singur feature ar fi deja mult mai bun decât Bootstrap. Acel feature este faptul că în momentul în care îi dai build, un, un mic asterisc, Tailwind se folosește de obicei în aplicații unde ai build system, pentru că fără build system Tailwind e foarte similar cu un bootstrap. Uh, la capabilități, adică nu e fantastic. Dar dacă îl bagi într-un build system, în momentul în care îi dai build pe producție, Tailwind șterge tot ce se ul folosit. Singur. Fără să-i faci nimic altceva. Deci imaginează că un Bootstrap, e să vedem cât de mare e Bootstrap. Bootstrap. Vedeți, nici n-am intrat vreodată pe site-ul Bootstrap pe calculatorul ăsta. Așa. Download. Download vă punem aici și deschidem folderul are 1,3 Mega bootstrap -ul. să zicem că îl despachetezi și includ doar CSS-ul. CSS-ul are 200 de kilo. Minifiat are 161 de kilo da să zicem că și dacă vrei și source map are 440 de kilo source map. <laughs> wow ok. Deci uite, asta e, asta e, folder bootstrap de CSS. Da? Deci bootstrap până minifiat 200 de kg, uh, source a ul 500 de kg, minifiat 161 de kg și source până ul la minifiat 441 de kg. Mi se pare e enorm. Acum, gândește că din ăștia 200 de kg, tu dacă ai un site micuț, folosind Tailwind, îți ies 10 kg uh, de CSS. În primul rând că reduce timpul de randare și în al doilea rând că reduce download-ul pe care îl faci pe client e clar net superior de măcar din punctul ăsta de vedere. În rest funcționează foarte similar. Nu știu, align items, da? Ai clase. Flex, item stretch cu tare. E exact la fel ca bootstrap. E mai nou și cumva ține cont de niște principii și niște progrese care s-au făcut în domeniul de, dinainte să se lanseze, de fapt de după ce s-a lansat bootstrap. Bun. Uh, plus că eu nu recomand să înveți bootstrap până înainte să înveți CSS. Adică trebuie să știi ce se foarte bine înainte să faci bootstrap, clar. Fără discuții, nu mai stai la comentarii. Dacă nu știi CSS și înveți bootstrap sau tailwind, you're doing it wrong. Așa. Salut, Fanny Ofrero. Uh, Petrișor, în principiu, la început de drum, e ok să ceri și mai puțin atât timp cât îți faci treaba și cât poți să pui ceva la portofoliu. Că asta e cel mai important, să ai ceva la portofoliu ca să-ți șansele de angajare. La fel și la primul job. E ok să ai un salariu mai mic în primul job, oricât de mic ar fi, poate să fie și, nu știu, 1500 de lei. Atâta timp cât îți faci treaba, faci proiecte, poți să pui lucruri la portofoliu și strângi anuală de experiență, bine, evident, în timp ce te înțelegi cu colegii și e mediul de lucru ok. Poți, cred că ar putea să, ai putea să suporti un salariu mai mic, atât timp cât după aia, făcându-ți treaba bine și învățând lucruri, poți să aplici la orice alt job care nu mai e neapărat de entry level, e de junior acum și uh, o să ai un salariu net superior. Fania Frero Next.js te poate ajuta pe partea de optimizare a site-ului, plus multe altele. Da, Next-ul este de departe uh, cel mai bun framework de react din perspectiva vitezei și nu numai. Uh, L-am testat foarte puțin și m-am bazat uh, și pe comentariile unor colegi unui coleg de fapt în special pe care o să-l vedeți în al doilea podcast pe care urmează să-l public. Deci primul e cu cineva, apropo o să vă povestesc și despre asta, despre invitații din următoarele două podcasturi. Sunt oameni cu mai puțină experiență care abia au intrat în IT de un an, doi și care povestesc cum au schimbat jobul din un alt domeniu după 14 ani de, de altceva, primul podcast, și al doilea cum au intrat efectiv în domeniul ăsta din design, deci acum am intrat în frontend. end Primul este project manager, al doilea frontend end developer și e coleg cu mine al doilea. Și acel al doilea coleg cu mine, Ștefan Galescu, care îi mulțumesc pe acest cale că a participat la podcast, mi-a arătat prima dată despre Next, adică mi-a povestit despre Next și am căutat și eu și am văzut că e foarte mișto pe partea de viteză, folosește Webpack 3 și asta îl ajută foarte mult să meargă bine și pe development și pe server-side, adică pe client-side, pe momentul în care lansezi în producție. Petrișor Alexandru, platforma Wordpress, design propriu fără logo, plugin este free, nu știu ce, nu înțeleg. Setmore, da, da, da. Deci platforma Wordpress, plugin este free în shop, posibil să folosesc setmore, ok, și ceva asemănător, fără, fără bun, perfect. Uh, da. Uh, vezi și tu cât poți să ceri. dacă ai avea experiență, ai putea să ceri mie de euro pe site-ul ăsta. Acum că n-ai, te adaptezi. Așa. Nether number one. Salut, viol, Pot, pot adăuga în coadă și vilmontinstall.ro Ok. Hai că o să-l trec eu în Discord. Dar vreau să verific că am înțeles bine domeniul. Bănesc că asta o să-l trec aici în Discord ca să-l să avem pe listă. Pui un logo bootstrap pe un produs digital și people go crazy for it. Băi Twister, da, e, asta e un chip trick, adică eu nu m-aș baza neapărat pe asta pe termen lung. Nu știu ce a zis Rauno Games despre asta. Că n-am văzut comentariul, cred că am sărit peste. Nu cer scuze, s-au strâns multe și vreau să, să nu le ignor chiar. Așa. Uh. ia să vedem, am mai sărit peste ceva, că știu că a scris și Carmen. Ai scris și tu la un moment dat? Parcă am văzut ceva. Nu prea te găsesc. Dar uh, cred că era ceva dacă să spui și tu site-ul și da, normal. Până-l și tu. Bun. Bun. Hai să vedem. Mai departe. Doar intrușcă. Crez site-uri și aplicații web. Mă asigur că implementarea SEO să fie reproșabilă. Super. Deci, la prima vedere, impactul vizual e ok, e bun, e probabil ce ți-ai dorit. Aici, la despre mine, zona asta e cam seacă, un pic, aș adăuga o poză cu tine, dacă tot e vorba despre tine. La abilități, clar, trebuie structurat un pic textul de aici, că nu citește nimeni wall of text aici. Adică, aș pune html5, nu știu, a -a aș face ori în tabelă aici, adică un, aș pune asta indentat. Margin left 20 vv mai prea mult. L-aș face așa, aș pune loguri. Apropo de logo bootstrap, uite, poți să-l pui aici. <laughs> poți să pui logo html5 aici, logo css3 aici, și logo bootstrap aici, în stânga, unde e padding-ul. Și la SEO, nu știu, poți să pui logo ul de la Google, dacă vrei. Ca să spargi un pic monotonia, că e, e prea mult text și e prea puțin, structurat și de asta e, e greu de citit și de parcurs. Ok. Mic, mic, suge, mic mică sugestie, mic comentariu. Uh, eu nu mai am încredere în mail de la Yahoo de multă vreme că au fost parte de nu știu câte ori de toți hackerii din univers. Uh, sugestia mea de ce este să ți faci măcar un Gmail dacă poți, dacă vrei să renunți la, la asta și poți să-ți de toate mail de la Yahoo la Gmail, fără problemă. Așa. Bun. Hai să-l analizăm uh, și din punct de vedere tehnic. În primul rând, ai SSL. Și cred că ar fi util să ai SSL. În al doilea rând nu înțeleg domeniu. Ia să vedem, îl deschid așa, să se vadă. Hai mă. Așa, în al doilea rând nu înțeleg domeniul. Punct e probabil vine de la, sau așa intuiesc eu, că vine de la machine learning. Dacă nu vine de la machine learning, atunci de la ce vine? <laughs> Din ce văd, tu te concentrezi mai degrabă pe SEO. Și pe web development în general, nu știu unde, unde, adică ce rol are ML-ul în toată ecuația asta. Dar în fine, să zicem că e un, e un domeniu ok, s-ar putea să aibă legătură cu numele familie, which is perfectly fine, nu mă leg neapărat de asta. Ziceam de SSL, că ar trebui să-ți activezi un certificat SSL ca să ai uh, site-ul pe HTTPS, pe momentan e sigur pe HTTP și atât. Așa, și acum hai să începem testarea. Auditorul. paste audită site-ul. <laughs> Îmi și mie cineva contul acesta ca să pot intra pe mail acestui cont? Nu mai țin minte răspunsul la întrebările cu pricina. Nu înțeleg ce vrei să zici. <laughs> La primul, job, la primul job, din domeniul IT, zice Alex, ar trebui să ai un salariu care totuși să te lasă să te concentrezi mai mult pe skill de front decât pe survival skills. Și asta e adevărat, da. Probabil că am dat un exemplu prost cu 1500 de lei, că probabil în 2500 ar fi minim, minim, dar în fine. Atât timp cât un an de zile, nu știu, ai o sursă de venit externă, niște părinți probabil, niște prieteni, whatever, niște bani puși deoparte, și asta e un subiect interesant unde în România sunt multe carențe s-ar putea să poți să te descurci oricum pentru că după aia o să recuperezi dar da evident toată lumea își dorește salarii mari dar nu e tot timpul posibil în funcție de și de șansă până la urmă o să ne uităm și pe joburi apropo Așa și observatorii, că nu vreau să deschid mult mai multe. Deci GT Matrix din Londra. Pasta nu mai deschid și nici pasta. Uite, HubSpot zice, the site is great. Page size, 20, 256 de kilo, 13 requesturi, 2.6 page speed, secunde. Caching, tot ce trebuie. SEO, Permission to index meta description content plugins description, text perfect și mobile e foarte ok. La security văd că ai mici probleme și anume faptul că n-ai HTTPS. Mă rog, este testul de la HubSpot e destul de simplu. Uh, Lighthouse-ul zice așa că ai 89 la performance, 100 la accessibility, felicitări, 93 la best practices și 100 la SEO și n-ai PVA faptul că nu ai pe e o problemă majoră. Render blocking resources. Deci ai un all min CSS. Ok. Font awesome. Nu înțeles. Și un style CSS. Cât de mult ai nevoie de font awesome? Pentru că 11 kg pentru niște iconițe s-ar putea să nu merită. Eu, sincer, în locul tău, în loc de font awesome, aș recurge la SVG-uri. Că bănesc aici l-ai folosit. În loc de i ăsta, poți să pui un SVG și ai scăpat de o grijă. Nici nu mai adaugi CSS extra și nici nu mai downloadezi nimic în general. Adică e deja built-in în html site-uri. Și practic elimine acest render blocking CSS de aici. Rămâi doar cu style ceea ce e ok. Și poza. Văd că nu este WebP. Adică eu pasta aș lua și aș transforma o... Uite, din nou, să downloadez ca să dau exemplu. Scuș. Așa, drag and drop. Deci dacă o păstrezi JPEG cu algoritmul ăsta ai 71% reducere, dacă o faci WebP ai 78% de reducere. Deci în loc de 65 de kg ai 14 kg. Da? Și aceeași calitate. Ok. Aici ai nevoie de niște setări de server, dar nu sunt. Adică sunt doar două chestii, nu e mare brânză. Adică e și din o rebote Din nou, n-ai HTTPS, n-ai CSP-ul setat bine, deci cred că și observatorii o să zic asta, da. N-ai CSP, n-ai n-ai HTTPS, n-ai un redirection, de fapt n-ai redirection-ul setat corect, fiindcă n-ai HTTPS, normal și header-le astea se rezolvă ușor din hashtag acces. Apropo de hashtag acces, găsiți un hashtag bun pe DDD, pe proiectul meu de DDD, pe care, apropo, încă nu l-am terminat. Mai am un commit de făcut și nu am avut timp efectiv săptămâna asta deloc. Așa. Code, srk, pardon, nu srk, assets, hashtag access. Asta vă dă și în, și niște setări din afara CSP-ului de securitate pe care e bine să le faceți. Vă dă și un CSP de-al meu pe care l-am folosit pe DDD, pe care trebuie neapărat să-l modificați și voi ca să nu să vă mai mergă niște lucruri pe site. Și, mă rog, puteți să-l folosiți peste de aici, asta vreau să zic. Adică puteți să vă inspirați din el și să vă-l faceți pe al vostru. Așa, mai departe. Ce mai avem aici? Deci Lighthouse am nu, acoperit deja. Jetmetrics, well done. La structură văd că zice de caching, de CSS import și de render blocking la asta. Două același lucru ca la Lighthouse. Ok. Iar PVA e păcat să nu faci și PVA. Adică nu e așa simplu de... Nu e așa complicat de făcut, pardon. Așa, la Rich Results văd că n-ai nimic. Ceea ce... E păcat din nou. Deci uite-te pe uh, galeria de rich results pe care am dat-o mai sus în chat ăsta sau dacă vrei, google rich results gallery. Pardon, am dat click de două ori. Așa, și probabil că o să poți să te de aici un articol, un, article, un uh, profile, un ceva, cred că ai putea să adaugi. Așa. Aici ce să vedem dacă ai vreo, în afară de SSL, care o să fie absolut evident. Așa, accesibilitatea e ok, dar nu înțeleg de ce nu încarcă CSS-ul. ciudățel. poate nu știe HTTP, știe doar HTTPS? Nu, poate nu, nu descarcă lucruri care nu sunt HTTPS acest scanner în fine uh, perfect n-ai erori de HTML excelent, good job ai doar niște warning-uri dar nu sunt dalarele, e ok așa, aici era deja orele opus ok, ai un import și ai 8 web fonts. hai să vedem acest un import este cu web fonts, da? Downloadez local fontul. Astea e, sau fonturile. Mama, sunt trei fonturi. Hai să vedem. Web Fonts Number. 8 Offenders. Nu e bine. Probabil că ai mai multe familii de fonturi, vreo 3 am văzut eu inițial, cu mai multe weighturi Care fiecare are câte un fișier separat sau ceva sau nu știu, Family unit are wait-urile definite, deci le descarcă pe toate, ceea ce din nou e problematic, la fel și Libre Baskerville. Chiar ai nevoie de toate? Adică, sincer, ok, ăsta este unul și ăsta cred că este Baskerville, da? Ăsta uh, este un Sans Serif care este, Dacă nu-mi dau seama, nu Nito, ok. Ăsta e un consola sau nu, nu, nu inconsolată. Fine. Ai, ai, nevoie de trei fonturi, da? E ok. Dar folosește un singur weight. la din fiecare. Adică dacă ăsta e bold, la, folosește și pe asta tot bold. Știi? Și ăsta la fel, și ăsta la fel. Ca să nu descarci o grămadă de fișiere și dacă tot le descarci, descarcă-le local la tine pe server, ca să nu depins de acest request, care este un import extern care blochează cumva randarea, chiar dacă tu ai un CSS-Font Display Swap, parcă îi zice. Deci, cam asta ar fi sfaturile la prima vedere. Da, asta a zis de SSL și de CSP și de alte heading -uri. Bun. <coughs> Overall, ca design, pare destul de serios. Ia să vedem într-un emulator cum ar arăta. Aș adăuga poate niște padding aici în lateral, ca să nu se lipească textul de margine din dreapta. Văd că și o mică navigare. Poate aș pune asta display sticky, Uh, nu sticky, cum îi zice? zice ce lapsus am uh, position, scuze, nu display position sticky și top 0 a, ah, dar văd că ai niște, chestii, niște alte chestii, de fapt cred că e în alt container, am înțeles um, da Mai vezi aici la hyphenation. Uh, Păstei ar trebui să-i dai uh, white space no wrap ca să nu separe, pare, contactează-l și mă pe rânduri separate. Sau dacă nu vrei white space no wrap, uh, hyphen's none. Uh, nu merge așa. Nu, no. white space no wrap. E suficient. Bun. E un one pager foarte funcțional și ok. Ia să vedem, asta este tel. Nu e. A, ah, bună. E Yahref egal tel. E ok. Deci, practic, o să poți să sun direct de aici dacă vreau. Și asta bănesc că e mail tu. Bun. E ok. Deci e un site ok. Uh, uite, am mai văzut o mică problemă aici la text. Uh... După punct se pune spațiu tot timpul, și după virgulă, la fel. Mă uit la soția mea că și ea mai face greșeala asta, nu Mai rar acum de când ea atrag e atenția în mod obsesiv. Bun. Ce ați mai scris pe chat? Că eu mai iau dus de val aici. Am? Mele vine de la Mali, ok, fair enough, dar sigur înseamnă ceva. <coughs> Așa, David Dobondi, viitor vreau să te întreb, sunt un student fără experiență, dar știu destul de multe, zic eu, și lucrez la un portofoliu chiar bun. La ce fel de job vreau să putea aplica? Doar cele fără experiență? Depinde de portofoliu. Dacă ai făcut un site sau depinde, n-ai zis domeniu, dar mi imaginez că front-end. Dacă ai un portofoliu suficient de bun, nu trebuie neapărat să aplici doar, doar la entry level. Poți să aplici și la junior, poți să aplici și... Na. E rar în schimb să, să n-ai experiență în domeniu și să ai deja, adică să fi fost deja freelancer suficient de bun încât să faci chestii super mișto și să treci, să sar practic niște, niște pași. Deci, da, nu trebuie să aplici doar la fără experiență, poți să pleci și la juniori, asta vreau să zic. Arată-mi eventual portofoliul și pot să-ți zic exact. Și apropo, entry level înseamnă fără experiență. Adică, ierarhia joburilor e, e așa, uh, internship, entry level, junior, mid, senior, and the sky is the limit. <coughs> Dorin că vioarele gratis, da e ML. Ok. <laughs> Am înțeles. Uh... Bun. Poate totuși îi găsești un gimmick așa de branding, ceva interesant care să atragă atenția cumva și să, să se lege de domeniu, dar nu e musă, e ok. Tica, pentru render blocking issue, dacă vrei performanță bună, dar nu recomand pentru ce să ai neapărat, mai există strategia de app shell. Nu știu despre asta. Nu știu ce... N-am folosit niciodată. Interesant. O să-mi pun la Turid. Resources and Learning și la Turid. Bun. Și o să o pun aici frumos. Ok. Bun. Deci cu Dorin cred că am terminat. Mulțumesc pentru faptul că ți-ai șiruit url aici pe live. Bună gluma cu fratele meu. <laughs> da. Bun. Ce ați mai scris pe aici? Safari nu acceptă pe Ba da. Uite, ți-a dat tică Kenaiuzul. Și oricum poți să faci uh, poți să faci un fallback foarte elegant folosind picture element. Uh, tică nu e adevărat. Tel două puncte e suficient. La fel cum e mail to două puncte. Nu trebuie nimic altceva. Era unul games, am învățat astea cu punctul și virgula cât pentru 100 de ani după ce am dat atestatul acum câțiva ani. <laughs> Așa, Alexandru Mărașu, că tot venim vorba de ierarhia, ierarhia job-urilor, observ un trend să pui la CV junior front-end dev, deși are zero experiențe de muncă. Nu este cumva puțin adrept față de cineva care face un internship? Până la urmă, un... Un om care face recrutări nu se ia doar după titulatura de acolo, se ia și după un eventual portofoliu. Adică poate fi considerat nedrept dacă vrei neapărat să, uh, e, în, e în calcul doar zona etică de transparență, să zicem. Eu aș pune în loc de junior front-end developer, aș pune aiming to become a front-end developer, într-adevăr. Eu așa sugerez oamenilor care mă întreabă de LinkedIn-uri și de de CV-uri, pardon. Dar noi nu e neapărat greșit. E atâta timp cât portofoliu o confirmă. nu. Sunt, sunt, cam, adică sunt băgați cam în aceeași oală oamenii care zic, găsești pe Violinuță Digital aici, o să dau din nou resursele mele aici. Dacă îi, dai un, un search după projects. De, de două ori. Uite aici. Aici ai o grămadă de idei de proiect. Entire websites and tutorials built from scratch using HTML, CSS and JavaScript. Aici ai niște selecții de proiecte pe care poți să le faci și tu ca să-ți crești portofoliu. Ok. Uh... LAG e ușor de trecut din embedded spre frontend uh, depinde cât de mult îți place până la urmă și de câtă energie ești în stare să depui adică să folosești ca să faci trecerea respectivă sunt lucruri destul de diferite adică Frontend-ul e mai degrabă interfață, dacă vrei pe frontend pe programare e un pic mai simplu că e cod până la urmă, dar nu e trivial în niciun caz, e cu totul altceva. Da, oricum e mult mai simplu de pe embedded pe frontend decât de pe, din domeniul financiar să zicem, pe <laughs> frontend. Uh, da, văd că s-a întrerupt live-ul. Foarte ciudat. Dați un refresh sau ceva. Da, îmi pare rău. Nu știu care a fost faza. Așa. Uh, un moment, să beau și un pic de apă. Bun. Refresh într adevăr. Nu știu care a fost faza, dar în fine. Bun. Hai să, hai că am recuperat chat hai să reîncepem evaluările. Uh, o să mă uit o dată pe Discord să văd că s-au strâns deja niște lucruri. Deci pe Technifer l-am bifat, o să-l bifez și aici. Așa. Bun. Georgian cred că mi-a trimis mai de mult. Pardon, da, mi-a trimis mai de mult, dar cred că Petrișoara Alexandru este la rând acum. Între ghilimele. apropo, m-am uitat și înainte să văd dacă dai vreo informație personală aici și nu dai, which is fine nu e ok să adică, nu știu, telefonul să zicem că e dar în rest și mail-ul evident în special mail -ul. Dar restul nu dați adresa de acasă sau ceva în CV-uri, că nu e musai. Orașul e suficient. Mulțumesc. Dar fac reclamă, nu e. <laughs> Așa. Bun. Petrișor Alexandru a pus educația prima. Eu n-aș face asta. E clar că tu ești încă la facultate, dar educația cred că e mai puțin importantă decât restul lucrurilor de mai jos, în momentul în care cineva caută un om care să-l să ajute cu un proiect sau, mă rog, un potențial angajat. Deci eu aș pune educația înainte de skills. Asta e prima schimbare pe care aș face-o. A doua schimbare pe care aș face o ar fi, ok, ai un GitHub aici, ceea ce e perfect, ia să-l deschidem un pic. Așa, văd că ai trei aplicații, dar nu ai niciun deploy. Aș face, aș pune portofoliu propriu zis, într-un site personal și aș lăsa și GitHub aici, dar aș pune și un, un site personal cu niște linkuri la câteva proiecte pe care le-ai și deployat undeva. Pentru că un recrutor care nu e tehnic nu o să înțeleagă nimic din GitHub. Adică ok ai niște proiecte aici dar la ce mă ajută pe mine dacă nu mă pricep să, să văd efectiv ce ai făcut. E interesant că ai niște, aparent niște documentații pe aici dar nu, dacă nu văd efectiv, a uite FaceSwap e chiar FaceSwap.dev, my bad. Și asta ce înseamnă? Că tu ai făcut faceswap.dev? Face că îmi imaginez că nu. Deci, e o, disonanță cognitivă aici. Este o fork, într-adevăr, proiectul. Adică eu mi-am dat seama că nu e al tău. Dar cineva care vine din afară și se uită pe CV-ul ăsta și dă click random pe primul proiect, o să zică, cum mă, Petrișor Alexandru a făcut faceswap. Adică deepfake-uri și de-astea? Înțelegi? e problematic. Adică deploiază proiectele undeva și eventual la fiecare pune uh, sursele și eventual zic că acest proiect este forked din ăsta sau în fine e preluat din ăsta, originalul e acolo, chestii de genul ăsta. Din nou, cineva care nu e tehnic nu o să-și dea seama. Așa, professional experience. Xojo developer. Uh, am auzit foarte rar de XOJO. Da, în fine, C++, ok. Apare cuvântul cheie pe care îl căutam. În fine, e o experiență bună, adică e cu siguranță a, va ajuta, dar cred că mai important de atât e portofoliu. Așa, ce ați mai scris pe chat? Era unul, game CC++, Qt Framework, nu știu ce. Cred că am ratat câte ceva din chat, că nu înțeleg despre ce vorbiți. Pentru România 10.000 e salariul de CTO aici, că e mult și pentru un CTO simplu, da, fair enough. <coughs> Uite, zice și Alex, dacă ai pus în CV link către GitHub, e, e recomandat să, chiar să meargă acele aplicații, unii chiar să uită peste ele și le și clonează. Când ajungeți la nivel de CTO, sper să nu mai fiți în România. Să știi, tu că nu e așa. Adică... Eu aș putea să mă angajez ca CTO într-o companie, într-un startup, dar nu, nu simt nevoia să plec din România, și din rațiuni economice, pentru că în România viața e mai ieftină și cu un salariu bun poți să trăiești aici fără absolut nicio problemă, și pentru că nu cred că aș rezista fără prieteni și fără familie foarte mult timp. Asta e feeling-ul meu cel puțin. Adică nu tot timpul trebuie să pleci din țară ca să îți fie mai bine. Uh, Marius, sigur, poți să, să trimiți CV-ul, ideal pe Discord. Dacă poți, pe devaluat de în live, pe canalul special făcut, în canale generale de pe Discord. Dacă nu, o să-ți aici, dacă poți. Adică s-ar putea să nu te lăsi YouTube, asta zic. Așa. Exact, Extreme Porn. Eu cunosc City on și nu, nu duce ducero. Bun. Uh, deci, Petrișor Alexandru, uh, cv e foarte bine structurat, uh, așa, uitându-mă de sus, dar structura asta pe categorii eu aș, uh, aș edita un pic. Adică, ți ai aș pune educația înainte de skills uh, și aș pune linkuri fie aici în cadrul fiecărui uh, fiecare experiență practic în parte, fie la început către portofoliu, nu către GitHub, eventual își pune GitHub-ul la fiecare proiect în parte sau ceva. Dar uh, portofoliu cu site-urile de plate, cred că merită uh, arătate mai mult decât uh, GitHub în sine. Ar ajuta mai mult la angajare. Mai ales că primul, primul om care se uită pe CV-ul tot de obicei este cineva din HR care nu are experiență tehnică. Deci... Nu, nu, te poate evalua tehnic în niciun fel. A, și încă o chestie, dacă poți, deci doar dacă poți, aș reduce un pic zona asta educațională în volum, aș pune eventual side by side pe două coloane practic cu skillurile. La fel, awardurile le nu știu, nu știu ce l aș face exact, dar aș face o singură pagină, deci CV de o singură pagină. Este excelent să ai CV, un CV pe care cineva poate să-l scaneze de sus până jos și să vadă într-o singură foaie, într-o singură pagină, toate detaliile. Să zicem că e ok și una și un pic în care pui award-urile pe pagina 2, nu e o problemă dar poate reușești să, să obții și varianta asta la în care ai uh, mai puțin noi margini pe laterale, să zicem, și sus și jos pentru pagină și încerci să îngrămădești în două coloane niște lucruri astfel încât să încapă uh, totul într-o pagină. S-ar putea să ajute. Doar la prima impresie, zic, adică la optimizarea primei impresie atât, atât. Bun. Uh, Georgian, Georgian uh, și apropo, uh, Petrișor, sure. dacă mai ai variante alternative pe viitor, poți să mi le trimiți oricând și îți mai evaluez. Și asta e valabil pentru toată lumea, care trimitează link-uri și resurse și CV-uri și așa mai departe și profile de LinkedIn. Dacă mai faceți update-uri pe viitor, pot să mă mai uit pe stele să le evaluăm împreună. Să evaluăm progresul, practic. Deci, Georgian zice așa, I aspire to a career in IT. I would like to start working as a junior PHP developer. I'm trying to develop my knowledge and experience and for this, I'm not my best. Um, pentru zona asta de headline, e, cred că e suficient prima propoziție. A doua eu aș pune-o în about. Adică aici. Pe undeva. Pentru că e un pic cam mult. Adică aici de obicei se pune titulatura jobului și ce vrei să faci mai departe. Sau care sunt afinitățile. Sau ceva de să zicem două rânduri. Și în două rânduri cred că te încadrezi până la PHP Developer. Și e bine să apară Junior PHP Developer în zona asta de headline pentru că chestia asta va apărea și când te va căuta cineva. Spre exemplu, când dă cineva search aici, vezi? Ai aspire o cariere în IT, nu știu ce. Deci e, e, și mă rog, dacă îi dau see all results, o să vezi aici. I aspire to a career in IT, I would like to start working as a junior PHP, ceva. De asta chiar aș comprima puțin textul. Și aș zice, I expired to a career in IT as a junior PHP developer și gata. Deci aș, redu aș reduce textul de aici fix la chestia asta. As a junior PHP developer. Și atât. <coughs> și în felul ăsta uh, optimizezi și felul cum te găsesc oameni. La about, ți-am zis, aș pune textul pe care l-am furat de mai sus și l-aș băga pe undeva pe aici, dar ce lipsește și important în zona asta de început, să zicem că poza de început și poza de profil sunt ok, dar aici lipsește o zonă de featured în care o să poți să îți pui, spre exemplu, un portofoliu de proiecte. Portofoliu pe care ar putea, ai putea să-l deploiezi undeva live și să pui linkul cu cu statut de featured de aici, astfel încât lumea în momentul în care intră pe uh, profilul tău de LinkedIn să vadă primul mare ceva featured de-al tău. Cum am, spre exemplu, eu, pardon, în profilul meu. Mă rog, ignoră lucrurile de aici, dar chestia asta de featured, pe care poți să-ți o alegi tu din, din postările tale, adică poți să-ți postezi efectiv ceva public, cum am avut eu, nu știu, Asta cu ți-ai auditat vreodată site-ul și când îi dai, uh, uite, când îi dai feature, da, apare aici și dacă ai mai multe sunt uh, navigabile și un link către portofoliu aici o să arate foarte bine și o să conving oamenii să dea click ca să îți vadă munca, practic, portofoliu fiind Așa cum cred că v-ați obișnuit că zic de fiecare dată, unul din cele mai importante unalte de convingere unui potențial angajator. Să te ia în seamă. Așa. Ce ați mai scris pe chat? Uite ce zice Tică. Prima ofertă de 7000 de lire, dar nu trăia la fel de bine cu ce prima în România. Normal. Din nou, Numbeo. Numbeo este sfânt. Numbeo.com e un site pe care poți să compari nivelul de trai din orașele din toată lumea. Spre exemplu, Bucharest versus uh, Ziceți voi un oraș. Cirich. Da? Consumer prices in Bucharest are 68% lower than in Zurich, rent prices are 78% lower than in Zurich. Cred că înțelegeți uh, situația, doar că local purchasing power in Bucharest is 57% lower than in Zurich. <coughs> în IT chestia asta nu se mai aplică. Asta e, asta e partea, asta e superputerea IT-ului că poți să ajungi în niște ani să ai un salariu mult peste medie și procentele astea prin care Zurich e mai sus decât București la puterea de cumpărare, asta mă face, așa, se egalizează sau chiar sunt depășite și cumva e totul pe verde. Adică București, e, mie mi-ar plăcea să trăiesc în Zurich, dar cu un salariu de 10 ori mai mult ca acum, să zicem. <laughs> sau ceva. Sau cu un business care mi-aduce venit substanțial. Deci, mă rog, vă uitați pe Nombeo și o să, vă dau chiar linkul ăsta să vedeți, apropo de Zurich. Zurich e una din cele mai scumpe orașe din lume, apropo. Bun. ce ați mai scris pe chat? Ia să... Revenim la, portofoliu, la profilul lui, lui Georgian. Așa. Uite, Twister zice poți face un link spre demo și nu spre cod, apropo de profilul lui Petrișor. Așa e. <coughs> uh, Alexandru Moroșu, e ok să pun un joculeț făcut de mine cu React? Sigur că da. până l și... Pune-l pe Discord eventual și îl luăm la rând. Diana Martin, ce recomand să trec în CV dacă în ultimii cinci ani n-am lucrat, dar în ultimul an și jumătate m-am reșcolarizat -re în domeniu, având totuși o experiență anterioară de un an și jumătate în acest sector. Mm. Poți să treci sabbatical. Cinci ani de sabbatical. Nu e absolut nicio problemă. Adică o să înțeleagă lumea. Sunt, din păcate sunt multe femei, adică din păcate. Cumva... Sunt multe femei în postura ta. Intuiesc că sunt niște copii la mijloc. Dacă nu, nu e absolut nicio problemă oricum. Adică dacă treci să beate, că o să înțeleagă lumea, nu -o, o să, te ia la bani mărunți, mai ales că se vede că ai depus eforturi în sensul de resincronizare cu câmpul muncii. Așa. Uh, Twister, eu la LinkedIn am web developer, React, JavaScript, HTML, CSS, cuvinte cheie gen. Exact. Cuvintele cheie sunt importante ca să te găsească lumea ușor. Marius, vi am trimis CV-ul meu în Discord pe de evaluat în left, să-și foarte recunoscutor dacă te, te, uita puțin și aș, aș spune o părere. Sigur, mă promit. Așa. Sydney. Eu cred că Zurich e mai scump ca Sydney, sincer. Dar în LinkedIn, profil de LinkedIn, deci, dar în de LinkedIn apare primul job, ultimul job ca primul în listă. Parcă nu sună bine creșterea copil versus ceva în domeniu. Păi nu. Poți să pui... De fapt, da, e dreptate poți să pui uh, creștere copil uh, undeva în about și cred că e ok așa. Dar ideea e să menționezi undeva chestia asta, că ai fost într-un sabbatical sau că ai fost în creștere copil sau că, uh, adică să menționezi, să, să satisfaci curiozitatea omului care te întreabă despre ce s-a întâmplat. Și da, într-adevăr, nu arată bine să fie ultimul job uh, creștere copil neapărat, deși până la urmă e ceva ok, e ceva natural, adică eu nu m-aș feri neapărat să, să fac, să, se expun chestia asta, doar că poate că aș pune încă unul peste el, de genul, nu știu, da, nu prea ai ce să pui peste el. Da, pune în about și gata. Vanilla Jazz joc. Tică, te trec și pe tine pe listă, până aici la final. A, ah, te-ai trecut singur, bine, bravo, felicitări. <laughs> Așa. Așa, Alexandru Morașul pun de să vă jucați puțin este SEO sau mobile friendly. Ok. Uh, nu știu unde l-ai pus, dar îți recomand pe Discord <laughs> îți recomand pe Discord. Da, X și 0 serverless. Bun. Și da, vorba lui extrem bun ești un candidat valoros, Diana. Deci nu te speria că nu, Cred că o să evoluezi nimeni e greșit pauza. <coughs> Roland Marunțolu, eu stau de 4 ani acasă pentru creșterea copilului. Felicitări, prea E, e o inițiativă laudabilă, de orice punct de vedere. Avem nevoie de mai mulți copii în țara asta. Așa. Bun, uite, știre de anul ăsta, LinkedIn Ads, Ads stay at home mom and more titles to help describe employment gaps. Interesant, nu știam. Revenim la Georgian, deci. Uh, nu prea activitate ceea ce, mă rog, e de înțeles, nu e absolut nicio problemă, dar cumva în momentul în care șerești lucruri pe care le-ai făcut în trecut din portofoliu, să zicem, o să fie mai bine. La experiență, swimming coach și instructor la Fast Track Kids Romania. Ok. E ok că le-ai trecut pur și simplu și le-ai menționat. Faptul că n-ai niciun job în domeniu încă nu e o tragedie, atâta timp cât atrage atenția angajatorului cu acest featured portfolio. Featured portfolio la care trebuie să muncești, evident, și pe care trebuie să-l dezvolți cândva în timpul liber, pe măsură ce uh, ai timp să, să dedici chestia asta, ca să ai un start. Că asta e, asta, e, dilema pe care nimeni nu înțelege din momentul în care vede job description-ul în care îți cere experiență fără Adică zero ani experiență, dar experiența nu știu ce domeniu. De fapt, aici e problema că tu în timp ce nu ai avut niciun job, deci n-ai, n -ai adăugat niciun an de experiență la, la, profilul tău, la CV-ul tău, tu de fapt ar trebui să ai ceva experiență în spate făcându-ți un portofoliu și demonstrând că vrei să faci lucrul la care aplici. Așa, Telecom Academy e ok că e aici, nu vreau să țină nimeni cont de ea, dar e ok e aici, e în regulă. Bun. Skills and endorsements, marketing, PHP și HTML. Ok, eu aș mai adăuga niște skill-uri aici dacă, dacă vrei și aș face și coding challenges de la LinkedIn. Ia să văd dacă pot să-ți arăt la mine. Uite, take skill quiz, PHP. Eu nu l-am făcut, spre exemplu. Și ai 15 întrebări, un minut jumate pe întrebare și dacă ești în primii 30%, o să câștigi un badge. Eu am, spre exemplu, un badge la... am mai multe, cred. Uite, la CSS, Photoshop, WordPress, HTML, JavaScript, Google Analytics, SEO. Badge-urile astea ajută, zic eu. Mai ales dacă n-ai nimic altceva de pus în zona asta. Deci dacă faci în, în PHP, în HTML și eventual în CSS și lași marketing mai jos și pui CSS-ul al treilea și faci uh, testele, o să zic uh, LinkedIn Skill Assessment badge în dreapta. Și cred că o să te ajute. Bun. Deci în mare uh, îți lipsește portofoliu. Asta e cel mai important lips al... Uh, cea mai importantă lipsă al... Uh, a, a profilului tău. În rest, you're doing fine. Bon. Mai departe. Devjob.ro. Nu mai știu cine mi-a sugerat. Ia să mai și bifez de aici. Deci, pe Petrișor l-am văzut. Acum am ajuns la dev job. Exemplu de postare de job care mi-a plăcut. Apreciez și faptul că pe platformă campaniile, nu, companiile pardon, nu pot posta decât dacă precizează un range salarial. Interesant. Ți-am zis, eu nu știam de site-ul ăsta, o să-mi trec și eu pe listă și o să-l analizez un pic uh, in my own time ca să știu dacă pot să-l recomand mai departe de oamenilor, dar la prima vedere pare promițător. Văd că sunt și trecute geografic, ceea ce e interesant. Ia să vedem, deci Mailbird Senior C, Cross Platform Software Engineer. Uh, nu înțeleg, uh, adică ar trebui să specifici uh, VPN dacă l-ai pus aici ca să mă uit la job în sine sau doar să popularizez site-ul propriu-zis. Ca să știu dacă intrăm în detalii sau nu. Extreme VPN, CV Profi făcută făcut în latex. <laughs> uh, da, n-am mai auzit de latex de mult. Succes, George Terchila. Sper să data viitoare când ne auzim cu, CV, cu portofoliu updatat, adică aștept portofoliul tău updatat să mă mai uit o dată peste el și sper să și prinzi un job între timp. Bun, deci l-ai dat ca exemplu de postare bine scrisă, concisă, la care merită să aplici. Hai să vedem. În primul rând, site-ul, așa, la prima vedere, mi se pare interesant care harta în dreapta. Adică e foarte relevant pentru cineva care aplică într-un oraș anume. Poate că nu e foarte relevant în contextul în care uh, există și job remote. Adică job remote nu, nu văd unde, unde ar fi în hartă, propriu-zis. Știi? Și asta poate că nu e neapărat cel mai bun lucru din univers, dar e... Uh, Food for thought, hai să zicem așa, pentru cine a făcut site-ul. Bun. 235 de joburi în România, domeniile frumoase aici sus, nu știu ce, ok. O să, cum ziceam, o să mă uit pe site în, în alt context și văd că poți să le și filtrezi. Butonul de play e primul, ok. Asta este la Mailbird și este remote. A, ah, și ok, jobul remote sunt puse în mijlocul Bucureștiului, să înțeleg. <laughs> Salariul de între 20.000 și 25.000 de lei. Generos. Company size 50 de oameni, startup, senior, full-time, English, tehnologiile, requirements, responsabilități. Deci, structural vorbim, mi se pare ok, într-adevăr. Descrierea, ce, uite, am găsit un mic neajuns la requirements. Eu aș, aș pune pe două coloane sau pe două segmente diferite. Must have și nice to have. Adică aș împărți niște requirement-urile în alea care dacă pe care dacă nu le ai, n-ajungi nici la interviu sau nu ai nicio șansă să te angajezi și alea pe care dacă le ai, ai un avantaj față de alți oameni care au ajuns deja la interviu. Știi, genul ăsta de separare de must have, nice to have e foarte importantă și demonstrează faptul că tu ca angajator chiar ai dedicat niște energie, separării mentale ale lucrurilor foarte importante fără de care nu poți să trăiești și fără de care nu poți să angajezi versus toate celelalte lucruri care ți se par utile dar nu esențiale. Și faptul că ai făcut exercițiul ăsta de gândire, flotarea asta mentală dacă vrei, îți dă mai multă credibilitate în ochii unui, uh, aplic, unui om care aplică și e experimentat în domeniu. Fiindcă e clar, ăsta nu este uh, un job pentru un junior. Attention to detail, C-Sharp Application Programming. Mulțumesc Așa. Ok. Nu prea văd, adică, mă rog, am văzut în unele cerințe de joburi și niște ani trecuți aici, dar uh, e subiectivă treaba. Unii pot să stea 10 ani pe o tehnologie și nici să nu o înțeleagă foarte bine și unii pot să stea un an și să, să fluiere. <laughs> Bun. Design to move, super fine. Tică are și Evgen poziția de JavaScript deschisă pe el. Ok. Felicitări Evgen matrix ce să zic. Senior Front-End Engineer, Study Portals. Ce am adresa? Poate e pe aici. Da, nu vad. Poate e chiar aici, în centru, între ghilimele. Da, nu vad, tică, nici deci nu știu ce să zic. Anyway. O să ascundem puțin hartam. Pardon. Uh, Leo Matei zice, salut Viorul, după ce am reprodus acel proiect de link in bio, am prins un internship și sunt de câteva săptămâni angajat. Îți mulțumesc pentru ceea ce faci. Excelent veste, felicitări. Mă bucur mult, mult, mult de tot să aud când oamenii chiar reușesc. Deci, bravo, meriți, meriți felicitări. Keep up the good work, e meritul tău să știi. E, adică puteai să faci orice proiect. John, merci frumos. Era unul games, ce părere ai de fotografiile în baza 64B64 Image Encoder importate în browser din punct de vedere al performanței? Um, nu sunt foarte încântat pentru că în loc de un, CV, un image base 64 aș pune un SVG vectorial. Imaginea base 64 nu este scalabilă. Și ok, nu mai downloadezi o resursă, dar încarci HTML-ul aia. Cu SVG-urile e un, e un trade-off pe care eu îl care mie mi se pare ok dacă încarci HTML-ul cu SVG-uri pentru că SVG-urile sunt vectoriale și arată bine la orice rezoluție și nu mai trebuie să faci responsive images și așa mai departe. În ce privește JPEG-urile, PNG-urile, web-urile și alte formate, eu le-aș încărca totuși, extern, cu un lazy, cu un loading lazy pe ele și gata. Adică nu-mi nu plac imaginile b 64 din motive de impracticalitate, hai să zicem așa. În ce să se vreau să zic, nu, HTML. De fapt, cred că poți și în HTML, dacă te chinui un pic. Așa. Uh. e aici. Nu? A, nu e aici, e dreptate. Nu mai știu să hartă. Așa. Da, tot nu găsesc. Eu aveam senzația că asta este Unirii, dar de fapt, de fapt aici Unirii. Și eu mă uitam la universitate. Da, deci pe aici pe undeva ar trebui să fie sau pe aici, I don't know, anyway, nu contează. Uh, revenind la Senior C-Sharp Cross Platform Software Engineer. Deci aș separa requirements în două, tehnologiile mi se par foarte ok, responsabilitățile mi se par bine, bine închegate, uh, aici la metodologii uh, e cumva Fiind remote, m-aș aștepta totuși și la alte lucruri, în afară de code reviews, fiindcă dacă muncești undeva remote, realitatea este că îți trebuie un pic mai mult control asupra calității codului pe care îl scrie cineva remote și uh, code reviews poate că nu e suficient, poate că îți trebuie și unit tests, pe exemplu. Eu fără unit tests nu mai văd, adică <laughs> pare ciudat, dar este test sunt foarte important, spre exemplu. Unor și per programming nu știu. Da, pân până, la urmă e previzibil, adică previzibil, nu previzibil. E ok, uh, ca minim code reviews, dar v-am zis, adică ți-am zis, mă așteptam să fie mai multe chestii bifate pe aici. Descriere e entuziasmată așa, așa cum ar trebui să fie. Uh, în mare e ok, în mare e ok. Dacă aș avea experiență uh, și m-ar tenta un job din asta remot, uh, aș fi tentat să aplic. Dar uh, ți-am zis, am câteva mici asteriscuri pe aici pe acolo. Structura platformei, în schimb, mi se pare interesantă, că permite separarea asta foarte clară pentru un job description și nu văd a mă rog, salariul este range ok e problematic cu salariul range în România pentru că nimeni nu face nu, nu face disclose de salarii din păcate și asta permite niște abuzuri în anumite circunstanțe într-adevăr Uh, și din partea angajatorilor care plătesc pe același om care face aceleși, același job uh, la același nivel de performanță, că asta e foarte important de, de specificat, uh, salarii diferite, adică dacă ai doi, doi oameni care fac același job exact la fel de bine, pe unul îl plătești mai mult și pe unul mai puțin în funcție de cum negociază. E până la o anumită limită e ok, adică trebuie să ai un threshold acolo. Dar dacă e gen pe aceeași poziție cu același nivel de experiență și de performanță ai salariu dublu pentru cineva și normal pentru altcineva chiar nu e ok. Și să mai... eu știu de cazuri de genul ăsta. Aproape dublu, nu chiar dublu. Și de asta transparența în momentul în care uh, publici un anunț de job uh, incomodează angajatorii să mai facă cascadorii din astea. Se întâmplă de obicei când cauți foarte, foarte tare pe cineva pe un job și ești dispus să dai dublu doar ca să-ți vină cineva din altă parte să facă jobul respectiv. În altă ordine de idei am zis că e foarte importantă specificarea uh, performanței. Pentru că da, tu poți să ai același job ca omul de lângă tine, cu aceeași titulatură, cu același număr de ani de experiență, dar tu să faci treaba de trei ori mai, mai repede și mai bine decât cel de lângă tine și e clar că tu meriți salariul mult mai mare decât celălalt. Deci performanța și meritocrația ar trebui să fie scoase în evidență și chiar și, nu știu, poate că e jenant dacă e public, adică dacă toată lumea știe că tu ai cel mai mare salariu din birou, probabil că o să fie ostracizat un pic, că na, așa e la liceu. <laughs> Dar cum să zic, sugerez faptul că în unele locuri de muncă atmosfera e similară. Dar adică poate nu le-aș face public în sensul ăsta, dar e clar că trebuie să existe o oarecare transparență și niște uh, marge în care se încadrează un tip de muncă într-o companie, astfel încât să creezi niște așteptări viabile pentru cine aplică la joburi în companie respectivă. Deci un range din asta mi se pare binevenit. Uh, ziceam de abuzuri, s-au mai întâmplat abuzuri și pe Best Jobs, că știu că și Best Jobs a impus, impus la un moment dat uh, trecerea salariilor în platformă și au fost multe joburi cu salariu 0, salariu 1, salariu 10 miliarde. În fine, abuzuri. Abuzuri de platformă de data asta. Așa. Acum și arată și postarea care nu ți-a plăcut. Ok, imediat. Stai să o bifez pe Tum, 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 tum. Nu mai știu unde dat-o pe aia care nu ți-a plăcut. Extreme Pawn. Așa, văd că mi-au scris cineva, mi-au scris niște oameni și în privat, o să vă răspund după live, dacă nu vă deranjează, atâta timp cât, adică linkul, dacă mi-ați șerit un link o să vi-l iau în considerare, dar dacă mă întrebați lucruri o să vă răspund după. Așa, bun, revenind la listă. Extrem ziceam că nu găsesc celălalt job pe care l-ai dat exemplu. Dar o să continui cu CV-urile. Continui sau continuu, cum e corect? Hmm? Continui. Eu știam că e continuu. Poate că știu eu greșit. Așa. Andrei Chiorean actual mastermind la facultatea de Automatice și calculatoare din Cluj Napoca cu pasiune pentru coding și design, care îi plac provocările. Interesant. Uh, Dă încredere în sine această descriere. Ceea ce nu e rău. Plus că e și o pagină, which is great. Bun, skills. Aștept la CSS JavaScript, Ajax, PHP, SQL, responsive web design. Ok mă, mă confuzează ordinea limbilor de aici. Adică de ce n-ai pus româna prima? Așa. A, scuze, am citit, am citit mastermind, dar e de fapt masterand. Deci eu continui, mulțumesc. Da, mi-a arătat Carmen dovada. Că în ultimul domn s-a schimbat și e continuu, noi continuu. Așa, uh, era mișto să fie mastermind. Eu am citit mastermind, îmi cer scuze. E masterand. <laughs> Cred că trebuie să dau un zoom un pic. Da, mă rog, e mai complicat. Așa. Uh, the, the Digital Entrepreneur Îți dau un link de Discord imediat dacă vrei să-mi trimiți un site sau dacă vrei să-l pui aici, să încerci să-l pui aici, s putea să nu te lase YouTube, dar dacă vrei neapărat, scoate-i HTTPS din față. <gâng> Așa. Ia, ce ați mai scris pe chat? mama e foarte activ chat îmi place mult. Mă bucur că sunteți engaged. Salut Kilse, Extreme Pon a fost la interviu la Every Matrix Interesant Așa Întreb fiindcă vreau să le nu mă las să accesez Anumite funcții altfel O să văd dacă am permit cu SVG-urile SVG-urile <coughs> uh, sunt... Uh, a, te refer la securitate. Sunt curios în ce context. Poate îmi scrii în privat mai multe detalii și poate ajungem la o soluție <coughs> Era 1Games, cu, cu tine vorbesc. Așa. Uh, Adică zice când mergeți la interviu, dacă sunteți respins, nu o las personal. Și acum recrutăm, am 5 interviu din care angajăm unul. E important că să dai și feedback după interviu, apropo. Să-i zici omului ce n-a făcut bine și de ce nu l a angajat. Am discutat despre asta și în podcasturi de până acum. Și eu, în momentul în care văd fa față în față sau în fine remote acum cu pandemia pe cineva, eu mă simt forțat să-i dau un feedback, să-i zic ce a mers bine, ce nu, de ce nu l-am ales, să știe să-și îmbunătățească pe viitor performanță. The Digital Entrepreneur. Cum fac să-ți trimit un site pentru recenzii? Am răspuns deja la asta. Discord. Așa. Despre ce live ai de gând să faci săptămâna viitoare? Deci despre ce am de gând să fac live săptămâna viitoare? Încă nu m-am decis. Dar dacă merge așa bine asta cu review-urile, poate mai facem unul. Dacă nu, poate începem o altă miniserie pe niște teme la care m-am gândit între timp. Nu vreau să vă dau spoiler încă, dar poate că o să mai fac un poll zilele următoare să vă întreb. Așa. Apropo, pentru toți, YouTube nu permite să puneți link-uri. Dacă ați trimis link-uri și ați fost ignorați, ăsta e motivul, într-adevăr. Așa, vorbiți despre unit testing. Așa, Mihai la Eftenie. Abia aștept să încep și eu în domeniul IT. După proiectul de Scrum mă gândeam să fac un curs pentru certificare. Ce recomand să fac cursul de Scrum sau să merg pe partea de testare software. Depinde ce, ce crezi că ți-ar plăcea mai mult. Testarea software e relativ limitată la nivel salarial dacă nu înveți programare și dacă nu înveți automatizare dar e un început foarte bun fiindcă îți găsești foarte ușor job e un, e un entry level foarte bun QA-ul, testarea, pentru a obține un job în domeniul IT, job pe care poți după aia să-l folosești ca să um, faci o mișcare laterală în alt departament, adică dacă tu într-o companie care are mulți programatori designer, developer, în fine dacă face lucruri în IT și au nevoie de un QA și te angajezi ca și qa Poți după aia dacă înveți pe cont propriu sau dacă au ei un program de reconversie profesională să faci switch în programare sau în design sau în product ownership sau în project management. E mai simplu așa decât să vii din afară din exterior și să te angajezi cu zero experiență în domeniul ăsta. Deci e o, e o variantă dar. Repet salariile în QA nu sunt așa bune și apropo am uitat să ne uităm o să ne uităm. Uite ia să deschid LinkedIn e jobs uh, best jobs jobs pe care nici nu l-am mai așa, Jobber și Hipo. ca să-mi amintesc să evaluăm jobul de chei practic, adică anu anunțuri legate de jobul de chei, așa unde rămăsesem la acest CV. Ziceam deci că uh, cheiul e bun ca, entry, ca, ca punct de intrare într-o companie, într-un domeniu, într-un job uh, din IT, dar după aia poți să te miști lateral dacă vrei. Însă dacă crezi că nu-ți nu place la fel de mult ca și project, project managementul, uh, o certificare agile de la PMI, PMI ACP mai degrabă, adică Agile Certified Practitioner, o să-ți dea și cunoștințele necesare, dar și uh, certificarea în sine cu care poți să, cu care o să te bagi în seama angajatorii în momentul în care aplici la joburi de project management. Evident, nu e suficient să ai doar certificarea asta, dar e un început foarte bun și o să vedeți în podcastul care apare mâine pe cineva care a făcut fix asta. A făcut certificarea și a luat un job în IT. Înainte lucra, a lucrat 14 ani în alt, cu tot alt domeniu și după ce a făcut certificarea și a mai învățat un pic, s-a -a angajat ca project manager la niște luni distanță. O să îi auziți povestea cât de curând. Abia aștept. Bun. Uh, rămăsesem la CV. Deci, dacă o să ignor puțin chat și o să mă concentrez pe CV o perioadă. <coughs> ok. Uh, de deci ce ești masterand? I am Bachelor of Environmental Science, ceea ce nu e foarte relevant. Master's in Computer Science, asta este relevant și l-aș pune înainte de Bachelor of Environmental Science. Adică masterul, uh, întotdeauna lucrurile mai curente se pun primele e ordine invers cronologică, la cursuri la fel, în fine, eu recunosc că, opa, Zero to Mastery. Uh, cum îl cheamă pe tipul ăsta? Îmi scap acum. Zero to Mastery. Chiar eram curios de păreri despre el, Andrei Neagoie. Deci, Andrei Chioran, dacă ești pe aici, sunt curios cum ți s-a părut Andrei Negoie. Uh, n-am auzit absolut nicio părere despre cursul lui până acum, adică nu știu pe nimeni care l-a făcut și eram, chiar eram curios. Știu că e în engleză și e paid. Nu foarte scump, dar nu, depinde ce așteptări. Așa. Uh, full stack web developer, bun, internship -uri. Ai avut și un internship, perfect. Primul lucru, prima regulă. După profile, puneți internship puneți courses și după aia puneți education și în education pune masterul primul. Asta este ordinea logică a unui om care vrea să fie scos în evidență pentru un job de web developer. În plus, Uh, înainte de, adică imediat după profil, adaugă neapărat și linkul ăsta de aici, de jos, ca și portofoliu și fel mai proeminent, mai mare, mai vizibil. Să <coughs> ai bine la prima vedere, pare totuși un template așa, așa, așa îmi dă impresia cel puțin. Uh, ai și niște greșeli gramaticale pe aici. Aici nu se pune apostrof, de exemplu. Ceea ce, mă rog, distruge puțin din credibilitate. Dar, uh, în general, e foarte curat. te și dark mode. Dar, din nou, am senzația că e un template asta. Ceea ce n-adaugă foarte multe puncte la evaluare ar fi mai relevant nu să ai un site bine făcut, ci să ai un portofoliu. Așa că hai să ne uităm un portofoliu un foarte rapid. Face detection. Măcar sunt proiecte de plate, asta e foarte, foarte bine. Adică sunt proiecte care sunt live, pe care le pot testa, le pot evalua. Dynamic list. și quotes generator. Nu vreau să dau register. În general evită, dacă poți, aplicații cu, cu gateway din asta. Ăsta okay. Asta pare un pic împrăștiat, ce puțin pe ecranul meu, care e 2K. 2560x1440 adică Hai să-l facem un pic mai mic. Da. sunt niște mici probleme de ce să se pe aici. Asta vreau să zic. Și văd că niște imagini nu se încarcă. Și, na, de curiozitate, ia să-l și validăm. Asta e cel mai scurt test de calitatea codului. Da. Ușor problematic. Sunt niște taguri neînchise. Eu aș mai lucra la îmbunătățirea lucrurilor din portofoliu și la site în sine. Ți-am zis, umblă la detalii, nu știu, vorbește cu cineva care știe foarte, foarte bine engleză și roagă să-ți corecteze. Nu știu dacă e singura greșeală aici și vorbesc prostii, dar Mă rog, mai e mai și niște mici greșeli de ortografie, adică nu e, nu e grav în niciun caz, arată foarte bine site-ul, dar you can do better, I'm sure. Și cred că nici nu merge formularul, sau dacă merge, mă rog, poate n-am făcut eu ceva greșit sau poate am făcut eu ceva greșit. Bun. Asta e, da, query simplu probabil într-o bază de date. Aici nu înțeleg ce trebuie să faci. <laughs> Și nici aici de altfel, cu animația asta. Ok. Uh, bun. Deci, pentru început, uh, ai șanse mari să fii luat în calcul pentru un interviu. Adică, eu, dacă aș angaja front-end developer, aș mai să săpa un pic în, în portofoliul tău, în CV-ul tău, ți-aș pune niște întrebări și probabil că dacă ai răspunde bine la întrebările alea, te-aș chema la un interviu. Deci, așa la prima vedere, aș, asta aș schimba. Aș pune neapărat internship pe primul. Înainte de internship aș pune neapărat link-ul ăsta mai vizibil, mai preeminent cu portofoliul ca să dea totul lumea click pe la primul. Deci imediat după profil să fie links, după aia internships, după aia courses, după aia education și la education repet <coughs> masterul master să fie primul, că e mai relevant și e și cel mai nou. În rest, pretty good, așa la prima vedere. Uh, încearcă să-mi folosește auditorul de siteuri. uri Uite, O să iau linkul de aici și o să mă duc în... Uh, unde ești, auditorul de site-uri. Și go wild, adică încearcă să testezi site-ul cu absolut toate tool de aici și să rezolvi problemele pentru că o să creezi o impresie de 10 ori mai bună cuiva care chiar știe despre ce e vorba și chiar la un moment dat poate să testeze site-ul tău cu urântul de aici, de exemplu cu Yellow Lab Tools. E ok, la prima vedere ai doar niște imagini oversized, mă rog, e responsive, deci probabil că poți să-l dezolvi cu un responsive images, o 16 fonturi, enorm de mult îmi pare rău, și mult, majoritatea sunt de la Icon Scout, deci eu aș scăpa de iconițele inline și de web fonts pe, cu iconițe overall și aș pune SVG-uri în pagină ca să optimizez puțin chestia asta. Și nu în ultimul rând, uh, <coughs> hai să verificăm și cu un Lighthouse rapid, și până se procesează Lighthouse-ul o să-ți și bifez în uh, Discord CV-ul. Așa... 79 la performance. Aici SS 110 de 10 kg. De la Icon Scout, din nou. L-aș arunca la gunoi cu prima ocazie, cum ziceam. Images. Aici nu comentez, fiindcă sunt responsive. Dar aș folosi neapărat în loc de JPEG WebP. Afel ca până acum. Același comentarii, dacă vedeți, se repetă problemele astea. Aici clar aș renunța la toate vofurile astea. <coughs> Swiper. Probabil că ai folosit o librărie externă de, de, JavaScript pentru efectul ăla de swipe. Mă rog, n-ai ce să-i faci. Ori o scrii de la 0, ori o, o lași așa. Nu, cred că e o problemă major. Așa, la, la toate pozele trebuie Width și height neapărat. Și cache Police. Mă mai niște probleme pe aici, adică m-aș uita în, în Lighthouse și în Yellow și în toate celelalte din, din Auditor și aș face un pic de curat în site-ul de portofoliu, așa cum ți-am zis și în CV. În rest, destul de bine, adică stai destul de bine, good job. Bun, ce ați mai scris în chat între timp? Să <coughs> deschid frumos ăsta. Așa. Alex, o, oh, salariu competitiv. Cred că de fapt este o competiție între cine oferă cel mai mic salariu. Deci de, de aici secretul. Da și nu. Să știi că sunt angajatori etici care nu oferă niciodată salarii mai mici decât un nivel anume nu sunt atât de deși, într-adevăr, adică nu toată lumea face asta. Unii sunt... Unii acceptă orice variantă care le maximizează lor profitul, dar nu toți sunt așa. Și cred că aia care înțeleg faptul că omul, persoana din echipa ta, pe care reușești să-l păstrezi în echipă și să fie și productiv în echipă mai mult de 2-3 ani, deci oamenii aia sunt cei mai valoroși. Pentru că oamenii aia care stau niște ani învață mediul, învață oamenii, învață proiectele, învață procedurile, învață tot ce au nevoie să învețe ca să fie maxim de productivi. Aia livrează cel mai mult ca volum și ca nu știu, impact până la urmă și aia te ajută să crești business-ul. E, e o viziune de business pe care sunt foarte puțini antreprenori sau tech leads sau cto sau Team lead, dacă vrei, o înțeleg. Și... Na. În IT e situația un pic mai bună decât în alte domenii. Că și în alte domenii se întâmplă același lucru și... alte domenii, domenii suferă mult mai mult de pe urma problemelor astea. <coughs> Extreme Pawn, uh, sper că ai pus totuși pe Discord uh, linkul care nu ți-a plăcut, jobul care nu ți-a plăcut. Că dacă nu e pe Discord, eu nu, adică pe YouTube nu merge. Efectiv, nu se vede, nu merg linguri puse, din păcate. Așa, Twister, abia aștept să fiu ostracizat pentru că am cel mai mare salariu pentru același fel de performanță. <laughs> da. Gogonel, not a big fan of self-assessed skills and CV-uri, gen precente stăluțe, progress baruri. Uh, mie nu mi se pare o tragedie. Uh, cu siguranță unii pot să umfle sau să subestimeze nivelul la care sunt, dar oricum nu alea contează. Contează portofoliu. Alea sunt așa, un flavor, dacă vrei. A, ah, am uitat să zic ceva apropo de CV. Mai pune și niște pasiuni. Pentru că și alea sunt flavor, apropo de flavor. Dau un, un mic insight apropo de personalitatea ta și cred că e destul de important. Când un hasher o să vadă chestia asta, o să facă o corelație cu cultură organizațională și o să aibă o mică idee inițială despre tine și personalitatea ta. Uh, Extreme Pawn, o să vadă viorel că e următorul link pe Discord. Unde mă? Deci ai ăsta de la Mailbird. A, ah, ok, ok, ok. Credeam că e tot de pe același site, de nu-l vedem. Avem senzația că e în, în același site. Bun, hai să vedem un, un anunț care tu zici că e nasol. Software engineer. Deci nu mid, nu senior, nu junior, nu entry level, software engineer. Ok. Full time, entry level. Ok, măcar aici specific. Bun. MBR Partners, Bucharest. One month ago. Între 11 și 50 de angajați, staffing and recruiting. Bun. whatever about the job general description software engineer for the company's cloud-based cloud-based suite of products candidate should have a strong have strong development skills in web development environment extra the generic da slab nu the nimic de the technology nimic de Uh, de fapt de tech stack, în general, nu zice nimic de nimic. Zice software developer, software engineer. Ok. Vreau și o mașină. <laughs> Te duci la o reprezentanță așa, vreau și o mașină. Bun. Primary job functions. Development of web interfaces and backend development using agile method methodologies. Mama e, e copy-paste e copy dintr-un word. Așa pare la, la formatare. Aici trebuia un punct probabil, un paragraf nou, ceva bug fixing, troubleshooting and testing. Agile methodology sunt cele mai mici probleme pe care le are acest job description, cu siguranță. Sau cele mai mici lucruri pe care ar putea să le ceară acest job de la cine aplică. Da, da, ar, primul, primul, job pe care ar trebui să-și-l pună ar fi de recruiter, de fapt. Uh, I'm sorry, no, no offense. Asta e părerea mea. Și a soției mele, aparent. Așa. Strong technical analytical, analytical skills. Cine nu vrea asta? Băi, nu mă, eu vreau un programator prost, tehnic, mă, și cel mai cu, fără analytical skills. Deci vreau să uită la ceva și să nu înțeleagă nimic right. Experience in problem, problem, analysis and resolution of software problems. Deci, nimic. N-ai zis nimic concret. Proven ability to function in a self-directed environment. Adică ce? Să nu fie managed și să știe singur ce are de făcut și să nu uh, de vremea, fiindcă nu îl bate nimeni la cap să facă lucruri, ok? Must excel in a fast paced agile environment with critical thinking and strong problem solving skills, ăsta e ce, titlu ce, e scos din context, în fine, da, e foarte prost scris într-adevăr acest job description și pe lângă faptul că e ortografia și uh, punctuația și mă rog, textul în sine e dubios, nu zice nimic efectiv innovative thinker who is positive, proactive and readily re, edily embraces change. Ce înseamnă asta? Că se schimbă des uh, oamenii din echipă că pleacă că e foarte nasol în firma sau cum? <laughs> Strong written and verbal communications. Că sunt rău, îmi pare rău, sunt rău. Așa. Experience. One to four years of web development experience. A, ah, în sfârșit. C-Sharp, JavaScript and ASP.NET. Ok. În sfârșit. One to four years of relational database SQL experience, deci vor un om de backend care să știe și JavaScript, probabil așa puțin, și SQL pe lângă C-Sharp și asp dotnet, care să zicem că astea sunt bază. Da? Education, relevant diploma or degree, preferable deci vor pe cineva cu facultate vă, mai țineți minte voi că vă povesteam nu mai știu unde, într-un podcast într-un live, în mai multe live-uri că dacă cineva își cere diploma de facultate într-un domeniu chiar și preferabil da? să vă feriți de joburile <laughs> pentru că diploma de facultate nu înseamnă nimic fără experiență concretă fără un portofoliu, fără... Mă rog, Require driver's license, own car și fiber connection. Stampic. Stampic, stampic, stampic. Deci este full time, da? Nu zice nimic de remote. Nimic nicăieri. Ia, le dau un search. Remote. Nope. Așa. Și trebuie driver's license și own car. De ce? Pentru că este în în mijlocul câmpului și trebuie să ajungi cu mașina acolo. Așa, și Fiber Connection. Deci pe lângă faptul că trebuie să ajungi la birou cu mașina, că este în mijlocul pustietății probabil, um, acasă, când mai lucrezi de acasă, probabil ocazional, ai nevoie de Fiber Connection ca să ai net bun să lucrezi de acasă sau cum. Nu, e, în fine, nu. Nu, ai, ai, avut dreptate, ai avut dreptate. Deci este un anunț din păcate foarte prost și de curiozitate. <laughs> Eu am LinkedIn Pro și văd acest mic detaliu. Insights will only be displayed where there are three or more applicants. Deci nu a aplicat nimeni practic, s-au aplicat mai puțin de 3. Este atât de bun acest job description încât uite câți aplicanți are. Da. Nu pare rău pentru acești indivizi. Dacă vreți niște. Deci, Ember Partners, dacă vreți niște consultanțe de hasher, de recrutare, dați-mi mail, sunt aici. Așa. Bun. <coughs> Ce ați mai scris pe chat? Oh. Iar trebuie să fac switch că a rămas în urmă Streamlabs-ul. Un moment, vă rog. Scroll, scroll, scroll. Bun. Am văzut linkul de pe Discord în sfârșit, mulțumesc. O să-l și bifez acum, dacă toți sunt aici. Uh, check. Bun, am sărit peste unul, îmi cer scuze, o să-l să, o să atacăm imediat. Între ghilimele. The Digital Entrepreneur, am trimis pe Discord, perfect. Acele virgule la textul din categoria profile, uh, cred că am pierdut contextul, Fortnite, sorry. Ce părere ai despre site, cred că am zis deja, ar fi, ar fi, putea fi pusă mai ok, da. Am zis și eu de virgule și de punctuație, cred. <coughs> Cross-origin request blocked, the same origin policy disallows reading, nu știu ce. Da, uh, cursul și CSP-ul sunt foarte sensibile, ai grijă. Uite, ți-a zis tică de la domains. Ianis Paris, ce părere ai despre Toptal? Um, cred că acum vreo 10 ani, dacă țin bine minte, mai mult de 10 ani, am avut și un interviu cu ei și la interviu mi s-a părut destul de scorțoși dar asta nu e neapărat un semn rău, voia doar să aibă un nivel de performanță suficient de mare. La capitolul ofertă țin minte pe vremea aia, care nu mai cu siguranță relevant acum, că n-au fost fantastici. Deci nu știu să zic nimic, adică n-am mai auzit nimic de ei între timp, decât așa foarte vag. Putem să le analizăm oferta de joburi dacă vrei. Ia să vedem dacă îi găsim pe iJobs, pe exemplu. Apropo, iJobs are un nou site. Felicitări foștilor mei colegi. Hai să căutăm TopTal. 0. Wow. Ok. TopTal. Jobs. Work from anywhere remote. Măcar la capitolul ăsta stau bine. VP of Growth Product Management. Uite un job interesant pentru mine. Așa Growth Campaign Special. Ce, hai să, uite, UI Designer. <coughs> Aparent am două conexiuni care lucrează la Total. Ok. Așa, freelancers, ok, nu prea au avut aplicanți, văd că e creștere substanțială, da, nu știu ce să zic, pare ok, adică n-am, ți-am zis, n-am nicio părere, nu știu ce să zic despre ei în mod explicit, dar eu zic, să, eu zic să mer că merită să aplici dacă vrei, să vezi despre ce e vorba. Petrișor Alexandru, îmi puteți recomanda un provider, băi, termină cu puteți, îmi poți dacă vorbești doar cu mine, dar dacă vorbești cu toată lumea e ok, te las în pace. Deci îmi puteți recomanda un provider de web host pentru un site mic de WordPress. Mm. Din nou, eu folosesc uh, SiteGround, care nu mai știu cât de ieftin sunt la cel mai mic uh, pachet. Uh, unde era web hosting? De fapt, WordPress hosting. E 4 euro pe lună. Dacă te avantajează, go for it. Eu nu în am încredere, un suport foarte bun, nu. No. Dacă vrei din nou, uh, pot poți să să-ți dau și un link de afiliere. <laughs> uh, ia să vedem. Drive. O secundă, te rog nu sunt pregătit, nu sunt suficient de pregătit la capitolul ăsta. Așa aici. La afili, unde ești afilii? Ok, și la SiteGround. Acesta este linkul. o să vi-l păstuiesc în chatul de pe YouTube. Așa. Andrei Neagoie mm. uh, și mie mi-a plăcut în videole pe care le-am văzut pe YouTube, dar nu știu foarte multe despre el și nu uh, am, aveam informații despre cum e cursul <coughs> uite, Gogonel zice forță cursul că cu eu m am angajat pe react felicitări că te-ai angajat interesant o să -o, înseamnă că o să-l recomand și eu Remus zice că explică super bine mișto era unul Games, am auzit părere bună spre cursurile lui. Ok, fine. Andrei Chirai, a plăcut mult cursul cursului. Super tare. Înseamnă că dacă aveți voi feedback pozitiv, o să-l recomand și eu mai departe. Ce, ce, ce a făcut acel curs atât de bine predat de curiozitate? Că văd că și de digital entrepreneur zice același lucru. Adică, uite și Diana ce, de ce credeți că le adică ce îl face să predea atât de bine că vreau și eu să învăț, dacă tot m-am apucat de făcut cursuri acum mm. Alexandru Mărașu zice am făcut 3-4 cursuri e ok și sunt alții mai buni, am înțeles Petreșor Alexandru și Programming with Moș timp că corii sunt fain, recomand da, pe, pe Moșul știu, e tare e dinamic așa, e foarte îmi place stilul lui Ștefan Pop explică foarte bine și lucrează cu alți instructe de pe alte ari. Ok, meticulos, zice Design to Move. Asta e proiectul basic pe care îl faci în cursul de la Zero to Mastery. Ah, am înțeles. <laughs> deci ai vrut să-ți evaluezi munca după ce ai făcut cursul lui negoi. Ok, fair enough. Alexandru Morașu, sunt bias pentru că am văzut că am implementat greșit un bubble sort în condițiile în care cursul se cheamă Master the Coding Interview Data Structures and Algorithms ok. Așa. E un API free super random, e totul făcut step pe un curs. Gogonel zice o chestie, că el n-ar pune în portofoliu proiecte din tutoriale sau cursuri. Eu le-aș pune, dar le-aș pune spre final așa. Adică înainte de ele în ierarhia, um, portofoliului, aș pune proiecte într-adevăr unice, dacă se poate, sau făcute cu simț de răspundere și mai complexe. Adaptate, modificate, whatever. Poate să fie de pe net, dar măcar unul sau două să fie mari și complexe. Adică asta, cele două proiecte îți garantează faptul că ai cu, nu știu, nu, nu pot să-ți dau procente, dar eu, în momentul în care evaluez portofolii, dacă e măcar un proiect complex în portofoliul respectiv, din care pot să-mi dau seama despre cum muncește omul în practică, o ăla e ca și chema la interviu. După aia, în funcție de cât de multe proiecte are și de cât de bine se descurcă la interviu, poate să devină și angajat. Adică e, își crește șansele de angajare propriu zis. Dar măcar interviul ți-l asigură un proiect mare. Deci merită efortul unui proiect mare și unic, original în portofoliu, chiar dacă faceți și proiecte din, din cursuri și așa mai departe. <coughs> și Google mai zice că mai bine faci proiecte de la zero sau participi la hackathon. Fair enough, dar eu, eu n-aș da dismis de tot la proiectele din, din cursuri. Uh, faptul că ai trecut până ele înseamnă ceva, dar eu l-aș pune, ți-am zis, la, în bulc acolo, la, în zona de uh, puter, ca să zic așa, a portofoliului. Nu le-aș scoate în evidență în mod deosebit. Era una game, zice la fel, proiect original egal best option. Second brain, mi-am propus să fac un proiect în care să înregistrez puncte în coordonate WGS WGS pardon, pe o hartă. Ce mă sfătuiești să fac? Sunt începător. Nu știu la ce te refer prin WGS. World Geod Geodetic System, probabil ăsta. Ah, ok. Habar n-aveam, că ăsta e standardul de geodezie și cartografie. Puteai să zici GPS, că era aproape la fel, <laughs> cred. Așa. Uh, și ce să facă punctele alea, nu înțeleg, adică ce vrei să faci, care e rezultatul final? <coughs> Scuze. Uh, da. Mulțumesc. Extreme Pawn. are zero aplicări jobul ăla, ăla de pe LinkedIn. Nici măcar nu sunt scrise propozițiile pe același rând. Da. E quiet skills, technical and analytical skills. Cool. <laughs> exact. Era unul games. Mi-aduc aminte de o glumă când văd asta. HR caută Swift developer cu peste 10 ani experiență, dar limbajul a apărut în 2014. <laughs> Da. Salut, Daniel. Uh, mă bucur că ai recuperat. ASP.NET e C-Sharp, nu mai trebuia precizat. C-Sharp developer cu .NET. Fair enough. o caută instalator, zice Legin, da. Vi cu netul dacă <laughs> da. Incredibil mod de a analizaăncelor de job. Ah, ok, mulțumesc Alex. Toptalor că te ți dau ei încă atât intră pe comision. Băi, e business, ăsta e business. Și merge, funcționează. Sunt mulți care plătesc, n-au nicio problemă. Adică preferă un, o companie care să asumă responsabilitatea unui potențial eșec sau whatever decât să se ducă la oameni propriu zis și să le dea lor bani, din păcate. Asta e mentalitatea în vest, cel puțin în anumite circunstanțe. <coughs> LAG Viorel Mocanu, tu ce job ai momentan? Păi, o să, o să intru pe nou site. Uh, da, hai că merge. Eu sunt uh, head of digital, digital growth la Pentecostul. Um, însă, mă rog, on the side fac și YouTube și mai au ocazional proiect. Așa, ce ați mai scris? Petru și Alexandru m-am referit la întreg chat că puteți. Ok! <laughs> Scuze că te-am te băgat în priză. <coughs> deci GPS, memorări, coordonate, întrebări zădate. Coordonatele cui și de ce? Asta e întrebarea second brain. <coughs> ok deci vrei să culești coordonate din televizor cu telefonul. Păi, dacă faci o aplicație care cere acces la geolocație și folosești un Google Maps API cum zice Tica, deși că, cred că nu ai nevoie de Google Maps API, cred că poți să folosești și uh, direct uh, geolocation-ul din telefon, s-ar putea să meargă, nu sunt convins, <coughs> ar trebui să, să ai coordonatele direct de pe telefon. Current points, ok. Uh, JavaScript get geolocation of device. asta folosește Google Maps, da? Geolocation API Uite, exemplu cod, de, exemplu cod aici. Show my location. Las. <laughs> Sunt sigur că merge. Am dat link pe chat. <coughs> și, da, GPS-ul de pe telefon, da, nu are accuracy extrem de mare. Ca să ai accuracy maxim, dacă ați văzut pe uh, WhatsApp, în momentul în care dai send location cuiva, location-ul telefonului tău, trebuie să aștept 10, 15, 20 de secunde până și ia locația, punctul de locație exact la un range de 2, 3, 5, 10 metri, deci cu, cu mic, mici deviații, adică nu poți să faci o hartă de geodezie după asta sigur, uh, decât dacă ai un GPS foarte performant atașat telefonului cumva, adică GPS-ul de pe telefon are niște limitări. <coughs> exact, ce zice Extreme, Extreme Pwn, nu merge să faci hărți cadastrale, Îți trebuie ceva mult mai exact decât. GPS-ul de pe telefon. Bun, hai că am rămas în urmă cu lista de site-uri care trebuie scop analizate sau în fine resurse în general. dacă o să mai închid din asta de pe aici. Pam, pam, pam. Uh, și o să mai evaluăm cel puțin acest site, după care o să ne uităm și la anunțuri de QA. Să vedem ce se mai întâmplă pe partea... Ok. Um, am senzația că procesorul meu mă uie stă în Ia să vedem de crește. De fapt, nu aici. Mai degrabă aici. Ia să clic Click dreapta Task Manager.

Da, deci 4 GB Chrome, 1,2 GB Nvidia Broadcast și 1,2 GB Streamlabs OBS. Și procesor în 55, 79, 87. Da. interesant uh, care prezinti că în felul ăsta. Mă uh, că folosești uh, JavaScript și Canva,

calculator Deci pare așa cum merge la mine Deci eu știu dacă fac foarte practic Acestea fiind zise, scuzați-mă câteva minute revin foarte, foarte, foarte curând, îmi pare rău O mică pauză, deci Am revenit. Tam, 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 tam. Bun. Ce ați mai scris pe chat? Hai să ne uităm. Ia. <laughs> ca yeah. Cam senzația că a început să facă tică mișto de mine. era un Games I lag cred. Alexandru Moraș, wow, deci site-ul nu este optimizat. Clar nu e optimizat. Mănâncă foarte multe resurse. <laughs> ok, și mă și aud nașpa. Deci procesorul nu, nu e în stare să ducă faptul că dau scroll pe site-ul <laughs> nu, David, nu mi-am luat de dos. Uh, e clar că la performanță nu stă bine, e dubios. Nu, nu contează că e 3D, era unul games. Nu asta e problema. Deci nu, nu 3D-ul uh, contribuie la la care în halul ăsta problema e cu totul alta. E optimizarea de vină. Și da, vorba lui Tică. WebGL, Canva, nu animații în dom și perspective 3D în dom. E problematic. Atâtea cărți. <laughs> <laughs> A început să sacă de zestiu. Am o să La revedere, site. <laughs> Vreau să-l verific, să verificăm pentru performance. Băi, să știi că performanța pentru... Așa. Performanța la nivel de server s-ar putea să nu fie rea deloc. Dar performanța la nivel de front-end... I don't know. Uh, îmi pare rău pentru calitatea redusă în momentul în care foloseam site-ul ăla. Era unul Games, nu cred că e D3, 3GS sau D3. De fapt, 3GS e relevant aici. Pentru că 3GS uh, e util când ai Canva. Îmi pare rău de lag, by the way, și da, eu am super calculator uh, și da, mănâncă foarte multe resurse site-ul. <coughs> da, interesante comentarii. Uh, și nu, Denis, nu ești singurul care, care îi merg greu site-urile de genul. E problematic rău să faci site-uri performante mulțumesc, fără, fără Canva, adică fără accelerare 3D. Asta e problema, de fapt. <laughs> și da, când faci Canva, pierzi 100% din SEO. E ca și cum ai, ai încărcat totul cu JavaScript la 5 secunde după ce se încarcă site-ul. Băi, voi mă mai auziți? Că nu pare să mai meargă, nu mă mai auziți. Foarte interesant. Un moment, vă rog. 2 2 2 2 2 2. 2 2 2 se mai aude. S-a auzit tot ce ai zis după ce ai dat să lighthouse-ul. A ah, se aude bine. Ok. N -n, am senzația că. Cred că nu ai setat bine mixerul ăsta din Streamlabs. Ok, mă bucur că mă auziți. Mă gândeam că am vorbit degeaba, dar probabil că ați fi scris dacă nu... dacă erau probleme. Bun, văd că vă explicat tică cum e cu Canva și cu Seoul. Bun, Hai să mergem mai departe. Deci, uh, acest Lighthouse vă că a crăpat și el. nu vrea, nu poate să, să obțină rezultate pentru site-ul ăla. O să-l bifez oricum și o să mergem mai departe. Mightyapp.com Interesant. Dar înainte de mai tia promisesem că ne uităm pe joburi de QA. O să dau un zoom out aici un pic. Și o să zicem așa. Quality Assurance România. Și fără total. 1341 de rezultate. Bun. Ia să vedem aici. Quality Assurance. 2878 de locuri de muncă. Bun. Quality Assurance. 215 pe locuri de muncă. Quality Assurance. Aici nu zice câte sunt. Și Quality Assurance. Nici aici nu pare să zică câte sunt. Ok. Hai să luăm uh, niște job descriptions și mm. să le analizăm așa rapid. Ăștia cer degree, deci la revedere. Hai să zicem și experience level, internship entry level și atât. Ca să fie și mai interesant. Deci, uh, internship... De fapt, nu internship. Hai să zicem, fără experiență. <coughs> Aici, no experience. Aici. Uh... Văd că n-am nivelul de experiență, deci o să zic doar internship. Dar nu există. În fine. Și aici pe hipo nivel job 01 în experiență. Au și nivelul de student sau absolvent, ceea ce e interesant. Aici văd că nu e niciun job de quality assurance, o să zic tester atunci. Apropo de Canva, tică zice, bine, dacă randezi doar o, o, un view din produs în Canva sau o animație anume, nu îngeap absolut nicio problemă dacă restul site-ului e HTML. Dacă tot site-ul e Canva, nu e ok. LAG. Un QA automation se compara cu un front dev la nivel salarial? Depinde. La, în unele companii, QA-ul cu automation e mai bine plătit decât un front-end pentru că în arhitectura aplicațiilor dezvoltate de respectivele companii, QA-ul are mai multă responsabilitate decât un front-end, și simplu, pentru că poate face automation pentru mai multe proiecte în același timp și e responsabil pentru uh, calitatea produselor respectiv în momentul în care ies din staging și ajung în production. Deci, depinde. <coughs> Așa. Dar da, sunt mai multe poziții pe development. Dar nu știu, nu știu dacă îți găsești. Adică da, îți găsești mai ușor job pe development, pentru că sunt foarte multe poziții. Dar în momentul în care cineva caută QA cu automation, deja nivelul salarial din start e mai mare. Adică nu poți să fii QA cu automation fără să știi programare și fără să știi QA și fără să știi, nu știu niște metodologii specifice automationului și niște platforme specifice automationului nu Nu poți să nu știi ce e la un headless browser și cum se face un, uh, uh, o adresare de dom și așa mai departe. Și asta înseamnă că nu prea există junior automation key. Sau poate există, dar uh, cu siguranță nu e junior la nivelul experienței totale în, în muncă. Și de asta nivelul salariului e mai mare și sunt se găsesc mai rar oameni de automation key decât oameni de development cu siguranță uh, Tică da, flatăre ce cel puțin te știu eu și mi se pare că au nu știu ce Yes, yeah, so then so. A workaround to flutter web seo issue. <laughs> For web flutter use the Canva tag. The search engine has no way to understand how your content is made since it only understands textual content. The workaround. Da, uh, problematic. <laughs> și eu avem așteptări mai mari de la Flutter și am fost dezamăgit. Uh, pentru aplicații care nu au nevoie de SEO, probabil că e o variantă ok, dar... Uh, și ăștia, uite, Flutter este un exemplu perfect de Flash. Deci Flutter cred că o să aibă același destin ca Flash. Dacă mă întreb pe mine. Adică nu înțeleg de ce au insistat să îl facă în felul în care l-au făcut. Probabil că are multe beneficii. N-am stat să analizez foarte bine cum funcționează Flutter. N-am testat deloc. Fiindcă nu mă interesează nimic care strică building blocurile web-ului as a whole, adică HTML, CSS și JavaScript. E, dacă faci orice altceva e problematic și s-ar putea să nu fie future proof. <coughs> Mi s-a băresc o secundă. Și da, uite, this may violate Google's guidelines de cloaking, deci da, nu recomand flutter. Bun. Revenind la joburi, deci. alegeți voi un job, de fapt, pe care să-l analizăm. Uite, o, câte unul din fiecare platformă, și eu o să fac, fac chestia asta foarte rapid. <coughs> ori din lista care se vede acum pe ecran, ori din ce căutați voi pe platforma respectivă. Deci, dacă găsiți vreun uh, C un job de quality un pe LinkedIn, unul pe eJobs, unul pe best jobs, unul pe Jobber și unul pe hipo. Hai să vedem. Și <coughs> să le și comparăm. Uh, nu e vin, este cald, că de-aia mi s-au ochelarii. E cei. Fortnite. Și LAG. Uh, pe mobil, din nou, eu nu prea mai cred în aplicații mobile native decât în anumite, în anumite circunstanțe și s-ar putea acolo să aibă loc și Flutter în viitorul îndepărtat, dar I don't know. <coughs> Laurențiu Băluța, am făcut un curs de QA și foloseam Apache JMeter pentru test de load și Stres și Selenium pentru testul automatizării utilizării aplicației. Da, Selenium e destul de comun. Um, React Native în loc de Flutter. It seems like cheating a bit, din punctul meu de vedere. Adică, de ce neapărat React Native? Și de ce nu React și atât? Și PWA? Mă rog, vă că n-ați ales niciun job, deci o să iau eu unul la numerală, Uite, la Luxoft. Text pe care nu citește nimeni, cel puțin nu din prima. Responsibilities. track status of program, project deliverables and milestones. Support adoption of project. Mm, fluffy fluffy, nu mă nu place. Coordinating key project and program reporting for the portfolio. Monitor status, nu știu ce. Nu înțeleg. E, e destul de criptic. În sensul că... Nu explică. Asta ah, e un pic. E PMO, PMO Analyst. Mai bad. <laughs> deci am, am dat Quality Assurance și am găsit PMO Analyst. Eu acum văd. Eu am, am văzut Luxoft și am dat click pe jobul ăsta, dar de fapt e cu tot altceva. E un job de PM. Chiar nu înțelegem care este faza. Mai departe. will um, contribute to the work of the digital innovation team, nu știu ce. Ok, fair enough. E destul de bine închegat asta, în sensul că are un paragraf ușor de citit la început <coughs> și introduce contextul. As a QA engineer, you will develop test plans to check, perform manual and automated testing, write and develop deliver clear, clear QA documentation, identify records record evidence. Evidence. Deci, attention. For experience level, internship și entry level, entry level, four plus years of relevant QA technical experience. De, de ce, ca să zic așa, scuzați-mi, e nu înțeleg cum au ajuns la concluzia că ar putea să facă asta, adică, ok, entry level, prin definiție, este 0 ani experiență, maxim dacă vrei tu neapărat să tratezi entry level până într-un an experiență, da? dacă vrei neapărat, 4 ani, niciodată, Huawei, ia dacă o să critic acest job description și o să pice netul, știți cine e de vină, da? Așa, uh, tra-la-la, tra-la-la, -la, nu știu ce, based in Bucharest. Deci ăsta avea entry level, ăsta n-are entry level și totuși l-am găsit căutând entry level. Deci erau au plătit să fie aici, ori, nu știu ce se întâmplă, dar nu o să le pe asta că, uite, recomandă de one year experience with the QA role. Ok, deci asta la, la, capitolul experienței e un pic mai aproape de adevăr. Deși au scuza că n-au trecut entry level aici. În fine. Microsoft Excel. Ce? Ce? <laughs> nu înțeleg la ce ai deci nu există jira sau nu înțeleg <laughs> faci ce faci în Excel testezi Excel de fapt sau nu înțeleg oh my god <laughs> alt job <actually. laughs> quality designer asta nu știu ce înseamnă design natural project testing strategy Oh, entry level nu prea să pupă conceptele. Deci, tu faci designul unui project, project testing strategy care mie mi sună în cap ca cineva senior, da? Sau cineva cu experiență ca să facă o strategie, nu? Uh, sau poate le știi suficient de jujuc de o strategie <laughs> de care ei nu prea au, apropo. Așa, always finding new ways to create efficiency. If I, fair enough. Tra -la, tra -la. Mentor analyst. Bă, e entry level. Pe cine mentorezi tu când ai mai puțin durere în experiență? Păi bun acum. Din nou ăștia nu... N au au apăsat butonul greșit când au selectat pe aici niște bife, probabil. Și nu sunt singuri. Ia să vedem ce ați mai scris pe chat. Așa, tralala, tralala. Unde? Băi, a, a, scris ceva pe chat. E bine. Mă bucur. Așa, flutter, nu știu ce. Pop Ștefan, pentru că niciun user nu știe TPV. -a. Nu înțeleg contextul. Poate poți să-mi dai un pic mai mult context ca să-ți răspund. React Native e super că poți refolosi foarte mult logică din, din aplicația de React. Fair uh, lui nu-i place nici React Native. Nu e chiar așa de roz. Poate poți să să ne povestești de ce, că eu n-am folosit React Native deloc până acum. Mi-a Mersi. Așa. La un PV scrie odată ai peste tot. Sunt perfect de acord cu că era unu Games. Dar o aplicație care să fie și web și JS e oarecum limitat, într-adevăr. David Dobondi, Alexandru, cred că se referă că foarte mult se în logica de JavaScript. Se poate, dar e complex, nu știu ce. Da, guvernul chin. <laughs> Teoretic ar trebui să fie mai rapid decât aplicații făcută în React Native decât în PVA. Depinde. Depinde. În principiu sunt șanse să fie adevărată fraza asta dacă lucrez cu niște chestii foarte complexe. Baze de date mari, informații complexe pe care trebuie să le reprezinți în front și așa mai departe. Dar în rest, nu. Adică un browser se comportă destul de bine de obicei. Da, deci știi că a sesizat și el, că ăia dinainte n-aveau jire, jirea și ținau bug în Excel. Așa, Power BI, da. Păi la nu l-am observat. Mersi. Mersi. <laughs> Așa, aproape nimeni nu știe că poți descărca site-ul și să-l folosești ca aplicație. A, ok, înțeleg ce vrei să zici. Păi, dacă îl împachetezi într-un wrapper și îl pui în iOS cel puțin, sau îl pui direct pe App Store, tot aia e. Adică îl ia de pe App Store, dar e pe V. Poți să faci asta. Uite, a zis și tică treaba asta. Dar din ce am înțeles, nu ai acces la toate funcțiile native ale telefonului, dar cele mai importante le. Păi, repet, deschid din nou site-ul. Uh, what, web, what web, unde ești? What web can do today? Deci nu ai acces la NFC, Ambient Light, Contacts, SMS, MMS, uh, Shape Detection, Geofencing și Proximity Sensors. Asta e acces la tot. Dacă aplicația ta nu are nevoie de chestiile astea, you're, you're great. Dacă faci PV. Bun. <coughs> ok, deci eu am căutat Quality Assurance, entry level, și am dat peste React Native Engineer. În fine. Mulțumim LinkedIn pentru această sugestie valoroasă. De curiozitate, quality. Da, mă uite că apare textul quality assurance în acest job description și de mi l-a sugerat. Dar, if that's all, you can, if that's all it takes, ai putea să scrii un job description din asta care are la final un tag cloud sau un keyword cloud și o să apare în orice căutare pe LinkedIn, nu? <laughs> Interesant. Te uiți la cele mai căutate joburi de pe LinkedIn, faci un tag cloud la finalul jobului și sigur, sigur ai aplicanți. Chiar dacă n-au nicio treabă cu jobul respectiv. Ah, da. Tică zice că merge și pe Microsoft Store și de deci ce și desktop app. Fair enough. <coughs> Mic el grande boss când ne facem video și despre salarizarea în 2021. Aveam, am avut o încercare în iunie să fac un video despre salarii, dar n-am reușit pentru că am, am fost foarte ambițios. Am vrut să iau date statistice și concrete din multe surse și să vă dau o imagine foarte, foarte concretă asupra, statistic vorbind, asupra pieței de joburi din România. Dar mi-am dat seama că mi-a -mi foarte mult timp să compilez toate datele. Mm. Și am renunțat la idee, am amânat și acum am uitat complet de ea. Bine, nu complet. Planul este să fac treaba asta în 2022, adică la început anului viitor. Fiindcă tot e început de an și fiindcă avem cumva o, o media 2021 în ce privește statisticile, sper să apară și niște studii până atunci. Dacă nu, nu e nicio problemă. Dar la începutul anului viitor cred că o să fac o analiză de salarii. E, era de mult pe listă, trebuia să fie video numărul, uh, imediat cam am aici o listă. Deci salarii, 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 ia să. salarii, trebuia să, da, trebuia să fie publicat, cum ziceam, în iunie, dar nu, n-am apucat, îmi pare rău. O să vă întreb, o să mai mai pun poluri și în funcție de voturi o să prioritizez. <coughs> Tică am lucrat între aplicații cu GraphQL, Bun, GraphQL, Ala Mansur, îl poți căuta joburi de front-end fără experiență? Da, front-end developer. Uh internships are entry level now front end developer for experience front and developer for experience front and developer frontend developer <coughs> Dino look soft front-end developer power bi textbook responsibility self-contained implementation of complex requirements development of APIs optional development of frontend. me, employer, you, employee, you work, no. <laughs> Mi se pare schematic, hai să zicem așa, acest job description. Și nimeni nu citește acest paragraf, așa că eu aș da peste acest, uh, acest job description. Must have Power BI, Python, REST API. Ce treabă are? Da, în fine, nu mai zic, nu mai zic că sunt rău. Sunt opt aplicanți aparent. În fine, hai să mai vedem. Ce ați mai scris pe chat între timp? Uite că am mai zis cineva de frontend, ceea ce e bine. Așa, ați zis simultan David și Ala. Bun, pentru de ce? nu e așa să lucrez corect cu GraphQL, 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 ok. Michael Grandebos, din perspectiva ta ce înseamnă un salariu decent în IT? Um. După un an de zile să ai 1000 de euro, după 5 ani de zile să ai 3000 de euro și după aia descărzi de limit în funcție de cum negociezi. Asta cred eu că e un salariu decent în IT. Evident, nu în orice domeniu, nu în orice divizie, nu în orice departament, nu în orice oraș, nu în orice companie. Dar asta, asta ar fi cam cam parcursul, parcursul ideal din punctul meu de vedere pentru cineva care chiar vrea să învețe meserie și o face bine și are rezultate și știe să și, să și negocieze și să pacheteze munca. Bun. Discuție despre electron acum. Exact, ce face front-end develop, develop cu Power BI, așa, așa zicem și eu. Probabil rapoarte de Power BI, da. Power BI este uh, un tool de la Microsoft, destul de greu sincer să fiu dacă mă întrebați pe mine, care arată așa. Este echivalentul de la Google la lui Data Studio combinat cu Data Warehouse, am uitat cum îi zice. Data... Am uitat cum zice. de Data Warehousing de la Google. Dar face și interfață, face și procesare de date, basically. Practic se conectează la diverse API-uri, data uri și îți extrage statistici din el. <laughs> Alex o zice, sunt fiert pe Luxoft, mă auză pe ce pe LinkedIn nu mai scap de ei. <laughs> da. Extreme One, o aplicație de Microsoft, nu știu ce, da. <laughs> Diana Martina, cum putem crea o bază de date conexiune ale recrutărilor pe LinkedIn doar prin joburile publicate sau există și altă variantă? Păi, cauți compania la care vei să te angajezi. Spre exemplu, nu look soft, Da? Uite, hai să dăm click pe o companie pe care o și recunosc. Revolut. Uite, front-end developer Revolut. La Revolut ai tabul de people. Și la tabul de people poți să zici România, la locații. where they live, show more, a, ah, n-ai România, sau poate România nu e un birou atât de mare al lor, mai căutăm, uh, uite, Cubis Interactive, îi știu pe ăștia. Cu interactive. Ce? Nu poți da dau click pe? Ah, foarte interesant. Never mind. Bit Defender. Bit Defender people. România Și uh, recruiter. <coughs> Iată ai 3, 6, 9, 10, stai, 3, 6, 9, 10 oameni care au treabă cu keyword-ul recruiter din România, de la Bitdefender. Și unii chiar sunt recruiteri, unii nu, dar au recruiter pe undeva prin profil. Așa poți să cauți recruiteri de la anumite companii care îți plac, adică poți să le selectezi pe sprânceană pe alea care îți plac și să începi de acolo. Scraping de domeniu, băi să știi că există, dar sunt pe bani mulți, adică aplicații care fac asta. <coughs> da, e, e, e un proiect interesant să faci scraping de, de LinkedIn. A reușit cineva să învețe regex? Băi, apropo de regex, am o super resursă. Eu am făcut în la universitate la informatică. La una din multele mele facultăți, neterminate, Pe asta chiar am terminat, totdeauna am dat licența. Am făcut un curs de limbaje formale și automate, și de. Deci, LFA se numea, și mai era unul de comp computabilitate și complexitate, sau o treabă de asta, calculabilitate și complexitate, în care doamna profesoară ne-a dat niște materiale foarte bine puse la punct dar și foarte stufoase despre gramatici, limbaje formale, uh, machine Turing, uh, automate, chestii care generează, uh, cum să zic, chestii prin care poți să generezi uh, limbaje și compilatoare și așa mai departe, regex, care este un, uh, o gramatică de limbaj, cumva, și așa mai departe. Deci o, o să o, să o caut și o să o șeruiesc cu voi dacă sunteți curioși. Că chiar e, eu, eu am înțeles regex de acolo, eu chiar am înțeles regex de acolo. Dar problema e că nu din regex era examenul, era din cu totul altceva mai complex. Și l-am picat de mai multe ori, dar până la urmă l-am luat, e ok. <laughs> și da, uite, Tică are un video de două ore în care, pe care pot să-l șeruiesc. <clears throat> dacă îl găsește. Ați văzut articole cu manager de la Revolut care își amenința programatorii că nu le mai dau bonusuri sau something dacă nu lucrează în weekend. Ouch. Așa, oare există joburi de front-end entry level unde poți te poți angaja ca și entry level Pe asta căutăm acum, hai să vedem. Deci am, eu am selectat internship și entry level, da? Din nou. Full stack web developer. Entry level, Po bune. O să sar direct peste asta. Um, <laughs> minimum 3 or 4 years. La revedere. Uite, stai, stai. What you need. Deep understanding of the React.js Redux state container webpack module bundler. Deci deja un an de zile. Worked on apps with modern stack. Este 2015 Flexbox CSS modules. Proficiency with SketchUps. Ce? Ok, deci designul lucrează în sketch. Cred. Și cumva exportă designul din sketch și tu trebuie să... În fine, ok. Experience collaborating on software projects with design and back-end aspects. Da, deci doi ani minim. Da, te acceptă și dacă ai un GitHub account, sau un cool project in it. Nu știu ce să zic. Deci clar nu e în level alt job care se pretinde a fi entry level. Foarte fluffy. Experience with JavaScript architectures with Angular 2, nu știu ce, Node. Ăsta la cerințe pare decent, spre exemplu, la Cluj-Napoca, la Globant. <coughs> Deci asta chiar pare ok. La prima vedere. E primul job ok. De entry level. Așa, full stack web developer. Din nou, full stack. Entry level, full stack. E o contradicție de aici, cred eu. Nu prea poți să fii entry level, deci cu zero experiență și să fii și full stack, care necesită jdan de experiență. Full stack adevărat, mă refer la și backend și frontend ca lumea. Că uite, acest full stack developer, minim 2 ani de la Ravel. Da? PHP MySQL, OP, MVC, APIs, RESTful, HTML5 se 3 JavaScript. Ce pot să zic? aștept practic sunt doi oameni într-unul. de fapt angajează doi oameni, dar nu au buget de doi oameni, așa că au zis, au zis gata, vrem un full stack. În fine. Ce mai căutăm pe aici noi? Uite, iar chiar Bitdefender sunt curios. Așa. OP. tempic, Front end developer. Front end developer, da? OP. Să zicem. Uh, EXT, ex, am înțeles, TypeScript din nou, minim de ani experiență pentru ce citesc eu aici deci clar nu entry level Da. Deci pe LinkedIn, nu știu, eu sunt dezamăgit de joburile de pe LinkedIn pentru pe le într-adevăr. Uite, junior. Ăsta măcar are titlul de junior în el. Hai să vedem dacă are vreun sens. Professional working proficiency in English. Fair enough. Self-propelled and not afraid to take initiatives. Proven experience with web development, work experience or portfolio. Portfolio, cum ziceam. Uite, puncte bonus pentru treaba asta. Using Node.js, CSS and HTML. Frontend developer. Ce treabă are front ul cu node-ul? Uh, react, Vue sau Angular. Fine. Ok. Asta da, să zicem. Other, other, other things that are of value for us. Interest in mathematics, in particular linear algebra and geometry. Interesant. Graphic design, interest in whatever. WebGL. 3GS. Am înțeles. Deci ăștia vor ceva artistic să iasă din munca ta ca developer. Dar ce treabă are node Adică și din nou, n-au împărțit în must have, nice to have. Am, am deja multe de zis pe partea asta. Deci da, relativ dezamăgitor. Hai să mergem mai departe. Unul de aici, unul de acolo, unul de acolo și gata. Deși nici nu cred că ar trebui să mai continuăm că... În general, uh, job description sunt foarte slabe. Asta voiam să concluzionez cu voi. Uh, mulți spun bălării în requirements, cred. <coughs> Știi ce se întâmplă de obicei în requirements? Ori ai un job description mai vechi și îl re, regurgitezi și lași acolo tot ce era înainte și mai pui ce ți-am ce ți mai zis recrut, ăsta, hiring managerul extra, ca să fie, mamă. Ceea ce nu e ok, evident. Uh, ori, deci ori faci repurposing, ori recruiterul și hiring manager au zero experiență în recrutare pentru poziția aia și habar n-au ce să ceară și caută și ei pe alte job, job description-uri și dau copy-paste și alea sunt prin definiție aproape toate greșite fie pur și simplu îți dorești un om de fapt îți dorești trei oameni, doi oameni, dar ai buget doar de unul și iese ceva divers, hai să zicem așa Florin Mihaile, salut, dacă nu am terminat o facultate de profil și doar înțeleg bazele, ce job bun ai ti recomanzi? absolut oricare. Nu există limitare. Niciun job din IT nu necesită musai o facultate în domeniu. Terminat. Neterminat, whatever, în orice stadiu. Atât timp cât muncești, înveți și îți place, descaiți de limit. Așa. Ala Mansur, părerea mea că oamenii care publică aceste joburi nu au Nu neapărat. Unii au habar, dar o fac conștient. Și o fac de nevoie, nu știu, o fac din context din păcate cam asta e nivelul în România. Adică, da, am și făcut seria, by the way, de videouri care se numește uh, cred că o găsesc chiar aici Greșelile recrutorilor și are 4 videouri de câte 20, 30, 30, 20 de minute. Deci în două ore aproape sau într-o oră 40 cât iese, am explicat toate cele N greșeli pe care le poate face un recrutor. Am și un articol pe tema asta. Dacă sunteți curioși să-l vedeți. În care o să observați absolut tot ce se poate întâmpla ca... Adică absolut tot ce poți să greșești ca recrutor și toate lucrurile pe care voi puteți să le folosiți în favoarea voastră în urma greșelilor pe care le fac recrutorii. Dacă sunteți curioși, vă dau link aici, uite. Bun. O să închid astea că deja e dezamăgitor și mai avem chestii pe Discord pe care trebuie să le analizăm. Așa. I have no idea where to start. Păi, din nou, uh, uite-te pe canalul meu la, uite, special pentru tine, ar trebui să te apuci de playlistul ăsta. <coughs> Imediat îl găsesc. Tam, tam, tam. Uh, front-end development în român. Asta este playlistul stai să îl deschid pe el, nu un video din el. Dacă vrei partea de front-end, începe de aici. Dacă vrei orice altceva, scriem pe Discord și o să-ți dau resursele exact de care ai nevoie, în fine, sau o să-ți dau un link către uh, repozitorul meu de materiale de digital, care e pe undeva pe Google, Google Docs. <coughs> Dar scriem pe Discord, dacă nu te satisface front-end ca și punct de plecare. Așa, ce ați mai scris în chat? Build tools pentru front sunt toate în Node plus Webpack și ce mai e? Uh, sunt majoritatea în Node, într-adevăr, și nu neapărat un Webpack. Dar da, s-ar putea să fie un argument bun, apropo de jobul de mai devreme, într-adevăr. Bine, poate să fie build și în orice altceva, adică, nu știu, un Ruby, I don't know. Poți să faci orice, build tools în orice, în principiu. Atâta timp cât ai un server, poate să fie server de nod, că asta e cel mai frecvent folosit server, dar poate să fie și altceva. Și se folosește server de nod, fiindcă e tot JavaScript, adică n-ai nevoie să știi altceva ca să faci un server. <coughs> Alexandru Moraș, eu am înțeles de la un fost recrutor că nu prea se pun joburi de juniori, ei se concentrează pe mid senior roles. Pe LinkedIn zici? E posibil, da, se poate. David Dobondici, care e sfatul tău în legătură cu job description ul asta viu? Nu ne mai angajăm? <laughs> ba da, ne mai angajăm. Ok, hai să mai deschid unii jobs, că acolo par să fie cele mai multe. Și să vă, să vă zic ce, ce aș face eu în locul vostru. Deci front-end developer. Uh, fără experiență. Da, sunt 446 de joburi. În primul rând, le-aș filtra pe alea care nu sunt de frontend, de fapt, și uite, asta e front desk. Embedded. Full stack. Senior. Da, deci unii oameni nu știu să posteze joburi, aparent. Anunțuri de joburi. Uite, programator pe HP Junior. Pa aproape. Junior ceva developer, software, probabil. Junior MID, HTML CSS, JavaScript frontend Developer. Aparent există niște joburi. UI UX designer. Ok, facem altfel. HTML. Asta pare un anunț ok. E din Cluj. You stay informed regarding what major nu știu ce. You like to tinker with CSS and JavaScript. Dar nu e entry level, e junior mid. Deci, poate merită aplicat, dar doar dacă aveți un, un portofoliu bun și puteți să faceți față la interviu. Văd că cere HTML, CSS, SAS sau LES, jQuery, OK, S5, S6, Bootstrap, Foundation, CSS Frameworks, am înțeles. A, ah, și photo editing software. Of. Mă rog. Eu zic să aplicați oricum. Pentru că la un moment dat, dacă găsesc un om ok pe 70% din cerințele lor, o să-l angajeze și o să mai iau un om probabil pentru restul, dacă sunt dacă au o situație financiară care le permite treaba asta. La fel aici. Asta nu știu, nu știu ce vrea de la mine. Asta folosește numai... Un job description prost din perspectiva faptului că folosește numai prescurtări și uh, jargon. Deci eu la asta nu știu dacă aș aplica neapărat în locul vostru. La PHP Junior măcar știi ce tehnologie ai nevoie să înveți. HTML, jQuery și CSS, asta e extra probabil. Absolvem cursul programare PHP. În fine. Diverse framework-uri. Codeigniter, OpenCart, PrestaShop, Cake, PHP, Zend. Probabil că una din ele e suficientă. Eu recomand Laravel, apropo, dacă vreți PHP. În fine, deci, trebuie să filtrați un pic din anunțuri, evident, trebuie să petreceți un pic de timp și trebuie să aplicați cam la 50-100 de joburi. Asta e doar atât. După 50-100 de joburi, o să aveți parte de una-două interviuri. Cam asta e statistica, din păcate. E mult, dar uh, e prețul popularității. Uh, cumva e dacă n-ar fi popular front-end development n-ar aplica toată lumea la joburi de front-end developer și n-ar avea de, mult, de mari salariile domeniului de, domeniul de front-end developer, adică web în general. Andrei Botezan, a aplicat la un job de front-end și am fost sunat și întrebat dacă știu Python și dacă am vreo aplicație dezvoltată cu Python. Am rămas blocat, nu scrie nimic de Python în CV. Păi nu în CV, în job description trebuia să vezi dacă scrie ceva de Python. Dar, într-adevăr, dacă în CV nu scrie, tau de degeaba, practic. Nu înțeleg care a fost strategia. s a, -a plăcut Extreme Pawn. Mâine deploy prod. Ok, spor. Succes. Da, așa din întâmplare. <laughs> Alexandru Morărașu cu Java versus JavaScript e eterna și fascinantă dilemă a recrutorilor, din păcate. Așa. Ala Mansur, eu nu știu ce ar trebui să știu pentru un job de front-end, dar când dau search pe platformele de joburi, nu prea găsesc joburi coerente și nu știu dacă cine, dacă cineva cu așa și nu știu dacă cineva cu așa job description nu înțeleg uh, dar pentru frontend din nou am un link pe care dacă îl parcurgi până la finalul zonei unde zice course adică până la course 5 inclusiv teoretic știi frontend fără JavaScript într-adevăr. Adică știi front-end, html, css și partea de design. O să-ți dau din nou linkul ăsta. Bagă un entry level serios în seamă. La ce te referi la joburi? că adică să caut unul de entry level ca Știi zice nu văd să ai playlist de pe videourile din seria IT Jobs la 6 videouri. Ba da, este. Uh, IT Stai un pic, la ce te referi cu IT Jobs? Am unul cu cum să te angajezi. Să... Imediat. Avem uh, frumos, Deci auditare, nu știu ce. Aici pe undeva ar trebui să fie. angajează rapid. Cum să faci research, cum să înveți, nu știu ce, este 1 și 36 de joburi din IT. Prima pași pentru o carieră în IT care are mai multe videouri. Nu știu la care te referi. Dă-mi un semn și ce identific imediat. Golden King, salut! Ce este mai benefic să aleg dintre a merge pe Embedded C sau tehnologii precum C-Sharp, Java, din punct de vedere al programelor de mentorat la firme? Uh, embedded cred că e mai rar, sincer. C-Sharp, Java, etc. sunt mult mai des întâlnite din câte știu eu. Fortnite. Caut, caut front -end pe job și îți dau spătar. Hai chiar așa. Uh, a, de fapt știu la ce te referi, dar probabil pentru că e front desk, front ceva, adică nu, nu e front end, pur și simplu. de am căutat html în uh, fără experiență. <coughs> și uite, dacă am căutat HTML, adică important e să n-ai mai multe cuvinte cheie, să ai doar unul. Așa pare să meargă mai bine și astea par chiar să fie de -end, chiar dacă sunt doar 32. Și mă rog, cred că sunt 32 pentru că unele sunt au, au mai multe poziții disponibile. <coughs> da. Bun. Tică zice bă iar observ că la Clu clujenii sunt mai ok, mai <laughs> da, probabil. Adică e o piață destul de dezvoltată acolo, de forță de muncă. <laughs> uh, nu știu dacă e neapărat vina lui Pungă, că e același algoritm de dinainte, doar că face fazii sărciu prost, probabil. <clears throat> Așa cum fac recruiteri joburi fără sens, ar trebui să facem un site care să aplice automat la toate joburile. <laughs> un CV. Băi, să știi că... <laughs> Cred că te-ar bana destul de repede, dar gen să ți poți deploia la tine. Adică să, pentru, pentru, un CV să ți-l pui pe Netlify, să, să rulezi pe CV-ul tău să aplice la toate joburile. <laughs> și după aia gata, poți să te baneze, că tu ai aplicat deja. Ar fi o treabă. Hecuim, uh piața de joburi din România. Tică. Andrei Bătăzan, din alea 50-100 trebuie toate să fie, să, fie, toate junior dev? Uh, da, <laughs> trebuie să fie toate din domeniu, da. Nu neapărat junior dev, poate să fie și entry level, poate să fie și internship, poate să fie și uh, junior to mid, să zicem, I don't know. Adică nu vă luați neapărat după cum definesc experiența. Că ei, majoritatea din ei nu știu ce vor și dacă voi sunteți buni o să-i convinge să vă angajeze chiar dacă aveți mai puțin experiență decât cerii. Așa. Asta costă de joburi să aplică în București sau Cluj că în restul orașelor mai greu găsești. Într-adevăr în restul orașelor se putea să nici nu existe locuri unde să aplici ca să ajungi la 100 de joburi sau la 100 de aplicări. <coughs> Alexandru Mărăra, dacă faci tot ce e scris în acel document de mai sus, devii <g> semizeu front-end developer. A, ah, cu 36 de joburi, la ăla te referi, ok. <coughs> Scuze, am vrut să scriu că știu ce necesită un job de front dar când ajung la partea de căutare de job nu găsesc job serios cu cerințe realiste. Da, înțeleg. Nu te la după cerințe, asta e secretul. Tu aplică, dacă are vag sens, gen 80% din anunții ok, aplică și el uh, sort it out later. Majoritatea lumii nu știe să facă un job description. Asta e adevăr, din păcate. Golden King, da, e, e destul de deasă problema asta cu Job de senior împachetat ca unul de junior. Așa revenind la acest minunat site care arată foarte bine și se mișcă excelent, by the way, față de celălalt. Sper că nu mai s-acadează acum video, dar chiar e foarte mișto asta. Deci la, la, la capitol experiență, uite dau scroll instantaneu. N-am absolut nicio problemă. More tabs, less memory. Interesant. Știam de mai App. Știu că s-au lansat recent pe... Mamă ce. Acum am, am pe partea alaltă. Știu că s-au lansat recent pe Product Hunt, așa. Adică de acolo auzisem de ei. N-am testat, evident. Adică nu, momentan sunt destul de mulțumit cu felul cum merge chrome meu, fiindcă am 16 GB de RAM, nu fiindcă ar fi el foarte optimizat, dar îmi place cum arată asta. Hai să-l și testăm. Tehnic. odată cu asta și odată cu auditorul de site-uri. Auditorul. Așa. Lighthouse am deschis deja. Majestic SEO de curiozitate. Rich Results Tester. Așa. Vulnerability Scanner. Accesibilitate. Validator de HTML. Yellow Labs. Mozilla Observatory. Și cred că și un derbuster merge pentru asta că merită. Ok, partea de SEO nu stă rău. Ce puțin la prima vedere conform conform Majestic SEO. La structure data nu prea are, din păcate. Păcat. Aici urmează să scanăm. Are zero de accesibilitate, which is great. Ce obțin homepage-ul. N-am stat să mai pe restul paginilor. Are niște alerte în schimb, dar... Ia să vedem de ce. A nearby image has the same alternative text. Am înțeles. Deci n-au pus alturi diferit. Practic, pozele de aici au același alt. Astea... Pus așa orizontal. Mai exact, asta. Ok. Și în fine, aici sunt niște possible headings. Dar ideea e că n-are erori, which is fantastic. Aici au, nici aici n-are erori și asta e super tare. Văd că are doar niște warning-uri relativ relevante, cu niște proprietăți extra. Și Ștefan, fix asta fac. Mă uit pe... Asta era de pe Discord. Link, e link trimis pe Discord. Deci acum chiar vreau să termin cu linkurile trimise pe Discord. Nu mai... No distractions. Content Security policy eu văd că are niște mici probleme. Și HSTS-ul. Mă rog, header de securitate în general. Dar nu e, nu e o tragedie. Adică e, se poate și mai rău, cu siguranță. Și aici hai să vedem, test my page. Da. Tot uh, header de securitate vă că găsi pentru tools, which is ok. Uh. Hai să vedem. La performance, în schimb, o singură modificare. Uite, uite. Deci această, poză, această poză, pardon. Această poză minunată, care este un PNG, de 1,3 mega aproape. Da? O downloadăm frumos în review-uri aici și rulăm scuș. Uh, imediat. Ok. Cu JPEG e clar că nu obținem ce ne dorim, dar cu WebP ar trebui să fie ok. Este oricum. Și de la 1,2 mega, 1,3 mega aproape, a ajuns la 200 de kg. Ori nu știu câte poze. Deci în total s-ar salva 1,2 mega. Da? Din toate pozele de pe pagina asta. Și la fel, encoding o să fie WebP, deci o să fie mai eficient. Sizing-ul, aici nu prea ai ce face dacă le faci responsiv, decât să faci responsive images, efectiv. Adică să, pe mobil, să încarci poze mai mici, ceea ce fac că nu e cazul. Și... Da. Asta era secretul în principiu. Dar în fine, e un trade-off aici. Adică site-ul e spectaculos vizual. Cumva asta îți dorești. Ceva trebuie să sufere. Proapele size images cred că e cel mai mic, cea mai mică problemă. Iar render blocking-ul văd că e un web font JS și un mightyapp.css. Nia să vedem. Deci 24 de megare pagina din care 133 de kg de JavaScript, 1,2 MB de poze și 11 MB de video. Și asta e problematic. Hai să vedem unde e video. Cum se numește video? Timelapse Transcode. A, asta. asta trebuie încărcat neapărat cu lazy. Ia să vedem dacă este, că nu cred că este. Nu, no, n-are loading egal lazy. Doar asta ar contribui la scăderea a 12 MB din initial load time, din initial load uh, size practic. Deci e problematic la capitolul ăsta. În fine, de caching și de asta nu mai vorbim. Deci, la nivel de performanță are multă îmbunătățire de făcut, accesibilitatea e ok, uh, header de securitate nu sunt ok, vedeți că e o temă destul de comună, și văd că are și niște probleme de SEO. Links do not have descriptive text. tap targets are not sized appropriately. Ca idee trebuie să ai minim 44 de pixel pentru tap targets pentru mobile ca să fie usable. Asta are 28 minim, ceea ce nu e ok. Și pe ul clar că nu e făcut. Deci la capitolul ăsta nu e așa spectaculos. Nici la capitolul ăsta. Uite, de default images, toate astea pute putea să fie încărcate cu uh, loading lazy. Și sunt niște hidden images pe aici, care astea în mod clar trebuiau încărcate cu loading lazy. CSS-ul e decent, deși folosește prefixuri vechi. Și fonturile sunt cam multe, sunt șase fonturi. Mă rog, la un design de genul la... Cred că merge redus la 3, să zicem și sunt unic code proaste. Adică sunt folosite foarte multe simboluri în fonturile astea încărcate care nu apar efectiv în pagină. Adică sunt încărcate degeaba. Și Derboost, care este un tool uh, destul de uh, în detaliu așa, dă și el uh, un raport destul de comprehensiv cu resurse prea mari, Mărimea prea mare a paginii, dependință critică de Google APIs pentru web font JS, poze fără loading egal lazy, noduri în DOM cam multe, dar în fine, 1400 e ok, până în 2000 ar trebui să fie regula Nu e specificat UTF-8 în heading, which is bad, nu, nu faceți asta, adică nu trebuie neapărat definit tf 81 tot timpul. Așa, CSP, beisuri neapărat, da. <coughs> Vă că n-are nici roboți TXT. Deci, overall, e bun site-ul, dar se poate mult mai bine, cel puțin la nivel de performanță. La nivel de UX și de design, mi se pare unul din cele mai bune pe care l-am văzut în ultima vreme, prezentațional vorbind, așa, e spectaculos. Deci, good job. Remus, nu știu, nu știu dacă e al tău, dacă e al tău, felicitări. Chiar felicitări. Așa. Un moment, vă rog. Ștefan Pop folosesc doar Windows, da, momentan. Twister a aplicat în toată România. Certificări bune pentru JavaScript. Uh, nu știu de niciun ale să știu. Parcă aveau crazy ceva, dar nu cred că e relevant. Ok. Mai avem câteva. Deci... Ăsta și ăsta de la Roland. cinemaflix am magică .ro. Ok. Vilmont install. Hai că ați mai pus câteva. S-ar putea să nu terminăm azi. Da, hai să vedem. Visual design Asta e un semn bun. Înseamnă că avem material și pentru data viitoare. Cel puțin pentru început. Asta e 0 Lutica. Și este jocul lui Alex. Așa, My 3D Face, Răzvan Ilian. și da, ok. Mersi de repostare, Extremepon. chiar dacă nu mai știe live acum, apreciez. Bun, ia să vedem dacă mi-a mai trimis cineva ceva, pare că nu. Bun, hai că le luăm repede la mână și cred că le terminăm. Deci asta este o aplicație de meditație, din câte dau seama. Nu înțeleg ce fac lucrurile de pe aici, adică nu înțeleg. Dacă dau hover peste asta pare să fie un buton. Altul zice logo ionic, dar nu înțeleg ce se întâmplă dacă dau click. Select breath, ok. De ce? E, deci partea de UX nu e, nu e ok construită aici. Ar trebui să-mi dau seama ce face chestia asta dând hover peste sau direct din interfață. La fel și aici. Asta e profile, ok. Dar apare poza al cuiva, nu înțeleg. Aici. Ok, ai alt tile din asta din spate, probabil, din care să-ți <coughs> A, ah, e, și, e, și, și cu e, e cu un loc. Am inteles. Asta e timpul. Pare să reproducă interfața de Android, apropo. Nu știu dacă a fost văită chestia asta. La da, design mă refer. Ok. Ia yes, să, de curiozitate. Să vedem ce se întâmplă. Da, sper că n-a fost foarte tare pentru voi. Așa. Am înțeles. Deci e muzică pe fundal, basically. N-am înțeles exact ce se întâmplă după. Deci poate, mă rog, n-am o modalitate de a controla volumul de aici, dar o să dau volumul de la desktop mai jos în Streamlab Streamlabs să vedem dacă merge. Să-mi spuneți dacă auziți la un volum decent meditația. Am înțeles. Destul de simplu. -ți. Deci inspiră, expiră și țineți respirația. Și asta probabil se întâmplă timp de 10 minute. Ok. Nu e rău, e interesant. Am văzut cam am mit în dreapta. Da? Uh. În principiu are potențial, cu siguranță, și fiind PVA, îmi imaginez că merge și pe, sau în fine, o să testăm acum să vedem dacă este sau nu PVA. Vă ai și două scripturi aici, eu am un adblocker mai agresiv, PayPal și Pixabay și whatever, ce, ce alte scripturi mai are le pe aici, vă că le-a blocat. Bun um.

Rich results, de asta de fapt are rich, rich results ia. Yeah. Accessibility, vulnerability scanner, validator. Asta, asta. Și cam atât. No items detected, ok. Deci probabil încarce asincron. Aici pare să fie goală pagina, niște mici probleme de CSS. Dar nu e nimic grav. Uh, the site returned an HTTP status code other than 200, which may cause its results to be inaccurate. Ai grijă cu header de securitate. Deși, mă rog, ne fiind deploy-ul de, deploy principal, n-ar trebui să să fie atât de problematic. Da, deci ai niște render blocking resources care e PayPal-ul, ceea ce e dubios. Probabil le-ai pus în head. Și văd că ai o poză la webhelp.com Luat așa cu japca. Ciudățel. Ok, 55 de mega. Hai să discutăm despre 55 de mega. JavaScript-urile sunt de înțeles, că e o aplicație... Cum, e, A, cum sunt aplicațiile, da? 556 de kg de poză, aici nu știu ce să zic. Sigur poți să le optimizezi. Dar MP3 ăsta de 54 de mega, nu știu dacă l-ai încărcat sau nu cu lazy. Că dacă nu, atunci nu e foarte ok. MP3, ah, nici măcar nu l-ai aici. În dom, interesant. Bun, size. Da, nu e încărcat sincron, ar trebui să fie în regulă. Deși eu am... Da, nu știu ce faci cu, cu tag manager de la PayPal. Văd că ai niște mp 3 aici, dar sunt cât, câțiva biți, deci nu e mare brânză. Probabil sunt doar... A, de fapt văd că sunt 206. mergem în application clear site cache și mai vedem o dată da, deci cea mai mare problemă la networking e poza poza asta culmea care e foarte mică și care trebuie optimizată în rest, aplicația e interesantă. Bănesc ajută pe oamenii care vor să mediteze și să se concentreze pe, pe respirație în general. Mersi mult de uh, mesaj, David. Hai să vedem care. A, asta, ok. La revedere. Noapte bună, Alex. E în stadiu de dezvoltare. Ok, super tare. E un început foarte bun, din punctul meu de vedere. Cred că ar prinde la una, o anumită nișă de public și eu zic să-i să dai bătaie în continuare. Ai grijă la ce resurse încarci. Și eu, sincer, pe rezoluții mari cum e asta de desktop, aș schimba un pic interfața. Adică meniu l-aș face expanded by default, poza sau meniul ăsta din dreapta l-aș face și pe el expanded by default, astea tot așa le-aș expanda, adică ai, uite-te cât ecran ai la dispoziție. e foarte bine că ai gândit mobile first și acum ai o grămadă de room to expand ca să zic așa spre small spre tablet spre small desktop spre large large desktop și așa mai departe. Deci keep up the work că e bine. Bun iar asta la altă. E foarte galbenă. <laughs> galbenă de obicei e folosit ca și culoare de, de accent. Dar în contextul ăsta, sau în fine, am mai văzut site-uri care sunt foarte puternice așa, uite, se potrivește și cu tricoul meu, sunt foarte puternice așa, foarte de impact și folosesc spre, pentru contrast text negru peste. Aici contrastul e destul de scăzut, fiindcă nu am, adică astăzi sunt foarte mici. Meditation app și toate celelalte <coughs> Par să fie, adică sunt iconițe mici. E interesant că spui o poveste, asta îmi place cel mai mult la chestia pe care ai creat-o aici. Adică pare că ți-ai făcut un soi de portofoliu, ia să vedem ce mi-ai și scris, că știu că mi-ai scris ceva. un proiect personal la care lucrez în prezent, pe care aș dori să-l duc la un nivel comercial, dacă pot spune așa, deci ăla de dinainte, da, și are potențial. Deci chiar are potențial și sunt absolut convins că sunt oameni care ar cumpăra aplicație de asta. Și asta este proiect personal cu PVA, tot PVA, tot cu Angular și Firebase. Apropo, pe nu știu dacă l-am verificat cu Lighthouse și pe ăsta la fel. Un showcase live view pentru proiectele mele, vanilla la JavaScript. Foarte tare. Deci ți-ai împachetat portofoliul într-un soi de application view care arată bine și pe mobile. Retro music. Interesant. De fapt, ții minte că am mai văzut proiectele dar le-ai pus pe toate într-o într poveste mai largă, ceea ce e foarte ok. Ce lipsește acestei povești e un pic de text, de descriere pentru fiecare. Adică eu, în loc să fie un dashboard de application like așa, sau ca interstițial între dashboard ăsta și aplicația în sine, aș mai pune, pardon, aș mai pune un layer cu descrierea proiectului și abia după aia un open app cu proiectul în sine și cu navigarea sus, evident. Ca să dai context omului care vede proiectele tale, să-i spui ce ai gândit, ce ai vrut să faci, cum ai făcut. Un text care să încapă pe acest ecran de mobil, pe 320 pe 568, e suficient. Deci doar un pic de context ca să înțeleagă ce vede omul respectiv în momentul în care dă click. Știi? Să nu-și să nu -și folosesc exclusiv imaginația. asta vă că merge foarte bine. Good job. Nu știu dacă are sens să testez așa ceva. Adică Lighthouse-ul, mă rog, e interesant. Aici la, de la aia de meditații. Și cred că am discutat deja despre asta. E un SDK de la PayPal pe care nu înțeleg de ce îl încarci sincron. Deci aici ar trebui să renunți la PayPal-ul din Head și să-l pui în body undeva. Iar aici lucrurile stau un pic mai bine, în câte văd. Ai mult JavaScript nefolosit. De curiozitate, tu încarci toate aplicațiile deja în momentul în care se încarcă interfața asta? Sau ai deployate separat aplicațiile astea? De fapt nu, vă pare că nu. De asta e foarte mult JavaScript nefolosit. Pentru că fiecare metodă, fiecare bucată de JavaScript din restul proiectelor n-au legătură cu toate celelalte proiecte. Deci sunt cumva încapsulate. Sau ar trebui să fie încapsulate și nu sunt. Poate ar fi o idee să faci asta. Să le încapsulezi. Adică să, să încarci JavaScript-ul pentru fiecare proiect din asta. În momentul în care dă cineva click pe proiect și nu înainte. <coughs> În rest, mi se pare că e, faci pași importanți spre un portofoliu mișto. Chiar mișto. Adică e un șoc, e ok. Chiar dacă e galben. Glumesc, nu contează că e galben, important e că funcționează. Așa. O să-mi o descriere. Aici. Nu cred. Nu cred că la asta te referi. Astea au doar. Cred că fac referire doar la locația proiectului din, din GitHub încât te observ. Adică nu văd unde altundeva ar putea să aibă descriere. Uh, oh, uite, zice tică Death to iframes <laughs> folosește lazy loading state dacă zice că folosește Angular este un sfat foarte bun Așa, deci felicitări, good job, țină tot așa, provide some context pentru asta și încearcă să rulezi Lighthouse-ul și să rezolvi problemele pe care ți le zice. Cam asta e în mare pentru acest al doilea proiect. Mai departe, Cinemaflix este un proiect de lui... Uh, îmi scap acum numele, îmi cer scuze. Dar uh, știu că m-am uitat toată peste el pe partea de SEO, că avea ni și în care niște mici probleme de SEO care nu îi permit să se. Um, rancheze, să, fie, să fie rancat corect. Dar, uh, în principiu. asta nu știu cât de legal e. Dar eu sper că nu. nu o să avem probleme cu live-ul ăsta. Problema cu site-ul ăsta, ok, la, la intro aici în, în homepage, pare, acum, acum cred că nici nu se mai încarcă sau nu știu ce se întâmplă, am dat click și nu se întâmplă nimic, merge foarte greu, nu știu ce are. Deci ziceam că în homepage pare interesant, apropo poza asta, eu ți-am zis să o la un moment dat, dar cred că you want to overboard. Adică acum se vede foarte fazi și nu cred că e okay. Nu cred că asta îți dore. Uh, nu știu unde ai pus exact. Undeva pe body, probabil, dar o vedem în network. Așa, ordonez după size las fierbinți. Uite, folosește o cum ți-am sugerat. În fine, nu-mi dau seama. Ideea e că poza e foarte pixelată, deci nu asta era soluția. Soluția era să o faci 1600 pe nu știu cât sau 1280 pe ceva și să o faci WebP neapărat. Asta cred că era ideea. Adică acum nu e tocmai bine. Uh, fontul zice că e dubios că nu prea, nu, nu prea e lizibil, într-adevăr, e foarte foarte light și are text, are letter spacing negativ destul de ciudat. Ia să umblăm un pic la CSS-ul generic aici. Mamă câte clase are, wow! Deci se adaugă câte o clasă pentru fiecare din actori și ceva, proprietăți, nu știu, e super ciudat ce se întâmplă aici, deci ai vreun, vreun script care adaugă niște clase pe fiecare listă item din asta și sunt extraordinar de multe. Nu, nu înțeleg de ce. Așa, article... header h2 letter spacing 0 sau chiar un pixel. Uite, deja e mai bine. E fontul ce-o dat, nu știu de ce. Adică nu înțeleg ce font folosești ca să fie în halul ăsta. Computed font family. Work sans. Work sense, teoretic e bun. Ia să vedem unde e definit. Da, pare ok, dar uh, trebuie un pic mai bold și trebuie sigur, sigur mai uh, lățit, uh, adică mai mărită distanță între litere, că e foarte ilizibil din punctul să de vedere. Așa, deci proiectul e ok uh, overall, deși mă rog, am o dubie apropo, apropo de acest aspect. Uh, um, hai să-l validăm, ca să-l audităm. Pam, um, pam, um, pam. Um. Pentest wave. Voi, apropo, puteți să le decideți pe toate pentru proiectele voastre și asta și sugerez cel puțin. Și a făcut el propriul Tailwind. Nu cred că e vorba de Tailwind, cred că e vorba de, nu știu, niște proprietăți care ar trebui să-l ajute într-un fel, dar nu înțeleg cum și nu înțeleg de ce le-a ales să le fac așa. Uite, văd că are site link search box, which is great. Așa. Un, un moment să mă logez în platforma Pentest Tools și să dau un scan. Și de data asta o să dau un scan cu un robot eventual. Scan with robot website recon. So oh no. Yes, yeah, so imagine from Osla robots in pick or second vrog. Find subdomains para detective technologies, TCP port scanner, top of ports. fără tracer, don't ping, range, top 100 mai bine filter contains http și full scan la website scanner și o să las clasic că nu cred că e SPA adică am senzația că e WordPress sau ceva IEV pe content. Bun. Save și mergem frumos în targets cinemaflix scan with website scan robot. <laughs> și pe asta lăsăm să meargă. Și între timp Uh, aparent e optimizat pentru din Insights, dar nu știu dacă e optimizat pentru... Da, văd că și Lighthouse-ul zice că e ok. Da, width și height pe poza asta mai lipsește. Văd că e un img, deci nu e un background image sau ceva. Dar sunt curios dacă mergem și pe pagina de film. Fără să dăm vreun play sau ceva. Fără să luăm vreun troian. Așa. Ce facem? Aici facem ceva. De fapt, cred că o rulez doar Lighthouse. Și în timp ce Lighthouse, ne mai uităm pe chat. Ce ați mai zis voi pe chat? Ți-am trimis pe Discord, poate mai prind în seara asta. Mersi, David. Mulțumim, Daniel. Mie mi-e foarte foame, sincer. Adică nu o să mai stau foarte mult. Cred că în 10-15 minute închidăm între timp m-am cu niște cei. N-am mâncat nimic de mult timp, ceea ce e o greșeală strategică, trebuia să mănânc înainte de live, dar am făcut o comandă la Glovo și n-a ajuns. Și na, a trebuit să începem live-ul. Nu știu ce se întâmplă aici, am înțeles, asta se întâmplă aici, ok. Uh, întrebarea era, cred, în chat mai devreme, cât aș lua eu dacă ar trebui să fac un site de genul ăsta sau cât ar trebui să ceară cineva pe un site de genul ăsta. Vă care și magazin cu un produs. Și să zicem că vreau uh, 37 de produse. Așa. Și acum aveți coșul. Da, e un e-commerce standard. Nu pare să fie nimic deosebit. Continuă cu finalizarea comenzii. Putem să aflăm și ce temă folosește chiar. De pe content cosmecos. Okay. Vapos cosmecos, yes for them. Could the different tests at original? punem side by side frumos. <laughs> Fiindcă am senzația că e aproape identic. <laughs> uh, pot să anulez uh, o Market, nu știu ce. Da. Yep. Ia, care dintre cele trei homepage-uri este? Am senzația că Da, identic. Unul la unul. Beneficiile cremei sunt fix astea. Așa, caracteristici. Da, e Uh. un template ușor modificat. Nu știu, nu știu ce sumă să zic. O sumă, oarecare. Uh. Asta e genul de muncă, mă rog, făcut, adică destul de standard, așa. Nu știu cum să mă exprim. Câteva sute de euro, Aș, ar trebui să ia cineva pentru un, un template. David Dobondi Cotton for Key. Da. Bun. Deci, uh, am stat să mă uit și la performanța unei pagini de articol și e mai slăbuț un pic. Adică homepage-ul e ok, dar... Uh pagina de articol văd că mai are niște mici probleme. Dar overall e destul de bine optimizat. La accessibility sunt câteva lucruri de rezolvat, în schimb. Dar overall site-ul e pare decent. Ai, mai are niște probleme de user experience. Apropo de, uite, textul ăsta foarte, foarte greu de citit. Adică eu aș schimba asta cu un arial și aș rezolva problema instantaneu. Uite, spre exemplu, font Arial. Și gata. Buf, s-a rezolvat problema. Ok. Și eu nu știu ce înseamnă asta. E un option aici. User load. Nu înțeleg ce se întâmplă cu options-urile astea. Și nu înțeleg de ce textul e unor la stânga, unor la mijloc. <coughs> Și nu înțeleg de ce se dublează video că bănesc e același video. O dată aici și o dată aici. I don't really get it. Da, deci nu știu ce să mai zic despre site. Basically e bine optimizat. Are șanse să ranchezi ochii de acum încolo, dar mai are niște mici probleme care trebuie să adresate, rezolvate. În special de user experience și de design. Poza din spate, fonturile, etc. Mai departe. Wilmont Install. Profesioniști și amabili. Programare online. Foarte frumos. Un mic bug aici de uh, design. De Z-index, de fapt. Pare tot așa un template adaptat. și văd că folosește tot uh, light motivul uh, supereroului, ceea ce e foarte ok. Aici e ceva în neregulă, e un tag cloud sau nu înțeleg ce este, în colț aici, în partea de jos. Un tech cloud care par să fie responsiv, <laughs> sau nu. Ok. Da, e, e, e ceva în neregulă cu futurul, clar. Și eu cred că aș renunța complet la acest Canva. Eu nu știu dacă e Canva, e, sunt o grămadă de linkuri. Cred că este un uh, widget de tag cloud. Ia uite, Elementor, nu știu ce. Trească WordPress-ul și Elementor-ul, între ghilimele. Da, overall, uh, asta e, e problematic și în general designul e Adică e o temă, clar. Uh, nu e rău. E acceptabil așa ca approach. Doar că vizual vorbind se vede că e un pic amatoricesc. Uh, Glow-ul sau umbra asta sau nu știu ce este. Arată cel puțin ciudat. Eu uh, ce am făcut? Inspect. Opening tab. <coughs> Deci eu aș scoate de tot. Sușul ăsta taie complet din vizibilitate, uh, deci l-aș scoate și pe ăsta complet. Uh, cheia aș lăsa, o să zicem. Să zicem. Nu știu ce am făcut, cred că am dat un zoom in sau ceva. Da. Ok. Uh, Formularul pare să folosesc un contact form sau ceva, un plugin standard. Hai să-l testăm. Primul cu Lighthouse și după aia cu niște tool de aici. Rich Results, Wave, Pentest Tools, Yellow Lab Observatory Uite, Error de accesibilitate. De obicei, tem temele de WordPress sunt foarte proaste la capitolul accesibilitate, deci aveți grijă la ce folosiți. Uh... O să facem și un Website, Vulnerability Scanner, Standard. Între timp, apropo, cred că s-a terminat... A, a banul nu, nu s-a terminat încă. Ia, am vrut să fac un uh, scan mai în depth al uh, site-ului ăsta și o să mai durez un pic. Văd că și ăsta are erori de accesibilitate. Din nou, WordPress. Din păcate. La fel. Uh, erori de validare a codului. WordPress, fără număr. 48 de erori și 15 pe warning. 48 de tipuri de erori, scuze. Așa. Asta cred, astea cred că sunt rezultatele pentru CinemaFlix, pe care n-am mai apucat să le mai analizăm foarte tare. Overall e bine, dar, cum zicem, sunt niște mici probleme și așteptăm și rezultatele din auditor. Așa. sunt niște itemuri valide în Uh, Site-ul ăsta în, cu instalatorii sau cu ce sunt, sunt niște warning-uri aici, dar overall îmi place că există Structured Data, good job. Uh, niște mici probleme de securitate, special din care țin de headere, așa cum zice și observătoriu. Așa și să vedem ce zice și el Tools și lighthouse. Ah, ce aici? <laughs> Poze. WebP, neapărat. CSS, ok, minifiat, dar probabil sunt multe plugin-uri care își bagă CSS-ul lor și n-au nevoie să aibă CSS în pagină. Sunt două render blocking resources, nu e o problemă. Dacă, adică n-ar fi o problemă dacă uh, CSS-ul ăsta n-ar fi de 315 kg. 315 kg, imens. JavaScript, la fel. Destul de mult JavaScript nefolosit. Uh, ar trebui validat dacă chiar e folosit sau dacă se poate scoate, basically. Poze fără width și height poze fără loading lazy și poze care nu sunt WP. Aici problema e de JavaScript și nu prea e ce face pentru că... adică trebuie să scoți din, din scripturi. Să vezi care sunt cele mai problematice și eventual să le elimini complet dacă poți. caching și în se rezolvă oricum cdn oricum cu niște setări de server pe un folder care are fișierele statice aici n-ai ce face din nou trebuie să scoți din JavaScript-uri ceea ce pe WordPress e foarte complicat că ai jucării care din start adaugă niște sute de kilo dom sizing-ul și aici e problematic e vorba de cum e construită tema cât de, cât de optimizată e tema apropo de WordPress și de teme eu din mi-am dorit să construiesc o temă de WordPress gratuită foarte bine făcută și cred că o să fac live cu voi. Poate la anul. Vedem. Că doar așa pare să mă motiveze să muncesc la astfel de proiect. Open source, dacă vreți. Așa. Alexandru Ionuț Apostu. Ce părere ai despre Green Pass? Uh, la ce te referi? Eu nu știu la ce te referi prin Green Pass. Oh, Am, ăsta încă rulează. Ok. Și probabil și asta, Da. No problem. Măcar s-a terminat Yellow Lab Tools. 2 mega, cam mult. Pozele de care ziceam, minifierea fișierelor. Uite, sunt niște fișiere neminifiate ceea ce e o problemă super simplu de rezolvat în teorie cu un plugin un alt plugin Below default images din nou loading lazy hidden images tot loading lazy în rest nu e grav sunt do doar două web fonturi din care una este font awesome pe care eu l, eu l aș scoate și celălalt este... Volvo, Features, ceva... tot niște icons. Da, cu iconurile astea nu știu ce să zic. Eu, din nou, le-aș pune pe toate SVG-uri. Atât timp cât nu sunt super... Adică că nu se repetă foarte mult, că nu au foarte multe iterații în cod. Altfel le-aș pune SVG-uri, dar nu inline. Le-aș pune SVG-uri ca fișiere și le-aș referenția așa. Ok, deci overall, la nivel de performanță, sunt niște mici probleme, niște mari probleme, hai să zicem, să nu, fim, să nu folosim un eufemism. La accesibilitate sunt câteva probleme, la best practices e vorba de securitate și de... Uh, imagini cu rezoluție mică, erori de browser, da, mi-a crăpat, uh, scuze, <laughs> ce mă? Da, mi-a călpat Winamp-ul aparent, îmi cer scuze. Sper că se mai aude. Să-mi spuneți dacă nu se mai aude, vă rog. Da. Deci, overall, cam, cam asta e pe scurt. Și când se termină schemul de securitate, o să... A, ah, uite, uite, ce interesant. Directory listing is enabled. De aici, știți, știți cât se pot... Știți, deci, stai să mă liniștesc. <laughs> Știi câte lucruri se pot face din punctul ăsta încolo? Ia să vedem. 2021. 10. Nimic. 3. Niște pozi. Interesant. Da. Parent Directory. VP Content. E, aici nu, se mai, nu mai merge, dar oricum e suficient. Uite, VP Forms. cash, Mamă, păi dacă am cache-ul de la VP Forms... Eh, văd că n-am acces nici la asta. Dar, oricum, Uh, e o problemă mare de securitate pe care a detectat-o Pentest uh, recomand să o rezolvi repede. E o chestie simplă din hashtag acces, se pune director index, direct, director index um, none sau ceva și gata. Folosește uh, uite, nu o să mai las nu să meargă să nu mai descoperim și alte lucruri nasoale. <laughs> Folosește hashtag accesul pe care l-am eu aici în uh, în DDD, în proiectul pe care l-am făcut live-urile trecute. Aici, directory, uite, directory index cu tare și options minus indexes, asta te interesează pe tine. Deci, if module mod auto index, options minus indexes, asta elimină indexurile pe care le-am văzut adineori. O să pun un link chiar aici în chatul de YouTube, nu știu dacă mai ești în live, dar dacă te uiți la reluare o să vezi tot așa încet. Da, eu folosesc mine în 2021. Bun. Bine, am și Spotify, am și Google Play Music sau YouTube Music, cum se numește acum. Da, nu. Alea sunt cu Adică winamp îl folosesc pentru muzica de pe calculator. Bun. Deci cam atât pentru site-ul ăsta. Hai că mai avem câteva. Hai să luăm... Uh... De fapt, o luăm în ordine. <coughs> Încerc să mi găsesc cuvintele. Un moment. Welcome to Visual Design, da? Um, în primul rând e ușor ilizibil bucata asta de text de aici, mai ales asta cu to Visual Design. David, nu, este muzica făcută de mine. E fundalul sonor, hai să redeschid unde am să vezi. Sunt acele câteva melodii, uite, o să dau play la două, asta o mais mai por exemplo asta sau asta pe care mai e nu știu asta Le am și pe SoundCloud, dacă sunteți curioși, dar o să închid acum momentan. Iar apropo de CD-uri cumpărate, nu mai știu câte melodii am downloadat de pe Caza și de pe Files... De fapt, nu, înainte de Files, de pe DC, de pe... Mai erau câteva, înainte de Caza. Nu mai știu mp3 mule sau nu mai știu cum se numește. da, ce vremuri, dial-up, dacă încerci cu, să explici cuiva care s-a născut după 2000 de dial-up, cred că îți râde în față, le-am făcut în Soundtrap, care este un tool care aparent este gratis. Uite să luăm un... Uh, asta. Și e super simplu. dai drag drag-and-drop la bucăți de text. De text, doamne, de sample-uri pe care le găsești... Uh, unde erau aici? Și efectiv dai... păc. Mă rog, la alea ne-am acces. Dar... Uh, Uite, unul gratis. Drag and drop aici. Și acum brusc ai... Ceva în plus. <laughs> Înțelegeți, voi. Don't save. Așa. <clears throat> N-am, am încercat odată Ableton, parcă. Am încercat pe vremuri Fruity Loops, deci, inițial am, am început cu Dance EJ, după aia ceva niște EJ-uri pe acolo, după aia Fruity Loops și după aia am mai încercat unul, dar m-am oprit, adică nu, mi se părea prea complicat. Uh, am încercat și Ableton, deci o dată cred sau de două ori, dar tot așa mi se pare destul de complex. Uh, FI sau FL Studio n-am încercat, nu. Dar mă rog, ăsta e banal, adică e drag and drop. How hard can it be. <laughs> Așa acest site despre design sau despre un designer um, are niște mici probleme deci de lizibilitate pentru font aici. Ăsta vrea să fie um, cum îi zice neomorfism și să zicem că iese cel puțin parțial. Asta mi se pare ok, e o tranziție bună, dar pozele astea două, deci asta din stânga e foarte ok, are mult detaliu pe spate și îți atrage atenția și textul dinăuntru. Asta în schimb, uh, sunt cam cu minți, adică aș pune ceva mai detaliat, mai, mai in your face, pe spate, zic. Ce obțin asta din mijloc e complet bland așa, adică nu-mi spune nimic. Iar asta e foarte generică. Adică poate nu folosești toc dacă tot faci fotografie. Zic și eu. Așa, github, LinkedIn, foarte ok, stai un pic, uh, ai, ai greșit iconițele, observi, github cu logo de LinkedIn și LinkedIn cu logo de github, știam eu că e ceva în neregulă. <laughs> și also, culorile astea, um, cam uh, psihedelice, nu știu. Adică e o combinație destul de ciudățică. Contrastant, într-adevăr, dar destul de ciudățică. De Bun, revenind, ia să vedem cum arată pe mobile. Ia să vedem dacă mi-e și scris ceva apropo de proiectul ăsta. HD Empire. Portofoliul tău. Ok. <coughs> O să dau și un refresh ca să fie fer. te văd că ai și o animație la început, uh, animația observi că e, e ușor descentrată, adică oricum astea nu sunt circulare, nu sunt puse pe un cerc perfect și pare că rotește o piuliță așa, nu? dar e ok, e ok, adică nu, e, nu, nu mă deranjează deloc. În schimb poza e cam mică, adică eu aș face-o mai mare pe, pe dispozitivă mobile că nu prea se înțelege care e faza. Adică sunt într-adevăr niște logo pe aici, fața ta, dar eu aș face, eu aș face pe tine mai mare, asta vreau să zic. Ok. Ok. Ăsta dacă, e, dacă l animezi, fă -l și clicabil, altfel e, e tentant să dai click și nu poți, și nu se întâmplă nimic, which is not ok. Așa, web projects, Design Photography, hai să vedem Web Projects, go to web. Uh, I'm confused. Deci primul n-a mers. Al doilea a mers. Și asta pare site-ul altcuiva. Dacă este făcut de tine, good job. Pare... În fine. În afara faptului că sunt strecite pozele pe aici pe undeva, nu e rău. Adică vizual așa are niște impact, și văd că ai făcut și animații de tranziție și nu știu ce. stilul vizual e un pic amatoricesc, dar nu e, chiar nu e o problemă. E, e, are personalitate site-ul. Asta e interesant. Așa. E păcat că nu poți să și cumperi de aici nu poți să-i dea atucat, nu poți să faci, să-i dai contact sau ceva, nu poți să nu poți să faci zoom pe poză, dar în fine ca ca showcase așa e decent, să zicem e, ai ceva site-ul la, la, la activ, ca să zic așa o să ne uităm la unul și la performanță și la cifre, dar așa ca user experience pare interesant. Să vedem pe mobile cum arată asta. Aici trebuia să fie o poză care nu s-a încărcat, care e asta de aici. Old school 1.png. Și aici se trigărește cam târziu animații. A, și el ori mi am înțeles. Fiindcă nu e deployat site-ul, fiindcă probabil e încă în lucru sau e test. Ok. Um, da, văd că-ți plac astea full screen, cu poză full screen. Figma. Ok nu o să deschid figma dar e foarte bine că ai pus link-uri către Figma. Sigur, dacă aplici la un job care necesită muncă în Figma, știu, partea de design, de UX, de design și frontend și așa mai departe, sigur să aprecieze faptul că le-ai pus la dispoziție proiectele în Figma. Deci, ca idee, există potențial și o să-ți fac un, o evaluare de viteză și de performanță chiar pe site ăsta, pe site-ul tău. Bun, hai să vedem auditorul de site-uri, paste și auditează și aici generate reports. Care e același lucru cu a da clip pe Lighthouse aici pe 2, dar uh, nu. No. E mai la îndemână. Pentest Tools, Wave. Așa. GT Matrix din Londra. Full scan. Hai să zicem totuși un light scan. Erori de accesibilitate. Multe. Nu m-am uitat de curiozitate să văd web pe liniuță. Nu, nu e în WordPress. Ok, interesant. Cu toate astea ai multe ori de accesibilitate. Missing alt text. Pe fiecare poză trebuie un alt text. Absolut pe fiecare poză, fără excepție, din păcate. Sau din fericire. Pentru și pentru SEO și pentru persoane cu dizabilități. Uite, ziceam de very low contrast. Wow, aici era text? Serios? Habar n-aveam. Ia. Yeah. Da, nici măcar nu se vede. Ai uitat să pui un fundal sau, ce, sau ceva pe Discover ăsta. Așa, și apare și aici, bine, aici, cred că se vede totuși. Da, dar cred că inițial nu se vedea și de-aia l-a prins ca bug. Mă rog, n-ai H1, în fine. Deci la accesibilitate ai niște probleme. Și la HTML văd că ai vreo 3. Encoding-ul lipsește charset, set super simplu de rezolvat în afară de imăguri cu alturi de care chiar ai nevoie acolo trebuie să pui cât un alt tag și, cât, și niște texte de alt la fiecare poză și o să-ți ia ceva timp probabil așa, securitate același probleme ca de obicei apropo, dacă sunteți curioși cum arată un header de securitate un pic mai bun cred că mai este de la ddd.ro activ E un B+. Deci majoritatea sunt ok, numai că la CSP n -am, încă n-am terminat și deci n-am reușit să bat cu e uh, CSP-ul final, fiindcă n-am făcut ultimul uh, ultimul deploy pe ddd.ro Uuuu uh, uh, 36 de mega vai, 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 vai pozele de 6 mega. Jesus. Ok, înțeleg uh, contextul, da? Asta în primul rând trebuie puse cu lazy loading și în al doilea rând niciodată de 6 mega. Deci fii atent, o poză de 6 mega 37, da? Save. Foto 5 se numește, scuș. Scuș.app, e asta. Potocinci, 5 Puc. Și nici măcar JPEG. Stai că încă procesează. Nici măcar JPEG. O să facem mai Dar nu numai că o facem mai Îi dăm și resize. Pentru că n-ai nevoie de 70 de miliarde de pixeli. Ai nevoie doar de. Uite, 6000 Ai nevoie de maxim 1.600 pe 1.600. Da? Și rezultatul final e 257 de, de kg. Și din câte vezi, pierderea de calitate e minimală. Mai ales la rezolții uh, mai mici. Bun. Deci, clar, ocupate de, de poze neapărat. Așa. Sunt niște chestii pe care nu le găsește. Foto 17, foto 18, dau 404. Astea n-au loading lazy. CSS-ul e ok deși e cam măricel. cel. Șapte web fonts, din nou, cred că sunt fontos, uite, trei din ele și patru de la Google. Ideal ar fi să le downloadez pe astea de la Google și nu știu dacă să folosești toate patru sau mai puțin, în funcție de câte ai nevoie. Același sfaturi ca și până acum, toată, tot live-ul ăsta, basically. Așa, și partea de securitate asta e ok, în afară de heading-uri. Bun. Ah, am uitat, de fapt, până se deschide cam asta. Așa, Marius Paul Târnaru sau Târnaru. Nu știu exact cum să citesc aici. Java Developer and Electronics Engineer. Dar înainte de asta, hai să mai citim ce se scrie pe chat. Așa, mai sunt 16 oameni. Mulțumesc că stați cu mine până la ora asta târzie. Promit că nu vă mai țin foarte mult. Eu am zis că termin în 10-15 minute și încă mi-e foame. Dar uite, la două închem. Oriunde ne aflăm. Și ce a rămas, discutăm data viitoare. Inclusiv X și Zero lui care e foarte tare, apropo. Inclusiv jocul lui Alex, Morărașu. Și inclusiv poate Red Mansions. Nu cred că o să apucăm să intrăm în el. Și în asta am intrat deja, asta nu s-a terminat, interesant, așa, deci Marius Paul Turnaru. Java Developer and Electronics Engineer, Talks about SQL, Java, Angular and Selenium, ți-a activat probabil contul de, adică profilul de uh, inf, nu, content creator sau ceva, nu mai știu cum se numește, mi l-am activat și eu la un moment dat, ok, Featured. Mare și overview. Perfect. Deci ai un, un GitHub. Ok. Problema cu GitHub-ul este că în momentul în care aplici la un job, primul care se uită pe LinkedIn-ul tău nu este programatorul care, în echipa căruia vei fi, ci, sau developerul sau, în fine, persoana tehnică, ci un recrutor care atunci când ajunge aici nu înțelege nimic și iese. În loc de sau în paralel cu acest overview de github trebuie neapărat să ai și un, un index de linkuri sau fiecare link în parte de la proiectele deployate neapărat de la proiectele deployate dacă nu sunt deployate e greu de testat, e greu de evaluat și așa mai departe deci trebuie să îți deployezi proiectele și ori să ți le pui într-un portofoliu și să pui link-ul aici al portofoliului ori să pui fiecare proiect în parte aici în featured fără probleme o să fie ok Bun. Descriere. În fine, descoperit ce în Java. Ok. Service engineer. Nu știu ce, technical manager. Ok. Uh, e în regulă că n-ai dat detalii. Că sunt mai scurte astea cumva. Atât timp cât... Uh, ok, mai, mai au o problemă. Uh, tu zici că ești service engineer e ultimul sau în fine, e job curent, dar tu te descrii ca Java developer. Uh, din nou, e ok să zicem, dar eu aș zice electronics engineer aiming to become a Java developer ca să fie mai etic, mai corect, mai să nu induci în eroare oamenii care te recrutează, să zică ok, tu ești Java developer și să nu vadă nicio experiență de Java aici. Înțelegi? Sper că e clar. Așa. Ce ați mai zis pe chat? Andrei Botezan, printam 3D iconițele de safe pe vremea

Ia să vedem, a, ah, l-ai pus la final, ok, hai să-l deschid și eu aici. Bine, hai fi, hai să trecem repede prin el. Deci, uh, Marius, portofoliu neapărat trebuie să fie uh, vizitabil și evaluabil, ca să folosiți niște cuvinte inexistente în română, poate, de niște oameni netehnici, deci trebuie să îl faci în așa fel încât în zona de feature să apară proiectele direct, deploate undeva. Um, în rest, n-aș avea ce să-ți adaug, în afară de faptul că lipsește, lipsesc endorsements, lipsesc skill în primul mm -hmm. rând. văd că ai Office, Java și Web Applications. Office nu cred că interesează pe nimeni dacă vrei să te angajezi în domeniu. Java e ok, web application să zicem și aș mai pune ceva relevant în plus și aș face și testul de Java de pe LinkedIn pe care poți să-l faci uh, mergând efectiv în zona de skills și uh, apăsând pe text skill test și căutând Java uite Java dacă îl faci pe asta uh, durează 15 minute teoretic de fapt nu, durează 1,5 minute pe întrebare, ori 15, deci 22 de minute, dar uh, merită să apară acolo o certificare în plus. De la LinkedIn, da, în fine, up, lângă Java. Uh, și neapărat o chestie care lipsește și care la tine n-ar trebui să lipsească e zona de recomandări. Tu ai lucrat în trecut cu niște oameni, care pot să garanteze pentru caracterul tău și pentru felul cum pui problema și pentru abilitatea ta de a fi profesionist. Chestia asta ar trebui să se vadă în LinkedIn și ar trebui măcar să vorbești cu niște colegi actuali sau trecuți să ți lase recomandări. Adică să -ți, chiar dacă nu au legătură cu Java, asta vreau să zic. E vorba de o atestare a caracterului tău în general, nu neapărat în raport cu munca asta exclusivă de Java. Care încă n-ai făcut-o Fiindcă asta vrei să, spre asta vrei să tranziționezi acum Deci pe scurt, astea, astea sunt sfaturile mele uh, În rest Pare tot ok N-ar trebui să fie problem Și repet, uh, ai grijă la uh, Felul cum te descrii. E ok să fie Java developer aici, dar nu neapărat Ca și rol principal, că nu ești încă Java developer În adevărat o să-mi Vrei să fii te pregătești să fii chestii de asta. Bun, mai departe. Sărim deci peste X și 0 litică, să data viitoare, o să fie mai fan când mai mulți. Și peste jocul lui Alex. Și, și pe ăsta îl tratăm data viitoare. Avem asta și asta. Hai să sărim rândul aici. David. Splice clone, zici tu. Există, ia să vedem. Splice. Vreau să văd și site original. Punem presiune. Așa Bun. Dacă varianta din stânga e făcută de tine manual și nu ai dat pur și simplu copy-paste la CSS-ul din original, reproducerea este foarte fidelă, pot să zic. Inclusiv la nivel de poze, dar bănuiesc că pastelele le torcum de lei. Ceea ce e ok, nu e absolut nicio problemă. Uh. Bun. Hai să mai facem o chestie. Deci, originalul este ăsta. Hai să-l testăm. O să deschid două auditoare. Pe unul punem originalul și pe unul punem clona. Așa, și între timp sunt curios de mobile. Și aici, și aici. Aici sunt niște mici diferențe. Ceea ce nu e o problemă. Sunt foarte mici diferențe. Asta este clona. Și asta este original. Efectul e foarte similar. E manual de la zero. Da. Felicitări. Dacă l-ai făcut de la zero, e, e, o clonă foarte reușită. Și e genul de exercițiu care cred că te învață foarte mult despre cum gândesc alții layout cu cât faci mai multe site-uri și mai diverse în felul ăsta, cu atât îți dai seama uh, care din autorii acestor site-uri în mod original a gândit cel mai bine layout-urile. <fii> Știi? Că până la urmă dacă replici ce există, unele arată mai bine și altele mai puțin bine. Spre exemplu, chestia asta arată oribil. Și nu e vina ta, asta e și originalul, adică tu ai replicat original. Da. Eu în locul design-urilor ăsta n-aș lăsa bucata asta de what creators are saying about Splice așa. Arată odios. Știi? Și cu cât faci mai multe uh, replici din astea, cu atât îți dai seama care, care din front-end developer sau designeri sunt mai buni. Că până la urmă te uiți la rezultatul final și vezi cum au abordat situația. Așa, hai să testăm deci. Uh, Lighthouse, Metrics. Uh, rich Results Tester Wave Pentest Tools Validator Yellow Lab Tools și observatori. Ok, aici văd că a avut o problemă de accesibilitate La capitolul viteză stai destul de bine uh, WebPure frumos mă rog, nu sunt dimensionate corect, dar nu e o problemă asta. Probabil fiindcă n-ai responsive images. <coughs> n-ai caching-ul făcut corect pentru că, nu, e GitHub și nu prea ai ce face. Redirect chains. Da, la accesibilitatea nu știu de ce a dat kick să ăsta, la best practice n-ai CSP-uri, dar e ok. Adică n-ai ai o, o, o singură problemă în CSP și links are not crawlable, dar <laughs> scopul nu să faci linkurile crawlable. Da, foarte tare, adică la, la o primă iterație de, sau la o primă iterație, la o, la o clonă de splice care Chiar seamănă cu site-ul original. Mi se pare că ai lucrat ceva. Ai doar niște erori de contrast, dar în rest pare ok. Ia să vedem și un light scan de securitate. Fără erori de HTML, excelent. Pun pariu că originalul e mai slab. Ia să vedem. Lighthouse, Rich Results, Wave, Validator, Yellow Lab și Observatory. Nu. Uh, Accesibilitatea e similară. Ce? Uite, am, am, am avut dreptate. Au o grămadă de erori ăștia pentru că au făcut uh, în Angular site-ul și au uitat să scrăbuiască ng contenturile astea pe aici care apar în elementele din html Proprietăți cu underscore, asta e problema de fapt. E una din probleme ce Da. Deci la validare ești mai bun ca ei, bravo. Uh, mai departe, la Yellow Lab ne-am dat încă scan. La header de securitate ești mai bun ca ei. Good job. Ei n-au CSP deloc. Tu ai CSP, dar ai mici probleme cu el. Foarte tare. La Rich Results e la fel. La performanță ești mai bun ca ei. Wow. Da, pentru că e da, normal, că l-ai făcut de la zero și le -a... Uite, vezi, asta e diferența. E diferența între un, un, layout ca lumea. Bine, e, la ei e site dinamic. La tine nu, e doar un, un site static. Dar dacă îl faci dinamic pe ăsta al tău, o să iasă mai bun ca al lor. În funcție și de ce JavaScript folosești sau în fine, de ce framework-uri folosești. Dar uite, iau GIF-uri, tu ai web-uri. Deja Asta spune multe, Da, felicitări. Chiar felicitări. E, ți și foarte bine. Și uite, și la Yolo Lab se va vedea. Uite, asta, asta are altoare 96 uh, pentru că n-ai pus niște loading laziuri pe poze odată. Deci asta trebuie puse cu loading egal lazy. Proprietatea loading egal lazy pe IMG. Și n-ai folosit UVOF 2, dar probabil că tot așa l-ai luat de la ei. Asta nota este 52, la tine nota este 96. Și ăștia au 5 mega de site. Mamă, ce ce se se au ăștia. Incredibil. Da, uite, la ăștia au fontul care trebuie. În fine, e, este minoră. Dacă vrei să rezolvi, dacă ești perfecționist, do it. Dar în rest, te-ai descurcat excelent. Deci eu, eu pentru asta, dacă ai aplicat la un job de front-end, te-aș chema instantaneu la interviu. Dacă aș vedea un, un, un proiect de genul ăsta în portofoliu. Bravo. E exact ce trebuie. Uh. Exact uite tică zice am, am văzut mulți mid level mai slabi mă bucur mă bucur e, e excelent că adică una e să zic lucruri și alta e să percutați voi la ele și chiar să mă ascultați deci excelent bravo o să o să fii o să fi foarte căutat dacă o ții tot așa și dacă continui să înveți o să fie bine și sigur îți găsești job dacă începi să aplici. Uh, mai fă proiecte similare, eventual și unele un pic mai complexe. O să ajute. O să te ajute și pe tine să dobândești experiența mai multă și o să fie și mai spectaculos. Mai ales că o să garantez faptul că, adică o să le, o să le poți demonstra faptul că le-ai făcut de la zero și că rezultatele în tool de genul ăsta sunt mai bune. Poți chiar într-un site de altă de portofoliu să pui screenshot din, uite de aici, 96 versus original care e 52, știi, și o să convingi pe oricine că meriți angajat, fără problemă. Bun, uh, e 28 minute, deci am depășit oricum. Așa, o să închid evaluările pe aici. Mai era acest Red Mansions de la Răzvan răzvan, mai e și pe aici? Nu, cred că mai e pe aici. Dar hai totuși să o facem și pe asta, dacă tot e în... Uh... Deci, uh, am uitat să mai bifez în uh, Discord. Uh... Mai enervează Discord? Un singur lucru mai enervează la Discord. Nu ține minte emojurile cele mai desfolosite. Așa, deși pe asta. Ok. Uh, pe asta... N-am mai deschis-o. Pe asta o deschidem data viitoare. Scuze, eu mă joc în, în discord acum. Marchez itemii de aici. Așa, mai am puțin. Un moment, vă rog. Ok, l am marcat pe toate și cred că le-am și parcurs pe toate și mai avem. Uh, Uite, mi-a mai trimis la Laurențiu acum ăsta și înainte de asta mai am uh, Red Mansions. <coughs> Hai să ne ocupăm rapid de Red Mansions. Chiar dacă nu uh, mai e live persoana care a trimis link-ul ăsta. Bun. Uh, Designul pare curat și frumos la prima vedere. E destul de basic așa, adică E un pic generic. Aș putea să interpretez că se ia după forma casei textul de aici, dar nu știu dacă e neapărat cazul. E relativ interesant faptul că a vrut neapărat ca fiecare screen din asta să ocupe un 100VH tot timpul. Vedeți că e un ecran, un ecran, adică dacă dau space. Oh, ce s-a întâmplat? E ceva neregul? În, în fine, așa ar trebui să se ocupe un ecran întreg. Aici sunt case, pare destul de curat și proiectul ăsta. Aici nu înțeleg de ce, ok, se oprește aici și, ok, e doi, sunt două ecrane practic acolo. La click nu se întâmplă nimic, dar în fine, probabil că e o singură pagină ne fără funcționalități. La blog nu e același efect de hover ca aici, dar nu, nu cred că e o problemă. Pare, nu știu, pare un template. Așa îmi pare la prima vedere. Dacă nu e un template, deci dacă chiar e codat de mână, ca să zic așa, good job. Dacă e un template, nu înțeleg. Da, la mobile mai sunt niște probleme. În primul rând că nu e padding pe text și nu, nu încape textul pe orizontal aici. Aici itemii clar nu încap pe 320 de pixel, ceea ce e o problemă majoră. Adică ar trebui să încapă pe minim 320, dar 320 în sus. Așa. Blogul pare ok. Timo pare ok. Cu poze stock. Contactul pare ok. A, ah, pare chiar funcționează. I-a pus un action acolo. Așa. Și footer-ul pare ok. Bun. Testing time. Puc auditorul de site-uri. A. Ah. Aparent chiar funcționează acest formulă. Bun. Uh, GTMetrix Lighthouse Rich Results Wave. Ok. Din Londra. 83, nu e rău. din nou, poze, tot timpul asta e cea mai mare problemă absolut, aparent și, și nu doar la site-urile pe care le-ați le trimis voi, ci în general pe internet. Uh, WebP, deci, lipsă de WebP, aici nu prea e ce face și aici doar dacă scoți fontosul sau bootstrap cu totul. Așa, lipsește width și height pe toate pozele, ceea ce e o problemă. Și astea nu au caching-ul corect, dar dacă sunt pe GitHub eu nu prea e ce faci oricum. Iar aici, CSP, aici nu, e aspect, aspect ratio greșit deci e, e poza și sunt niște erori de integrity pe juse deliver-ul ăsta, pe popper. Bun. Probleme nu foarte mari, deci relativ ușor de rezolvat. Pe accesibilitate, în schimb, sunt niște label-uri care lipsesc la formular, deci e clar că persoana care a construit formularul nu uh, are experiență cu a construi chestii accessible, formular accessible. Și sunt niște link-uri pe aici, în același lucru. Și aici pare că, sunt, că există niște erori de contrast pentru că fundalul, deci dacă scoatem poza de aici, Probabil că fundalul e alb și e text alb pe alb. Deci dacă nu se încarcă poza așa se vede, ceea ce e o problemă de accesibilitate, accesibilitate într-adevăr. Așa, erori de HTML, câteva, asta ar merita rezolvate că nu sunt așa complicate de rezolvat. Hedele de securitate există CSP și e OK, uh, Ish dar uh, mai trebuie umbla și la restul. Și global score-ul e 79, nu e așa rău. Din nou, WeP, uh, loading lazy, CSS-ul e cam bloated, dar pentru că e... Uh, Bootstrap-ul uh, are 2344 de ruluri, deci uh, despre ce vorbim. important la fel tot acolo, web, web fonts sunt două fonturi, sunt și cinci uh, fonturi standard. Și caching-ul definit incorrect, dar din, la, din nou la caching nu prea e cum să umbli pe GitHub.io. Da, deci cam astea sunt problemele în mare. Relativ simplu de rezolvat. Proiectul este decent. Uh, e un pic mai puțin spectaculos, de, adică e, e ok vizual vorbind e interesant nu știu dacă varianta de 100 VH mai jos de prim ecran are sens adică eu aici n-aș, lăsa 100 VH aș lăsa ar pune doar un padding că are mai mult sens așa vizual mi-așa mi se pare și la fel și aici 200 VH sau cât e. Uite, am intuit corect. Da, la blog la fel, în fin. Deci n-aș lăsa 100 VH, asta, asta e clar. Și oricum n-aș lăsa 100 VH pe, nu știu, pe mobile, cum e, dar bănesc că nu e cazul. A, încă o problemă majoră, mm. la care nu m-am uitat până acum, e de la desktop în jos făcut acest CSS uitați, să vă arăt cu degetul e max width 321 max width 400 uite, fi, e și, reprezintă perfect problema, Ai fix, fix acest screenshot sau acest, acest ecran, deci în loc să ai un singur uh, stil pentru mobile și după aia uh, succesiv pe măsură ce se crește rezoluția, să adaugi CSS-uri adică media queries, ca să pui, să suprascrii doar ce se schimbă. Face faci css de desktop și după aia adaugi css uri în funcție de cât de mult scade rezoluția. Și asta înseamnă că pe mobile se execută cel mai mult CSS. Ceea ce nu e bine. Deci uite, Media screen max 1025, max 1000, max 770, max 542, max 420, max 400, 321. Toate astea se execută pe rând. Ce? deci de-aia min width e ideal. Pentru că pe mobile trebuie să se execute cel mai puțin ce Bun. Rant over. Uh, ultimul proiect. am asta a ajuns la 25%. Ok. Deci la Orențiu ai noroc, ești ultimul. Uh, Să-i pun un check aici. <coughs> Mai am și eu un proiect dezvoltat cu niște băieți dintr-o comunitate pe Discord unde încarci pagini statice de HTML, CSS și JavaScript și serverul le va randa automat un fel de ghost de pagini statice. Să mă loghez cu un cont de admin. Ok. Hai să încerc, autentificare, guest. Apare, n-a funcționat. -te. guest. Test 2, da? Și parola, o să-i dau copy-paste din Discord. Ah, hai că da, mă avertizează Google că nu e o parolă pe care aș, aș, vrea să o am vreodată la nimic. Bun. Deci încarci pagini statice de HTML, CSS și JavaScript și serverul le va randa automat. Hai să vedem. Pagina demo încărcată de utilizator admin. Try me. Salut. Uh, și vezi pagina. Deci pe incarcare îi așa. proiect demo. Bun, și acum cum mă <laughs> hmm? Da, uh, probabil o să-i dau un clear la application cache și toate și o să mă reloghez. Se pare că nu. A, ah, pentru că aici ar trebui să mă loghez. Ce se refer cu chinoțet, foarte interesant. Îmi pare rău, am încercat. <laughs> da. Noapte bună tică, deci la Orențiu, dacă până data viitoare îl faci să meargă un pic mai stabil promit că mă uit la el data viitoare, până atunci însă eu mă retrag și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, sunteți încă 15 pe, pe live, mi se pare fantastic cum aveți atâta răbdare, mă bucur mult că poate învățați ceva din live-ul ăsta și sunt convins că o să vă distrați și live-urile viitoare la fel de mult. Așa că vă las. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru link-uri și tradiționalul succes în carieră.